În legătură cu anunțul din ziar, doriți să închiriați o cameră? Vreau să știu prețul. Eu sunt studentă și m-ar interesa o cameră. Sunteți în București? Sunt din Buzău și m-ar interesa prețul la garsonieră. Bănuiesc că e garsonieră, nu? Sau e apartament cu cameră? Ce este vorba despre un apartament cu 4 camere în zona Unirii? Eu aș fi vrut cu o cameră. Dumneavoastră vreți să închiriați o cameră? Sau le aveți pe toate în chirie? Eu am citit acolo că sunteți tânără și doriți căutați să închiriați ceva și da. Eu chiar intenționez să-mi iau pe cineva lângă mine pentru că... Nu mai stă nimeni în apartament? Stați numai dumneavoastră? Eu sunt singur, știți romanul acela, singur pe lume de Hector Malou. Da. Sunt în această postură și nu am pe nimeni și am zis că... Da, câți ani aveți dumneavoastră? 78 de ani am. Și vreți să vă luați pe cineva? Sunteți bolnav? Sunt așa un pic. Am zis că am și eu nevoie de cineva, un suflet cald care să mă îngrijească și să fie alături de mine. Asta e toată problema. Chiar mi-aș dori așa, dacă dumneavoastră ați fi dispusă să veniți, să stați la mine, să stați cu mine. Eu n-am pretenția, v-am spus, am 4 camere, este zona Unirii, zonă foarte frumoasă în București. Da, știu. Nu am probleme, adică eu pot să vă ajut pe dumneavoastră fără să-mi dați niciun ban. Cum, fără niciun ban? Da. Dumneavoastră cu ce vă ocupați? Sunt studentă la AS. Studentă la? AS. Facultate? Da. Nu, și dar da. Nu este formație de asta, că știu că Asia... Nu, Asia e formația. Facultatea se numește AS. Cum se cheamă formația? Asia. Nu, este formație de fotbal. Pe vremea mea juca Asia Târgu Mureș sau... Și ar trebui să vă ajut cu ceva dacă nu vreți să-mi luați niciun ban pentru chirie. Cred că trebuie să fac ceva în schimb, nu? Să vă ajut dacă sunteți bolnav sau mâncare, ceva. Oricum, eu sunt foarte curată, o să... N-am pe nimeni, v-am spus, deci singurii mei copii sunt 2 pisici. Aha, îmi plac pisicile, nu e nicio problemă, îmi plac pisicile. Să aveți grijă de pisici și de stăpân. Da, dar de stăpân în ce mod? V-am spus că aș avea nevoie de un suflet cald lângă mine, sunt foarte singur și nimeni nu mai mă calcă pragul și... Sunt așa într-o situație, singurătatea este și bătrânețe, haine grele, cum se spune. Sunt de acord dacă aveți nevoie de... Nici nu pot să mă bărbieresc, că tremură mâna și tot mă tai pe față. Sunt... O să vă ajut, o să vă ajut eu. Dacă nu aș putea să vin să văd apartamentul? Aș vrea să vin cu o prietenă de-a mea, dacă se poate, dacă nu vă deranjează. Nu am prieten. Sunteți singurică? Da, momentan sunt singurică. Eu mai am și o prietenă, eventual dacă nu mă descurc eu singură, o să chem și pe ea și o să vă ajute. Și atunci da. O să reușim noi cumva. Eu nu știu cât ori mai trăi. Să știți că eu mă angajez în treaba asta și pot să am grijă de dumneavoastră, numai că dacă ați spus că nu aveți pe nimeni, nici copii și nu că aș avea pretenții, dar... Poate m-a ajutat și dumneavoastră cu ceva, mai ales că sunt studentă și nu am unde să stau și mă gândesc că m-a ajutat și pe mine și mă ajut și eu, înțelegeți? Vreau ca să găsesc pe cineva, că eu nici n-am cui să las moștenire. Păi eu, dacă o să aveți încredere în mine și eu o să mă port frumos cu dumneavoastră, poate îmi lăsați mie apartamentul. Eu nu prea am bani, părinții mei n-au cum să mă întrețină, eu trebuie să-mi găsesc și un serviciu pe lângă facultate și atunci... Și ce să fac eu? Să-mi lăsați mie apartamentul, dacă eu am să mă port frumos cu dumneavoastră și dumneavoastră să căpătați încredere în mine și lucrurile să meargă bine, mă gândesc că poate îmi lăsați mie apartamentul, că părinții nu au posibilitate să mă țină, stau foarte greu. La da. Noi în familie, abia ne descurcăm. Ce să vă spun nu acum? Nu pot să fiu afectuoasă cu dumneavoastră și să vă ofer un sprijin așa la bătrânețe și să... Eu vă înțeleg că e altceva când mai există cineva în casă și mai ales că nu aveți pe nimeni. Poate. Dar numai că dacă fac și mă angajez în treaba asta, să știu sigur că m-a ajutat și îmi lăsați apartamentul, că n-aș vrea să se trezească după ce muriți, Doamne ferește, dumneavoastră, să...
dacă apare vreun moștenitor și o să lipsești la facultate, o să vă dați seama că nu pot să risc ca după vreun timp să apară vreun moștenitor. Să știu clar dacă îmi faceți acte pe apartament. Cum să spun, am spus că îmi iau o fată, pentru că este altceva. Chiar dacă sunt bătrân, atracția feminină tot există. Da. Nu o să vă abuzez sexual, că la vârsta mea nici... Da, și atunci... Adică vreți ceva în schimb la... Dorința mea ar fi, știți, să mor fericit, știți? N-am mai văzut femeie, deci n-am mai văzut de foarte mulți ani. A, și vreți să mă dezbrac? Vreți să mă dezbrac? Stați un pic, că deja îmi bate inima și... Stați ușor, să nu cumva, doamne, care și faceți infarct, nici l-am făcut actele pe apartament. Nu vă abuzez sexual, da. Dar mi-a plăcut tare mult. Cu acordul dumneavoastră, atunci când faceți baie, să mă lăsați să intru, să mă uit măcar, adică să, nu știu, să poate să facem, dacă vreți, deci nu este absolut, deci este o dorință de-a mea, de a vedea, poate pentru ultimele dăți în viața mea, o femeie goală. Atunci când faceți baie, să-mi dați să mie voie, eu știu, să mă uit, poate să pun mâna, să ating și eu așa ușor. Cum adică să atingeți? Să vă pup așa, să vă... Ultimele mele dorințe, adică ca bărbat așa aș dori și eu. Asta nu-i nimic, adică, da, nu. Se poate. Cu acordul dumneavoastră să vă ating și să vă pup așa cât o-i putea și eu. Da, da, da. Ei, dacă nu facem altceva, asta e, nu-i nimic. Adică aș putea, dacă nu facem nimic. Dar vreți să mă pupați și jos? Cum? Vreți să mă pupați și jos? Adică asta include și asta? Jos pe parchet sau nu? Mă vedeam, nu. Da, ne descurcăm atunci. Și când aș putea să vin să văd camera și apartamentul și să ne cunoaștem? Ce ați spus? Cum adică dacă jos? Nu, adică, ei, lăsați că vă arăt eu când o să ne întâlnim. Când pot să trec? Când puteți dumneavoastră, nu este absolut nicio problemă, numai să mă anunțați. Păi atunci eu vă sunt în momentul în care ajung în București. Să-mi dați adresa exactă. Eventual poate ieșiți dumneavoastră în stradă și mă așteptați undeva să stabilim un loc unde să ne întâlnim. Cum ați spus că vă numiți dumneavoastră? Mă numesc Daniel Bustugan de la Radio 21 și a fost o farsă. Da, mi-ați făcut-o. Mă gândeam că am pus și eu mâna pe un apartament. Cum? Mă gândeam că am pus și eu mâna pe un apartament și pe un moș care nu mai o duce mult și că îmi găseam și o casă. Să stau în București că sunt chirii foarte mari. V-ați bătut joc de mine, o să mă aud o țară întreagă că am vorbit prostiile astea la telefon. Dacă ar fi fost adevărat, v-ați fi înjosit în halul ăsta? Nu, absolut deloc, glumeam. La policlinica numărul. V-ați făcut niște analize la noi. Da. Eu am aici setul nostru de analize. L-am preluat de la domnul doctor Iescu și domnul doctor Iescu mi-a dat mie, pentru că el nu se poate ocupa, pleacă la un congres în Germania, la Washington, și nu poate să se ocupe de dumneavoastră și mi-a dat mie setul de analize. Vârsta? 22 de ani. Profesia? Sunt casier la o firmă de pază și protecție. De ce ați făcut analize? Păi mă simțeam un pic rău, eram amețită, mă durea capul. M-am uitat pe setul de analize și nu-mi place deloc. De ce? Ați fost depistată cu mai multe boli, ca să zic așa. Și care ar fi ale? Nu pot să vi le spun acum, ar fi bine să... Dar puteți să-mi spuneți măcar așa un pic, ca să ne anticipați ceva. Nu cred că o să pot dormi la noapte dacă nu mi-a anticipați măcar un pic așa, ca să știu, să-mi fac o idee, să știu la ce să mă aștept. Unele mai grave, altele mai puțin grave. Puneți-le pe alea mai grave. Hai să vă zic atunci. Ați fost depistată cu o cupidonocită acută? Da. În zona inghinală, adică la inimă. Simt așa un pic că respir mai greu de la un timp încoace. Mă cam înțeapă. Deci această cupidonocită acută cu implicații la nivelul, notați, da, tropicului racului, coasta 4 lateral dreapta, determină în cazul nostru o insuficiență vaginală a plămânului stâng. Aha. Ce efect are? Ce poate produce dacă nu e tratat sau... Păi, deci o să respirați mult mai greu. Nu simțiți așa o insuficiență vaginală a plămânului stâng? Ba da. Simțiți? Da, simt. Zic că am simțit lucrul acesta, dar am pus-o pe seama faptului că fumez foarte mult, cam un pachet două de țigări pe zi. Când simțiți această insuficiență vaginală a plămânului stâng? Cel mai des dimineața. De cele mai multe ori. M-ați dat peste cap cu vestea asta. Cum există un remediu să se îmbunătățească, să știu eu. Cum e și perioada în care trebuie să-mi iau concediu și nu mai mi-arde de nimic. Vreți să plecați în concediu? Da. Nu se pune problema.
Păi nu știu, atunci cred că o să fac cum spuneți dumneavoastră, cum e mai bine. Mai întâi ar trebui tratată această frigiditate, pentru că asta se dezvoltă cel mai tare. Ați auzit de frigiditate? Da, am auzit. Știți cum se manifestă? Cu frig, cu răceală, cu... o senzație rece. Deci frigiditate înseamnă insatisfacția sexuală, insatisfacție în pat. Acum am înțeles. Domn doctor, ce ar trebui să fac? Ai un prieten? Nu am prieten. Relații sexuale? Da. Cam câte? Păi nu știu, că nu le-am numărat. Anul ăsta, cam câte relații sexuale? Păi nu știu, să zic, vreo 10. Cât? Vreo 10. Cu același bărbat? Păi nu, că v-am spus că nu am prieten. V-am spus că nu am prieten, nu cu același bărbat. Boli venerice, ceva? N-ai avut probleme? Nu, n-am avut. Cum te simțeai? Păi nu mă simțeam chiar atât de bine. Se termina cam repede. Ce se termina cam repede? Actul în sine. Din cauza ta? Nu știu dacă din cauza mea, probabil. Bărbații ce ocupații aveau? Păi sunt angajați de firme unde lucrez eu. Vezi că s-ar putea să transmiți una din bolile astea pe care le ai. Ai putea să-mi spui numele lor? Dacă vă servește la ceva, vi le spun. Trebuie să-i chemăm și pe ei la cabinet. Am înțeles. Trebuie să depistăm zonele seismice pe corpul tău. Știi ce înseamnă zonele seismice? Zonele în care am niște reacții mai diferite, mai... Ce reacții? Excitații. Ai asemenea zone seismice? Da, am. Unde? Pe gât, pe fund, pe picioare, în ureche. Cele mai sensibile și mai sensibile zone seismice de pe corpul tău, unde? Nu pot să vă spun așa ceva, e ceva intim totuși. În mare, așa, unde sunt zonele tale seismice cele mai sensibile? Sânii și în chiloți. Cum? Sânii și în chiloți. Când poți să vii la cabinet la mine? Și mâine pot veni. Îmi faci o cerere în care tu scrii așa: cu această cerere vii mâine la mine și ai putea să-mi repeți declarația? Subsemnata Mirela Man, sunt de acord să fiu examinată în zonele mele seismice. Intime? Intime. Gât, picioare, fund, în ureche, sâni, în vederea stabilirii unui tratament pentru suferința mea de cupidonocită. Cupidonocită, nu cu bidon. Cupidonocită acută, cu implicații la nivelului tropicului ragului, ce îmi determină o insuficiență vaginală a plămânului stâng. La nivelul tropicului racului, în paranteză, insuficiență vaginală a plămânului stâng. În paranteză o să scrie acolo: coasta 4 dreapta. Coasta 4 dreapta. Poți să-ți mai spun ceva? Da. Dar nu te superi. Domnul doctor, nu mă supăr. Deci a fost o farsă, Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. Vai! Cine mi-a făcut farsa? Un bodyguard de la tine, de acolo, de la firma de pas. Vai, mi-e rău. Și cum se numește angajatul? Mi-a scris doar un coleg de serviciu. O să fie cam greu să aflu atunci. O fi unul din aia 10? Nu știu, probabil. Deci te-ai supărat sau nu? Păi jur că nu m-am supărat. Farsele lui Buzdugan, numai la Dimineața de Mentă. Bună seara! Bună seara! Ilie, da. Galațiu, da, sigur. Îmi cer mii de scuze că vă deranjez la această oră. Numele meu este Keanu Reeves din Matrix. Matrix este o comisie de senzori care se ocupă de capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Ceva de legat de probleme medicale. Eu sunt doctor, mă ocup de unul dintre aceste capitole. Domnul Ilie, unul dintre capitole se referă la longevitatea organelor genitale ale bărbaților din România, dacă... Înțelegeți? Cum a spus? Longevitatea organelor genitale. Aha, am înțeles. Deci, da, am înțeles. Longevitatea organelor genitale ale bărbaților. Am înțeles. Adică? Da. Longevitatea, adică câți centimetri are jucăria, nu? Cum? Adică câți centimetri are jucăria. Da, domnul Chianu, am înțeles, da. Longevitatea jucăriei, da. Așa. În centimetri. Noi facem o statistică a longevității bărbaților români. Rugămintea mea și a comisiei de senzori din care fac parte e să ne ajutați. Cu ce să vă ajut? La realizarea acestui studiu, acestei statistici. Da, spuneți. Ne-ați putea ajuta? Cu ce să vă ajut? Cu longevitatea jucăriei, deci așa, înțeleg, da? Faceți niște măsurători? Vai, domn, dar nu fac așa ceva, domnule, adică sunt eu măsor, cum adică? Nu fac așa. Cum? Ceva, domnule. Mă apuc să măsor longevitatea, unde să duc? Trebuie să mă duc undeva să fac treaba asta. Nici nu prea pot așa, că e sus. Soacră mea pe ei sunt casă, eu știu, nici... La baie nu puteți încerca... Și cu ce s-o măsor, domnul Chianu? Cu ce s-o măsor? N-aveți un origlă, un metru sau ce? Un metru? Da, un metru de croitorie, de alunevață. Da, până la omul, degeaba sau cum să fac treaba asta? Cum? Nu fac degeaba așa, chiar mă deranjați degeaba sau mai e ceva la treaba asta? Noi oferim 60 de euro. Da, e o sumă. Pentru asta cred că merită să ajung până la baie să fac treaba asta. Da, este vorba despre 60 de euro, sunt bani de la Comunitatea Europeană și așa. Pentru 60 de euro eu zic că nu deranjul prea mare.
sigur. Păi, ați putea să ne ajutați? Da. Mă duc până la baie să văd, deocamdată văd că-i soacă-mea la baie. Dacă mă sunat o leacă mai târziu, eu știu să iasă din baie și atunci să vedem, poate, ca să ajung și acolo să-mi iau și un metru de tâmplărie. Văd eu ce găsesc. În cât timp să vă sun? În 10 minute, ca să am și eu timp să vă aduc, să măsor toată treaba asta. Nu, da, haideți în felul următor. Deci eu zic că am jumătate de oră. Eu vă las la dispoziție. Bun, jumătate. Mai bine. Ar fi necesar să fiți un pic în erecție, adică... Am înțeles. Păi da, păi eu iau spune vasna. Da, pentru 60 de euro... V-ar putea ajuta soția dumneavoastră? Adică... Sigur, păi da, cum să nu, dar e vorba de 60 de euro, domne, cum? La noi aici 60 de euro îți bani, domne, nu glumă. Și pentru treaba asta cât e să... Nu e o problemă. V-ar putea ajuta și soția? Da, sigur, trebuie să mă ajute și deci, ea. E vorba de un pic în erecție să fie... Am înțeles, domnul Cheanu. Vă sun eu în jumătate de oră? Da, sunați-mă. Dar mă sunați, nu mă duc degeaba la baie. Da, vă sun eu în jumătate de oră, da? Da, vine domnul Cheanu, domnul Așa. Doctor. Domnul Ilie? Da. Tot domnul doctor Keanu Reeves sunt. Da, domnul doctor, da. Așteptați să mă sunați. V-ați măsurat longevitatea? Am măsurat-o. E aproape 15 cm, dar să știți că cu aproximație, pentru că e și soacnă pe aici. Da, eu cred așa când știu că mai e și altcineva în jurul meu. În condiții de stres, adevărul că se micșorează. Credeți că ar fi fost loc de mai mult? Sigur, eu mă cunosc, domnul doctor. Păi, dar categoric e mai mare. Dar vă dați seama că acum cu treaba asta cu... Da, soția nu... N-am cum să vă explic, vă mi-e și jenă. Bine, și m-a ajutat și nevastă la treaba asta, da? Cum v-a ajutat? M-a ajutat cum să ajut, o femeie, un bărbat. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Ilie. Și eu vă mulțumesc, dar domnul doctor, cum rămâne cu suma? A spus ceva de vreo 60 de euro și... Da, nu, să știu că am... da, păi, dumneavoastră, da, să puneți într-un plic sigilat toate datele dumneavoastră. Și longevitatea sau numai datele de... Numele, prenumele asta. Și asta. Bineînțeles și longevitatea penisului asta. Dumneavoastră. Da, am înțeles, domnul doctor. Bun. Și când se trimit plicul? Chiar și mâine puteți. Notați dumneavoastră acolo, în atenția domnului doctor. În atenția domnului doctor. Keanu Reeves. De la Comisia de Senzor Metrics. Treceți acolo longevitatea penisului, da? Sigur. Pentru asta iau banii doar. Păi sigur, da. Așa. Îmi puteți repeta? În atenția domnului doctor Keanu Reeves, către Comisia de Senzori a... Metrics. Așa. Către Comisia de Senzori Metrics. Și bineînțeles, longevitatea penisului. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Hai, domnule, lasă-mă, du-te! Amătii, domnule, dă-mă un pic, eu mă bucur pe nevastă-mea să mă țină de scolă pentru tine degeaba, domnule, adică nu primesc cei 60 de euro, domnule. Dar cine ești, domnule, eu îmi dau patronul jos în fața nevastă-mea pentru tine, domnule, degeaba, în fila ta e nabii de tâmpit. Dar nu ți-i rușine, domnule, eu îmi dau patronul jos, tu mă păcălești în halul ăsta, nu du-te, domnule, în pic. Amătii. Îți bagi joc de oameni, las că afle-o cine-i șeful tău, că era să-i dracu cu radio-ul vostru. Radio 21. Bună ziua! Bună seara! Bună seara, da, bună seara! Doamna Prodan? Da, eu sunt. Doamna Prodan? Cine vorbesc? Am numărul de telefon de la Ionela Iorgu, am numărul de telefon de la prietena noastră. Da. Am înțeles că doriți un câine de vânătoare, să vă cumpărați un câine de vânătoare. Da, aș dori, aș vrea să-i fac o surpriză soțului meu. Este vânător? Da, soțul meu este vânător și este ziua lui, chiar aș vrea să-i fac o surpriză. Aveți așa ceva? Aș vrea un câine de vânătoare. Depinde câți bani aveți, pentru că variază prețurile de la buzunar la buzunar. Spuneți-mi, ce rase aveți? Vă pricepeți la câini? Sincer, nu prea mă pricep, dar... El ce vânează? Fazani. Fazani, da? Da. Și e de mult vânător? Recomandați-mi dumneavoastră ce rase aveți. Păi uitați, am două rase acum disponibile, două rase foarte bune. Una mai ieftină, una mai scumpă. Spuneți-mi, care sunt? Un Fokker Spaniel. Ăsta cât ajunge? 50 de euro. Așa, și cealaltă rasă? Mai am o rasă clitoris irlandez. Ăsta e 300 de euro. Păi, cred că ăsta m-ar interesa. Bănuiesc că fiind mai scump, e și mai bună rasa. Care? Clitorisul. Clitoris irlandez. Da, așa ceva. Dar spuneți-mi ceva despre el, descrieți-mi-l un pic. Da, ați reținut cum se cheamă? Clitoris irlandez. Cum? Clitoris irlandez. Ăsta are 8 luni, este deja dresat, cum s-ar spune. Așa, și la ce comenzi ar răspunde? Ce știe să facă?
Păi știe să aducă vânatul. Așa. Când ați dorit câinele? Cât se poate de repede. Aveți un pic să notați acolo? Da, notez, spuneți-mi. Stați o secundă să-mi iau ceva. Acum, spune. E un câine care trebuie foarte mult mângâiat. Cum să zic eu, clitorisul ăsta este foarte jucăuș. Așa. Și nu știu dacă aveți timp, dacă are cine să se ocupe de el. Sigur, și la noi în familie animalele sunt iubite, le alintăm, avem grijă de ele. Ați pus mâna vreodată pe un clitoris? Nu, n-am avut ocazia, deci aștept acum să trimiteți câinele și o să-l mângâi, o să mă joc cu el, o să am grijă de el. Să-l mângâiați. Numai să nu fie bolnav. Cum să fie bolnav? Nu, e un clitoris sănătos ăsta, doamnă. Și vaccinat tot? Vaccinat, da. Bine, dar spuneți-mi, e agresiv, mușcă, e nervos? Nu, doamnă, nu mușcă ăsta, nu mă alinge. Sigur nu mușcă. Nu, doamnă. Cu linsul nu-i nicio problemă. E foarte alintat și s-ar putea să vă lingă. Deci dacă linge, nu-i nicio problemă să nu muște. Nu mușcă, doamnă. Unde clitorisul nu mușcă. Linge, deci nu. Asta e perfect. Bun. Notați acolo comenzile. Da, spuneți-mi. Avort pentru a adus vânatul. Da. Deci când vreți ca să-l trimiteți după vânat, îi spuneți avort. Și aduce vânatul. Da. Culcat, sculat, dă laba și... Dă laba. Și marșarier. Și marșalier, da, am notat. Marșalier când îi spuneți marș, adică când să nu muște, să nu... Comanda de marșalier. Dar el e dresat, știe să le facă, da? Da. Eu mai dau comenzile. Ați notat comenzile? Da, da. Ia repetați. Avort, avort. Avort. Culcat, sculat. Da. De laba și marșalier. Atunci eu o să trec pe la dumneavoastră să vă aduc câinele, da? Păi cât mai repede? 300 de euro vă costă. 300 de euro. Și când treceți? Când mi-l aduceți? Păi spuneți dumneavoastră cu ce vă ocupați? Eu sunt patroană. Patroană, da? Deci nu contează prețul, numai să fie sănătos, să fie vaccinat și să nu muște. Dar vă plac câinii cu pedigree? Da. Ce culoare? Cum? Ce culoare are pedigree-ul? E alb pe la bot. E alb pe la bot. Bine. Iau legătura cu doamna Iorb și vi-l aducă noastră, da? Cum facem să vă dau și banii? Să... Păi îi dați ei banii. Așa. Bine, eu mulțumesc și aștept să mă contactați. Doamnă? Da, vă ascult. A fost o farsă, Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Cine ți-a dat numărul? De unde l-ai? De la prietena dumneavoastră. Chiar m-am supărat, deci astea sunt glume proaste, nu? Eu vorbesc serios și vă bateți joc de mine. Doamnă, nu vă supărați. Păi chiar m-am supărat. E, hai, vă rog frumos, nu vă supărați. Dacă îmi promiteți că nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă. Dacă promiți că nu mai faci așa ceva niciodată. Da? Da, dar nu se mai întâmple. Deci de data asta, hai, treacă de la mine, poți să o dai pe radio. La revedere. Bună ziua. Domnul Grosu? Da, domnul Grosu, da. Cine la telefon? Un vecin de-al dumneavoastră. Cine e, chistrug sau gheban din perete? Nu, de vis-a-vis, la blocul cu 10 etaje. Aha, domnul, da, domnul Gros, uitați care e problema. Eu din mult voiam să vă sun. Nu mai suport, domnule, nu mai pot să suport scandalul și panorama care se aude de la dumneata în fiecare seară când îți bați nevasta. Mă tare să-ți vezi femeia ta, una la mână, și a doua te uiți la mă urmărești, dar știi ce probleme am eu în familie? Fiecare seară aud scandal și panorama și țipete de la apartamentul dumitale. Ia așa, deci la ce tas, la ce tas? Nu te interesează la ce tas stau eu, măi, să nu-ți mai bați nevasta, să faci scandal în tot cartierul. Oleacă, stai, măi, să-i spui lui femeia ta, înțeles? Vreau să spun așa numai o chestie, eu nu mă disculp în fața ta și nu... Dai 3 milioane să duc să mâncare și mi-aduce salam cu pâine, nu? Și atunci nu-i dau două babaștoace pe schinare? Păi dar n-am înțeles. Normal, nu? Și nu numai asta. Toată ziua la telenovele, toată ziua cafele, nu știi, toată ziua sunt la telenovele, că moare aia, că calcă-mi și mie pantalonii, fă-mi, pune mea pe-n cadă, că mă grăbesc, mă la servici. Stai o leac să văd dacă a murit Alejandro sau s-a dispărțit de nu știu cine. Nici în voiaj din nuntă n-am fost. Cred că am să merg în voiaj din nuntă după divorț. Tot blocul huiește din panorama matale care o faci acolo. Auzi, știi care treaba? Nu știu, am vrei să-ți pânziere, fac o reclamă la... Două pare pe spinare. Cum? Dar n-am înțeles ce treaba ești, ce legătură. Ce ai spus, de pare pe spinare? Două pare pe spinare și una mufă, măi, băi, fraiere. Fraiere, tu te iei de minimă? Cine ești? Auzi, măi, fraiere, ești pe interval, mă, ești în fața blocului, măi, să... Hai, ești cu mâinile goale, cu țâte, cu iatagani, cu... Ești, măi, și... Hai să vezi ce-ți fac, ești cu femeia ta, mie-mi place să bat femeile. Hai, m-ai enervat de acum. În fiecare seară s-ar cu Petri în geam de acum, dacă știu și te aflu unde ești. Gata, hai că-ți închid telefonul nasă, te dracului de aici, de panoram ce ești. Dar de... vrei să... Bă, tu te băie în... Bă, vrei să mă... Dar de ce-ți bați femeia, domnule? Dar care este problema ta? Femeia e născut ca să fii bătută, na, de asta. Cât o mătie să las, cât o mătie să...
Alo, da. Băi, dar tu mi-ai închis telefonul, mi-ai nas, băi, fraiere. Iar ești tu, măi. Băi, te dau pe mâna poliției. Dar ce să-mi facă, măi, poliția, să mă... Ce să-mi facă? Să-mi iei boii de la bicicletă? Nu ți-e frică de poliție? Mi-e de poliție? Doi pumni în stomac, unul pe spinare, care-i problema? Nu mă mai fă, fraier! Tu ești un bowling, măi, dobitoc. Auzi, băie, te aflu și o iei în freză original. Hai să vezi. Cum? Aflu cine ești, mă, și ți-o dau... Cum poți să-ți bați femeia, mă, care are grijă de tine? Care-i că... grijă, măi? Ce grijă, măi? Că nu ți-a spus că mănâncă salam cu pâine și eu dau o grămadă de bani. Asta mă meriți. Cu cămașa boțâtă la servici. Dar ce o bat, măi? Ce o bat, măi? Asta-i bătaie. Ți-arăt eu bătaie când o iei de cap, când îi dai cu genunchi în gură, când... Înțelegi? Mai cade și un dinte. Hai că mă plictisesc deci, acum, gata. Hai să spun, care-i treaba, da? Domnul Grosu, la mulți ani, Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21, a fost o farsă pusă la cale de șeful de scară. Las că-l prind eu pe șeful de scară. Cred că mă duc să iau pasele. M-ai enervat, m-ai scos din sărit. Nu mai știu ce să mă fac. Cine-i Buzdugan? Băi, ai noroc că mi-e simpatic, măi, dar acum o să aud toată țara că eu mi-am bătut femeia, măi. N-am bătut-o, pur și simplu am împins-o, am îmbrâncit-o, așa. Acum știi și tu cum-s femeile, le împingi o leacă țâpără, cnesc, devine isterici. Uite ce-mi face asta. Am o mare rugăminte la dumneavoastră și să știți că mă interesez personal de lucrul ăsta. Vă rog eu tare mult să nu vă mai bateți nevastă. Stai cu minte, vezi de treabă. Că domnul nu... Grosu. Promit că nu, deci, dar n-am, era să mă duc să mă cer cu lumea din blocul celălalt, domnule. Când vine acum să mă duc acasă, să mă uit pe geam. Domnul Grosu, e adevărat că faceți scandal aproape în fiecare seară? Vă certați cu nevasta? Nu, domnule, nu chiar în fiecare seară. Nu în fiecare seară. Orice familie se ceartă, domnule, ce crezi că... Domnul Grosu, ăsta, da. Știți că puteți să faceți pușcărie pentru că vă agresați soția. Aveți noroc că ea nu v-a reclamat. Vorbești serios? Bine, domnule. Aveți cuvântul meu, mă ocup personal de lucrul ăsta, o să mă interesez și la vecinii dumneavoastră. Cum să zic eu, aveți o voce de om cu care mă pot înțelege. Vă rog, da, eu... domnule, eu sunt un om înțelegător, mă mai enervez și eu ca orice om, ca... Nu știu cum ești, femeia se enervează și ceartă scandal. Da, vă rog eu din suflet, promiteți-mi în clipa asta, vă rog, domnule, din suflet, să aveți grijă de soția dumneavoastră. Da. Da, domnule, promis solemn că nu mă mai ating de ea, să aibă și ea grijă de mine, că să aibă grijă de mine, că iar mănânc mâncarea rece și ce să mai... Ce, nu mai gata, am promis solemn că nu mă mai ating de ea, că o să fie treaba bună, dar nu mă mai cer cu ea, gata, mi-ajunge. Alo? Da? Bună ziua! Bună ziua! Ce se întâmplă acolo la voi? Nu puteți da muzica aia mai încetul, că nu mă pot odihni absolut deloc! Ce muzică, doamnă, că muzica este dată încet? Acum ai dat-o încet că vorbești la telefon, dar eu din câteva zile nu mă pot odihni. Vorbiți că la cine stați voi în gazdă? Proprietarul apartamentului știe despre ce este vorba, care ar fi problema? Știi că faceți petreceri în fiecare seară când nu se poate... Dar bineînțeles că știe, noi pentru asta plătim aici. Măi, dar nu ți-e rușine să vorbești așa, ați femeie bătrână. Nu, doamnă, nu este rușine. Cum? Doamna de jos, nu de sub noi, nu? Să înțeleg. Da. Da, păi de când ne-am mutat noi aici în apartament, în continuu ne-ați urmărit, în continuu aveți ceva de comentat, care este problema? Nu mă pot odihni, că-s femeie bătrână. Acum am venit de la cimitir, am fost la cimitir la o prietenă de-a mea, am avut o pomenire, am venit înghețată, nu mă pot odihni eu în casă, femeie bătrână. Bine, doamnă, atunci dacă era liniște acolo, trebuia să rămâneți acolo liniște, vă cumpărați acolo garsonieră și nu era nicio problemă, nu trebuia să vă certați cu nimeni aici din scara asta. Unde se rămâne? Unde? În cimitir. Nu ți-i rușine? Nu este rușine. Aș putea să-ți fiu bunică. Da, și? Aduceți băieți în casă, tot fiul de pânărămi, vă culcați cu ei acolo, sau de tot fiul... Da, bineînțeles, suntem tine și facem ce vrem la vârsta asta. Ce, ar trebui să cereți o coteală cuiva? Scârți-i paturile alea și țipați acolo și vă scremiți toată noaptea. Doamna, auzi, nu te supăra, de când nu ți-ai tras ultima oară ca să știi cum se întâmplă? Poftim? De când nu ți-ai tras ultima oară să știi cum se întâmplă? Ce să trag? Ce să trag? Ce să fac? Nu mai repet. Ce să fac, mai fată? Să mă ții? Să te... Fai de capul meu, dar eu sunt femeie bătrână, tu vorbești mie așa la telefon, mai curvă, măi! Doamnă, poate este ceva, se întâmplă ceva cu hormonii dumneavoastră, poate ar trebui să încercați să vedeți cum te simți. Nu ți-e rușine să-ți împui mie așa ceva porcării la telefon? Nu este rușine. Dacă vreți, este cineva lângă mine care vrea să facă sex cu o babă. Vă dau pe mâna poliție. Da, și care ar fi problema? Avem relații și la poliție. Să vezi tu ce se întâmplă, ce treabă iasă de aici. Ce treabă poate ieși? Nu este rușine deloc. Hal de educație vă da părinții voștri. Educație foarte bună am primit de la părinții noștri. Uite ce am ajuns, zile am ajuns, nu mă pot odihni din casa mea.
poți te muți în altă parte ca să te liniștești. Mai din capul meu, uite ce mă doare inima. Uite ce mă doare. Auleu, ce mă înceapă inima. Alo. Alo. Alo, doamnă, ce ți-e rău? Alo. Valeu. Băi. Alo. Doamnă, mai trăiești? Alo, doamnă. Anca. Alo, doamnă, mai ești? Anca, vino aici. Nu știu, s-a întâmplat, cred că s-a întâmplat ceva cu baba asta de jos. Nu știu ce n-a dat, s-a întâmplat, că s-a făcut rău la naiba, m-a încertat cu ea la telefon. Păi să mergem până jos, chemăm în salvare, mi-e frică, la naiba moare din cauza noastră. Alo? Nu mai răspunde. Să mergem până jos. Alo? Să mergem până jos, la naiba, poate a murit. Dacă a murit. Valeu. Alo, doamne, te simți rău? Chemăm salvarea? Ce s-a făcut rău? Ce s-a întâmplat? Nici n-am nevoie să mă enervez cu ce boală am eu. Îmi cer mii de scuze, doamnă. Îmi pare foarte rău dacă s-a făcut rău din cauza mea. M-am nervat, m-am sperat așa de rău de când am venit. Toată lumea are ceva împotriva noastră. Deci nu vreau să vi se întâmple ceva din cauza mea. Vin până la dumneavoastră să vă dau ceva, să vă dau o pastilă. Ce să vă dau? Da, deci pot să-mi aduci o pastilă. Cobor până la dumneavoastră să vă aduc o pastilă. Haideți că vin acum. Îl cunoști pe Daniel Buzdugan? Da. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. A fost o farsă. Da, mulțumesc frumos, Daniel Buzdugan. Din partea cui? Din partea colegilor tăi de an, care zic la mulți ani pentru ziua ta de naștere. Vai, mulțumesc, ca să vă mor pe toți. Din cauza voi m-a speriat îngrozitor. Vai, mersi, vai, nici nu știu mai. Am mulțumesc așa de tare, am crezut că moare la naiba. Da, așa o farsă nu era nevoie. M-am speriat atât de rău, am crezut că moare acum baba din cauza mea. M-am speriat îngrozitor, am zis că acum o am pe conștiință. Da? Bună? Bună ziua! Ce faci, pufoasă? Bine, dar cine e la telefon? Victor. Care Victor? Nu mă amintesc. Sunt prieten cu Cristi, cu cel care se tunde la tine, băiatul care se tunde la tine. Aha. Și eu sunt băiatul cu Bentley-ul care te-am dus de câteva ori acasă. Și ce ți-a venit să mă sun? Poți vorbi? Da, sigur că da. Păi, deci mă știi, Da, mi-am amintit de tine. Hai mă, te-am dus de atâtea ori acasă cu mașina și ți-a plăcut și... Vrei să-ți fac o programare? Cum? Vrei să-ți fac o programare? La tuns? Da. No, mie îmi faci o programare la tine. Personal, nu cred că se poate. De ce? Păi nu se poate. Hai mă, de ce să nu se poate? Am zis că nu. Dacă te gândești la altele, să știi că am prieten. Păi știu că ai prieten. Am un iubit la care țin și asta e. Da mă, dar ce? Pe lumea asta nimic nu-i definitiv decât moartea. Numai moartea e singurul lucru definitiv pe lumea asta. În rest nimic nu-i definitiv. Pe bune, mie îmi place foarte mult de tine, știi? Și nu știu, poate n-ai observat așa când te-am mai dus acasă cu mașina. Nu vreau să te impresionez faptul că am Bentley și că... Dar nici nu mă impresionez cu mașina. Păi, foarte bine. Chiar... Mi-a plăcut că ai fost un băiat de treabă și foarte drăguț din partea ta să mă conduci acasă. Atâta tot. Nu mă impresionează nici banii, nici mașina. Mi-e place foarte, foarte mult de tine. I-am zis și lui Cristi, nu știu dacă ți-a zis Cristi. Nu mi-a zis. Vorbiți voi așa ca între băieți. Nu, i-am zis să-i zic, băi, uite, când mă aduci pe acolo, zi fetei salutări din partea mea, nu știu. Asta e bulangiu, nu prea, adică nu mă ajută, știi? Eu am și o anumită vârstă și mi-am propus așa ca dacă... Simt fluturași în stomac, e pasiune și e ceva de genul ăsta, mă bag. Dacă nu, așa să mă bag de aia, că îți dai seama la ce mașină am și la ce... Da, sunt un tip ok, adică da, am și o situație. Mie îmi place foarte mult de tine. Pe bune, te-am sunat acum, că știam de la Cristi, mi-a povestit că știa că tu ești certată cu băiatul cu care Gabi parcă îl cheamă. Ei, știi cum e într-o relație? O zi așa, o zi... plăcută o zi. Voi de câți ani sunteți împreună? De 2 ani. Da, și mi-a zis că sunteți certați de ceva timp și tu în momentul de față ești certat cu el? Da, e puțin supărat pe mine. Nu, eu uite asta voiam să te întreb. Ce faci de sărbători, de revelion? Ne făcusem planul, o să rămân pe aici. Da, deci nu pleci nicăieri? Nu plec nicăieri. Am aflat că de la Cristi că relația ta trece printr-o pasă mai proastă și asta voiam să profit, știi? Eu vreau să-ți fac o invitație să mergi cu mine de revelion. Mai nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Și oricum, în toamna următoare aveam planul. Trebuie să ne căsătorim. A, trebuie să vă căsătoriți în toamnă? Da.
Am înțeles. Știi cum e, că după aia o să fii cu toată viața cu el și sunt un tip super ok, crede-mă și poate... Da, eu te înțeleg. Am înțeles și am văzut că ești ok. Doar că și dacă m-aș hotărâ să merg cu tine, ar fi destul de nasol dacă ar afla. De unde să afle? Păi nu știu, de exemplu, tu poate mai zici cu cineva, te poate afla, nu e asta o... Păi, deci eu vin doar cu Cristi și cu prietena lui, adică am fi noi doi, cum ar veni și Cristi cu prietena. Bun. Pe Cristi îl cunosc cât de cât, dar pe prietena lui habar nu am cine e. Așa că se poate întâmpla orice. De exemplu, să spună că am petrecut revelionul cu tine. Tu, din câte m-ai văzut, exceptând faptul că sunt un băiat care am o situație financiară și am mașină și... Da, am văzut. Ai un feeling? Adică ai avea chef să fii cu mine sau îți place de mine ca bărbat? Da, ca bărbat ești ok, ești un tip super, foarte de treabă, fără fiță, asta cred că m-a atras și mai mult la tine. Păi dacă ești certată cu Gabi, cu prietenul tău, spune și tu că muncești de revelion. De revelion ai niște activități. Bun, aș putea să zic că muncesc o jumătate de zi sau de dimineața până seara, dar revelionul... Păi nu mă spui că ai de coafat, ai de tuns, ai de... Am înțeles că la tine se mai tuns și vedete sau ai avut... Da. Foarte multe ori mai plec și din afara Bucureștiului, depinde unde am clienți. Am fost la festivaluri de modă prin țară. Ai coafat acolo? Da. Na, spui că ai treabă. Nu știu ce să zic. Îi zici, mă, că ești plecată, că de revelion pleci să coafezi în țară undeva. Pui mei, ai și tu treabă și faci un ban. O să încerc să văd. Crezi că merită riscul? Eu zic că da. Dă-mi și mie câteva amănunte, să știu și eu unde pleci, câte zile. Am și o idee, ce plan, ce să-i zic, cum să fac. În Egipt. Ești nebun. De ce, mă? Tocmai în Egipt. Păi faci 3 ore cu avionul. E avion direct de la București, zboară până în Egipt. Bun, dar o să dureze foarte mult. Păi ce durează? Nu, stăm 4 zile. 4 zile. 4 nopți, pardon, 5 zile. Eu ce să-i spun 4 zile? Unde-s plecată pe lună? Îi spui și tu că pleci prin țară, că ai la Timișoara, la Cluj și la Oradea, nu știu. Pui. Da. Și când o să mă întorc de acolo, o să mai fiu și bronzată și fără bani în buzunar. Hm? Păi nu-i problemă. Nu-i problemă că îți plătesc eu tot, deci nu... Totul e plătit de mine, adică nu vreau să te simți jignită sau nu știu ce. Dar ești invitata mea, adică fac... Am înțeles, dar e vorba de banii pe care îi câștigam de la clienți când mergeam, înțeles ce vreau să spun? Să coafezi, adică... Da. Deci ți-am zis cazare, masă, transport, avion, tot plătesc eu. Da, eu am înțeles asta. E vorba de banii pe care eu ar trebui să-i câștig în momentul când coafez. Bun. De la clienți și așa mai departe. Bun, și dacă îți dau eu o sumă? M-aș simți foarte prost. Shit. Cum să te simți foarte prost? Păi așa, după ce plătești totul... Nu, mă, stai liniștită că nu e... Mai îmi dai și bani de buzunar la întoarcere. Nu-ți dau bani de buzunar, îți dau bani de... să ieșim din situația asta, înțelegi? Am înțeles. Deci chiar nu trebuie să te consideri obligată sau datoare cu ceva. Pur și simplu, eu îmi doresc foarte mult să fac revelionul ăsta cu tine. Pentru că ești o fată senzațională, o fată foarte mișto. Cum să zic eu, dacă n-ai avea prieteni, chiar mi-ar plăcea să avem o relație, nu știu. Oho, nu te gândi așa departe, ți-am zis, urmează să mă căsătoresc și... Am înțeles. Bun, dar hai să vedem cum face cu revelionul, că... Chiar mi-ar plăcea. Ai putea dar să... Dar nu știu cum să facem. Păi ți-am zis, îți dau 1000 de euro, bani de întors acasă, e ok, adică e o sumă prea mare, prea mică, nu știu. Cred că este ok. Să-i spui lui Gabi, iubitului tău, că bă, uite, ăștia sunt banii pe care am câștigat. Da, ăștia sunt banii câștigați de mine în Egipt, da. Nu, mă, nu-i spui că în Egipt. Îi spui că pe unde ai fost tu prin țară la coafat. Da, am înțeles, da. Și asta e, nu știu, te gândești, vezi care e treaba, te las, te gândești și te sun mai încolo? Da, sunăm în jumătate de oră, mai gândesc și eu și vedem cum facem, bine? Eu azi trebuie să dau un răspuns și la agenția de turism, pentru că trebuie luate biletele. Ok, în jumătate de oră cred că am timp să mă gândesc și să-ți dau un răspuns ca să nu te încurc nici pe tine, ok? Da, nu te superi pe mine. Ok, bine. Alo, bună! Bună! Victor sunt. Bună, Victor! Te-am sunat. Poți vorbi? Da, pot să vorbesc. Că am sunat de vreo 3 ori și nu a răspuns nimeni și mă gândeam că... Eu am sunat, te-am sunat de 3 ori, știi, și mă gândeam că ai pățit ceva, că nu mai vrei să mai răspund la telefon. Nu. Eram cu cineva și nu am putut să-ți răspund. Păi zi, nu știu, te-ai gândit? Sincer să fiu, m-am gândit, dar am o mică problemă. Am o prietenă foarte bună în care prietenul meu are foarte mare încredere în ea. Ca să fie treaba mai sigură, ar trebui să iau cu mine. Adică să mai luăm o fată cu noi? Da, te-ar deranja? Nu.
Ea nu are pe nimeni momentan și chiar nu are unde să facă revelionul. Fiind prietena mea cea mai bună, de ce să nu iau cu mine? Păi, asta m-ar avantaja și pe mine. În cazul în care m-ar suna iubitul, aș putea să dau la telefon. Ar fi mai sigur, așa cred eu. A, ea să te acopere cumva, să spun. Da. Din moment ce tu mergi cu mine, adică aș vrea să fii cu mine, nu să fii cu gagica aia. Cu nu o să fiu cu ea, o să fiu cu tine. Ea e doar pentru acoperire. Ce vrei să fac? Altă soluție nu cred că am. Tu vrei să stai în pat cu ea sau cu mine? Cu amândoi, e bine? Nu. Am glumit. Nu știu, o să vedem acolo, la fața locului. Aoleu. Nu e normal? Adică când mergi cu un băiat undeva, la un hotel, la un revelion, să fii trup și suflet lângă omul ăla. Adică să... E normal și te înțeleg, dar gândește-te și la situația mea, că nu pot altfel. Nu am cum să mă scot față de prietenul meu. Știu. În momentul când ar suna, eu dau repede la telefon și tot așa. Ok, da. Ar fi mai credibilă. Până la urmă o luăm și pe ea, că nu-i problemă. Dar faza e că în apartament tu o să stai cu mine în pat? Înțeleg ce vreau să spui. Am spus că vedem. Păi nu... Are rost să vorbim acum despre asta? Păi și dacă mă trezesc acolo la hotel, că tu îmi spui, băi, știi ceva, n-am chef, nu mai am, fac fițe figuri. Adică mă oblig să-ți dau un răspuns acum la ce vom face? De ce să nu lăsăm totul să vină de la sine? Da, îți dai seama că... Vreau să las un pic de suspans și mister. Adică să nu punem totul așa detaliat, să lăsăm lucrurile să vină de la sine așa cum... plăcut. M-ai văzut că nu sunt fițoasă, nu cu fițe să vin și să hai să-ți mănânc banii și apoi mai vin și cu o prietenă și tot așa. Nu sub nicio formă. Dacă o să vin cu tine, mergem până la capăt și asta e, nu? Da, nu te supăra pe mine. Nu e vorba de supărare, nu mă supăr. O să merg cu tine, o să dormim împreună, stai liniștit. Chiar dacă merge și prietena mea, o să fim amândoi. Mă bucur foarte mult, crede-mă. Adică chiar sunt foarte emoționat în momentul de față. Și eu abia aștept. Și apropo, mi-a venit o idee, chiar o să merg la solar zilele astea cu prietena mea ca să mă bronzez un pic, să nu se vadă atât de tare diferența în momentul când mă întorc. N-am înțeles. Vreau să merg la solar cu prietena mea zilele astea, să fiu pregătită pentru întoarcerea din excursie. Ah, să nu observ. Exact, să mă bronzez puțin, da. Ca să nu-și dea seama el. Bun, păi atunci fii atentă. Dă-mi datele tale personale din buletin sau pașaport. Da. La adresa morningzoo@radiozoo.ro. Ce adresă e asta? O adresă la care să-mi trimiți tu datele. Poftim? Daniel Buzdugan sunt și a fost o farsă. Oh, nu vine să cred. Da, eu sunt. Bună ziua, domnul asistent. Da, v-am căutat să mă lămuresc cu o problemă. Da, spune. Păi am examenul ăsta, deci am restanță la el și n-aș vrea chiar să vin la toamnă. Se poate să rezolvăm acum cumva? Examenul a fost dat, Luminița, tu l-ai picat, ce mai putem face? N-aș putea să vin la dumneavoastră să... Și Luminița, și tu ai și absențe la laborator. Chiar, vă rog frumos, chiar nu mai este nicio șansă, este o situație deosebită, trebuie să plec în state neapărat să mă logodesc cu prietenul meu și nu am timp să mă întorc să dau restanță în toamnă. Deci fac orice, spuneți-mi ce și fac orice. Adică? Păi orice se poate. Fac și sex dacă vreți. Cum? Păi dacă vreți facem sex oral. Ce ai spus, Luminița? Deci, dacă vreți, facem și sex oral, nicio problemă. Tu mă înregistrezi acum sau... Nu, cum să vă înregistrez? Deci chiar... cum să fac eu? Deci, dacă se poate, facem și sex. Deci, vă rog frumos, sunt foarte disperată și aș vrea să rezolvăm cumva. Dacă se poate, facem și sex, nicio problemă. Luminița, eu nu ți-am cerut lucrul ăsta. Păi, nu mi-ați cerut dumneavoastră, dar vă cer eu. O să spuneți că am dat examenul și l-am luat și, eu știu, îmi puneți acolo, nu știu, 7-8. Luminița, dar îți dai seama că eu n-am mai făcut niciodată chestia asta. Nici nu o să se afle, nu... Deci eu sunt foarte disperată, deci eu vă rog frumos să rezolvăm cumva, ne întâlnim și spuneți ora, când și cum și... Poți să vii la mine în seara asta? Da, pot să vin, nicio problemă. Rămâi până dimineață? Rămân și până dimineață, deci dacă fac orice... Orice, numai să trec examenul, să nu mai rămân cu el pe toamnă.
dacă vii la mine facem dragoste, adică vrei să... Nu facem chiar dragoste, facem, nu știu, sex oral, dar nu facem dragoste. Nu pot să fac chiar dragoste, pentru că am și eu un prieten, cu el o să fac dragoste. Tu ești virgină, Luinița? Scuze-mă că te întreb. Nu sunt virgină. Dar normal, de ce nu vrei să faci? Pentru că am un prieten și nu vreau să-l înșel, deci vreau sex oral, dacă puteți. Deci normal nu vreau să-l înșel. Ana, l-ai încercat? Nu am încercat. Și consider că l-ai înșelat dacă s-ar întâmpla să fie altfel? Nu, adică ce să spun, nu cred că l-aș încela dacă aș face anal, dar n-am încercat niciodată. Ar fi foarte frumos, foarte, foarte bine dacă ați putea interveni pe lângă domnul profesor. Fac orice pentru dumneavoastră, oricând și la orice oră. Tu stai în cămin? Da. Să trec în cămin n-ar fi bine pentru că... Da, pentru că sunt studenții, colegii mei și nu ar fi bine să ne întâlnim. La mine acasă, dacă nu te deranjează foarte tare. Da, nicio problemă, deci îmi spuneți adresa și eu vin să vă aduc ceva. Vii la mine, zici, în seara asta? Da. Și dacă rămâi la mine, facem și dragoste sau... A, nu. Deci... De ce? Nu aș vrea să-l înșel, deci nu, nu se poate. Facem sex oral dacă... Dragoste fac doar cu el, deci nu fac decât sex oral. Ce nu este de ajuns? Eu aș avea nevoie de nota 7-8. Dacă se poate, mai mult ce mai mult ce să fac? Adică să facem și dragoste. Deci vă rog frumos. Cum o să rămâi la mine în seara asta și nu se va întâmpla absolut nimic între noi? Adică în afară de... O să stai îmbrăcată sau... Da, îmbrăcată, desbrăcată. Îți dai seama că dacă te văd goală, normal că îmi doresc și să facem normal. Că normal nu, altfel de sex. Oral. Dacă nu rezist, ce se întâmplă? Te-ai gândit la lucrul ăsta, Luminița? Eu vorbesc cu domn profesor și pot să te aranjez de un nou. Discutăm și mergem într-un loc și vedem noi. Bine așa? Puteți veni de seară la ora 9 față la universitate. Dar ți-am mai zis să nu mai vorbești cu dumneavoastră. Poți să vii și ne întâlnim acolo, e bine? Ce te așugă tare mult? Da. Sper că nu îmi faci vreo fază și să mă văd pe undeva pe vreun post de televiziune sau ceva, pentru că nu o să-ți fie bine ție nici după aia. Deci mă înțelegi că situația mea este foarte delicată și sunt foarte disperată și nu aș putea să fac așa ceva. Luminița? Da. Și acum să zic ce e mai important în discuția asta noastră. Da. A fost o farsă, Daniel Uzdugan sunt de la Radio 21. Cine? Ah, nu pot să cred. Nu pot să cred. Dar tu altă treabă n-ai. Nu pot să cred. Dar de unde ai numărul de meu de telefon? Cine mi-a... De la colegii tăi care mi-au spus că ai mai avut niște antecedente în anul 2 de facultate. Nu pot să cred. Le rup gâtul când îi prind. E adevărat? Ai mai făcut chestia asta? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Dar tu dacă te-ai fi întâlnit cu așa zisul asistent, ai fi cedat? Nu știu. Nu știu, probabil că da, nu știu. Dar tu ești conștientă de ceea ce faci tu? Da, sunt foarte conștientă, dar cum să te explic, sunt foarte distrată cu examenul ăsta și nu știam ce să fac. Vreau să-l trec fără prea mare efort, pentru că trebuie să merg în vara asta în Statele Unite să mă logodesc cu prietenul meu, cu care m-am cunoscut pe internet, deci practic nici nu-l cunosc și nu știam ce să fac. Da, v-ați văzut o dată? Adică v-ați mai întâlnit sau? Nu, doar pe net. Da? Pe net, da. Nu pot să zic că nu m-am supărat, dar asta este. Altădată o să știu. Bine, mersi, pa, pa. Mai bine un 5 curat decât un 7-8 pătat. Bună seara! Bună seara! Modelina? Da? Sunt doctorul cu am numărul de la prietena ta, Angel. Eu sunt medicul care am făcut operația de mărire de sâni. Am vorbit cu prietena mea, pentru că aș dori să-mi pun și eu silicoane și aș fi foarte interesată de treaba aceasta. Și când ai vrea să-ți pui treaba asta? Păi cât mai curând posibil, dar există și o problemă. Ce problemă? Problema banilor. Adică nu ai bani deloc? Păi aș avea, dar decât vreo 1000 de euro. Tu ai făcut poligraf?
Nu am făcut poligraf, nu. Decât mici răceli vărsate, bolile copilăriei, știți dumneavoastră. Nu, testul poligraf mă refeream, analize. Nu. Mai fi de acord să-ți facă testul poligraf? Da, dacă, cum să nu, decât să-mi spuneți cam cât costă. Câți ani ai? 23. Mulți înainte. Mulțumesc frumos, că la fel. Și deci... Dar dumneavoastră? Poftim? Dumneavoastră, câți ani aveți? 34 de ani. Mulți înainte și dumneavoastră. Sunt divorțat și am cabinetul ăsta. Înțeles. Tu spui că nu ai decât 1000 de euro. Da. Credeți că se poate face ceva? Să-ți pun un sân, da. Păi să rămân decât cu un sân. Nu, îți dai seama că nu, nici nu fac așa ceva, doar era o glumă. Da, nu știu, mi-a arătat niște poze cu tine, prietena ta și... Și ce părere aveți? Mi-a plăcut foarte mult, ești o fată foarte frumoasă, dar ți-ar trebui, într-adevăr, niște silicoane. Și eu mă gândesc la fel. Dar problema este că nu prea am bani, eu am decât 1000 de euro și... Tu de unde ești? Sunt din Pitești. Și ai tăi n-ar putea să te ajute sau... Nu, pentru că mi-a spus tata că numai vagaboantele au silicoane. Are... Și nu vreau vagaboantă la ușă. Dumneavoastră, credeți că mă puteți ajuta? Nu știu, în momentul ăsta dacă nu ai bani, îți dai seama, e un pic... Poate mă puteți ajuta, că sunt o fată frumoasă și poate faceți și o excepție. Știți dumneavoastră, fetele frumoase își doresc să fie mai frumoase și mai frumoase și ce aș putea să facă? Și n-ai cum să faci rost de mai mulți bani. Nu, chiar nu am de unde să fac. Tata nu vrea să-mi dea. Tu ai un iubit? Da, am un iubit. Păi și el nu poate să te ajute? Nu poate să mă ajute, pentru că... Tu mă aburești acum pe mine. Nu mă aburești, domnul doctor. Vorbesc foarte serios. Tu unde ești acum? Acasă. Stai în cămin sau la chirie? În cămin, normal, pentru că nu îmi pot permite... Și ești cu iubitul tău lângă tine acum? Sunt singură. Și în seara asta ce faci? Păi, seara aceasta nu am nimic serios de făcut. Nu te duci și tu la Halloween, la astea? Nu, chiar nu am nimic special de făcut în seara asta, nu prea. Aha. Dar iubitul tău unde-i? Este plecat la el acasă, la Constanța. Și tu ești singurică? Singurică, da. Uite, hai să ne întâlnim, să stăm de vorbă, să vedem pacienta înainte de operație. Doriți să vedeți pacienta înainte de operație? Păi, da, când doriți noastră să ne întâlnim? 9:30 poți? Da, cum să nu? Cam unde? La cabinet sau nu știu. Eu acum sunt acasă la mine. Ai putea veni la mine acasă? Da, dacă îmi spuneți cam prin ce zonă aș putea să-mi fac o socoteală cu, pentru că trebuie să vin cu taxiul, vă dați seama, și să-mi fac o socoteală nu prea am bani, că nu mi-a dat mama foarte mult bani la mine. Eu locuiesc în drumul Taberei. Da, este bine. Deci ai putea veni la mine? Da. Dacă doriți să-mi dați adresa să o notez, cum să nu? Strada, notezi, da? Da, da. Strada Siretului, bloc 107, etajul 5. Dar nu ați putea cobori dumneavoastră mai bine? Cum? Nu ați putea cobori dumneavoastră mai bine? Să nu mă rătăcesc. Să vii cu taxi și eu să cobor în momentul măsurii. Da, da. Exact, să cobor să mă las de jos, de la scara blocului. Dar n-ai putea să nu mai vorbești cu dumneavoastră? Adică să-mi spui... Păi am un respect deosebit față de dumneavoastră. N-ai putea să zici tu, adică să ne tutuim mai degrabă decât să mai iei cu dumneavoastră? Bine tu. Da, bine tu. Este mai ușor, da. Da, nu, mă gândeam că e sâmbătă seara, că e... Bine, cum spui tu. Bei ceva? Da, îmi place foarte mult vinul roșu. Vin roșu, da? Ok. Dulce. De fetițe, așa, dulce, da. Da, de fetițe. Da, ok, bun. Păi te aștept la mine atunci. Tu trebuie să ajungi la o anumită oră acasă? Nu, dar de ce mă chemi? Ești o fată frumoasă și... Na, e sâmbătă seara, eu sunt singur și mă gândeam că poate... Am înțeles. Tu singur, eu singurică, eu fetiță singurică. Da, da, da. Este o idee bună. Nu vreau să te forțez. Adică, na, dacă ai chef să vii, na. Da,
N-am chef să vin, nu. De ce? Oricum mă plictiseam singură în cameră. Tu ai putea să rămâi până dimineață la mine? Da, nu, nu mi se pare. O să vedem la locul... Da. Te-ai emoționat? Puțin. Te rog să mă scuzi. Mă gândeam că ne cunoșteam mai bine, poate se lega ceva și poate dacă ai fi vrut și tu, poate rămâneai până dimineața la mine, știi? O să vedem la fața locului. Dar respingi ideea din start? Da, cum să nu, am prins ideea. Pe prietenul tău nu l-ar deranja treaba asta sau? E, oricum nu știe prietenul meu ce fac eu. Ne vedem atunci și vedem ce se poate întâmpla. Domnul doctor, o mică întrebare, dacă se poate. Dar nu mai am zis domnul doctor. Bine, tu. Întreabă-mă. Cam ce culoare vă place? La ce? Știți dumneavoastră. Nu știu. Cam ce culoare v-ar place? Alb, roșu? Cred că negru. Negru, bine. Ok. Ok. Mă bucur că ești foarte deșteaptă și chiar m-ai surprins. Păi, domnul doctor. Dar nu mai am zis domnul doctor. Bine, tu. Așa, ia zi. Să nu uiți de vinul acela roșu dulce pentru fetițe. Ok. Dacă se va întâmpla ceva. Așa. Vreau să-mi promiteți. Să-mi promiți. Să-mi promiți că nu se va întâmpla fără prezervativ. Nicio problemă. Pentru că de obicei eu folosesc prezervativ. Și cu prietenul tău? Cu toată lumea. Ai mai avut, am înțeles, nu intru în detalii. Nu, mai bine nu intrăm în detalii. Nici nu mă gândeam altfel. Deci, eu de obicei sunt o fată cu minte. Dar știi tu ispitele. Chiar nu poți să le ții contra. Înțelegi ce vreau să spun. Da, am înțeles. Dar tu nu faci mișto acum. Eu nu fac mișto. Poate tu faci mișto de mine. Mi se pare prea frumos ce aud și atunci mă gândesc dacă nu cumva e... Uite, stai puțin. Să-ți spun. Mie-mi plac doctorii. Așa. De obicei. Și îmi plac doctorii foarte mult. Și nu prea am avut relații cu doctori. Și chiar îmi doresc pe cineva... Să văd cam ce anume, ce este atât de interesant, îmi place. Să vezi cum e cu un medic. Exact, vreau să văd cum este cu un medic. Uh-huh. Poate este exact ceea ce mă aștept. Poate nu, cine știe. Nu vreau sau poate da. Nu vreau să te dezamăgesc. Sau poate da. Sau poate da, da. Am înțeles că ai fost ceva mis, nu? Da, am fost mis pe liceu. Bun, păi atunci pe la 9 jumate așa poți veni încoa? Dacă să mai stăți jos la scara blocului să nu mă pierd, singurică fiind și noapte. Ok, ce vreau să-ți mai zic la final? Sper să nu te superi pe mine. De felul meu nu sunt o fetiță super răcioasă. Sunt Daniel de la Radio Zoo și a fost o farsă. Da. Farsa a fost propusă de prietena ta. Prietenul meu ce să spună acum? Cum? Prietenul meu ce să spună? Păi nu, farsa a fost propusă de prietena ta, nu de prietenul tău. Da, am înțeles, dar sper să nu ajungă la urechile lui, dar oricum, da, ce să spun. Sunt încântată. Să spun așa. Nu te-ai supărat? Păi nu m-am supărat, că m-am prins. Am intrat în jocul tău. Te-ai prins? De când? Din totdeauna. Cum? Din totdeauna. A, te-ai prins din totdeauna? Din totdeauna, da. Așa zici tu acum, ca să, dacă aude prietenul tău, să-i spui că, de fapt, tu te-ai prins de la început, nu? Păi, mai e ceva de zis? Bună seara! Sunt de la salon, de la salonul de frumusețe. Ce salon de frumusețe? Salonul de frumusețe unde aveți abonament. Așa. Doamna Noara? Da. Aveți abonament la noi? Da, da, spuneți ce s-a întâmplat. Voiam să vă întrebăm de ce n-ați mai venit. Am avut niște probleme. N-am avut timp să trec pe la sală. De ce a expirat abonamentul sau ce s-a întâmplat? Așa, că n-ați mai trecut pe aici, știu că veneați destul de des. Da, și... doamnă, dar n-am mai avut timp. Dar nu s-a întâmplat nimic, nu? Adică n-ați avut probleme cu angajații, cu ceva, o problemă pe care... Nu m-a deranjat nimeni. Pur și simplu n-am avut timp să mai trec. Am treabă, am treburi de mele, nu mai trec așa des pe la salon. Dar au fost incidente? Ce fel de incidente? La ce vă referiți? Ultim
ultima dată când ați fost la noi, vă mai amintiți ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu vă mai amintiți? Nu. Ați avut probleme în solar acolo? Adică ați... Nu, doamne, mi-a făcut programul obișnuit de 9 minute. N-am avut nicio problemă. Ce probleme stau? Am înțeles că ați stat mai mult de 9 minute. Până m-am schimbat, până m-am șters eu puțin acolo. Eu cred că dumneavoastră știți despre ce este vorba și poate nu îndrăzniți. Poate ne explicați dumneavoastră despre ce este vorba, că eu nu știu despre ce este vorba. Chiar mă țineți din timpul meu și spuneți-mi mai exact. Mai exact. În ziua respectivă, când ați fost dumneavoastră, după ce ați plecat dumneavoastră, noi am sesizat un miros urât acolo în cabină. Păi și ce asta înseamnă că era de la mine? N-am înțeles. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați avut probleme, poate ați avut diaree. Doamnă, dar dumneavoastră sunteți sănătoasă la cap? V-ați scăpat cumva pe dumneavoastră acolo la solar, în solarul respectiv? Dumneata ești câmpită la cap, cum adică să mă scap pe mine? Dar ce am 2 ani? Colegiile mele au sesizat un pic mai târziu. A venit o clientă care n-a putut să mai stea acolo din cauza... Dar poate a intrat o fată de acolo. Poate a intrat o clientă și s-a căcat ea acolo. Ce, trebuie să fi fost eu? Vă rog frumos să vorbiți politicos, da? Deci noi am găsit... Dumneavoastră mă luați că am făcut eu diaree acolo. Păi cum să vorbiți politicos? Eu sunt o patroană, chiar mă tratați așa ca orice scursură? După ce ați plecat dumneavoastră, am găsit materii fecale în solarul respectiv în care ați fost dumneavoastră. Păi și? Păi și? Nu aveți nicio dovadă că am fost eu. Cum? Nu aveți nicio dovadă că am fost eu. Avem dovadă, au fost colegele mele. Noi după fiecare clientă... Haideți, doamnă, haideți, haideți, bine, bine. Așa, și ce s-a întâmplat acum? Plătesc vreo amendă sau ce? Nu, noi n-am mai putut folosi solarul. Trebuia să chemați o firmă de dezinfecție dacă n-ați mai putut să-l folosiți. Din bun simț, puteți recunoaște fapta aceasta? Da. Deci recunoașteți? Da. Cum s-a întâmplat, doamnă? Pur și simplu. Să ce nu vi s-a întâmplat niciodată să vă apuce într-un loc public, atunci m-a apucat, domnule, de la temperatura aia, nu știu, m-a luat așa, de la stomac. Doamne, nu-i normal, dar sunt nevoi fiziologice. Am tras câteva vânturi și după aceea m-a luat diaree. Ce era să fac? Să ies în fundul gol, pe acolo, să alerg către veceu, fiindcă așa vreți dumneavoastră, nu? Cum să vă dați drumul, doamnă, în cabina de solar? Doamnă, dacă acolo m-a apucat... Păi și nu vă este puțin o rușine obrazului? Mi-este rușine obrazului, dar ce vreți să fac acum? Să vin eu să strâng acolo, să dezinfectez eu, ce să fac? Bun, dar dumneavoastră știți ce ați lăsat după aia? Eu știu ce am lăsat. Mirosea îngrozitor, noi nu am putut folosi solarul câteva zile. Am pierdut bani pe chestia asta, dumneavoastră știți? Da, doamnă, și? Îmi cer scuze, dar nu știu ce să zic acum, cu ce vă pot ajuta? Spuneți-mi. Doamnă, eu n-am mai pățit niciodată așa ceva. Eu nici atât n-am pățit așa ceva. Pentru mine scuzele sunt necesare, dar nu suficiente, doamnă. Eu 2 zile n-am folosit pentru că mirosea urât. Ce să fac? Vă dau un vărit? Compensez. De ce n-ați spus în momentul când s-a întâmplat treaba asta? Eu am șters cu niște șervețele umede acolo, am dat cu parfum de acolo, dar mai mult de atâta n-am putut să fac. Mi-a fost și mie jenă să mă duc la fetele alea să-i spun că m-a apucat cu fureala acolo, solar. Ce v-a apucat? Cu fureala, doamnă. Cum mi-acoperiți mie dauna? Of, doamne, și eu ce să fac acum? Ce a fost în capul dumneavoastră, doamnă? Să... Doamnă, dar nu faceți mie acum lecții de morală. Pur și simplu s-a întâmplat. Mi-am cerut scuze. Ce să fac eu acum? Ce să vă zic? Ce să fac eu acum în situația asta? M-ați pus într-o situație delicată și pe mine. S-a întâmplat pur și simplu. Vă mai plătesc o ședință de solar sau nu știu cum să mă recompensez fata dumneavoastră. Să-mi spuneți și mie, să vă dau o sumă de bani sau... Păi că cu... v-ați spus că sunt și eu patroană la rândul meu. Așa faceți și la serviciu? Vă apucă? Faceți pe dumneavoastră? Sunteți impertinentă chiar. V-am spus să-mi spuneți cât mă costă și ce trebuie să faceți să rezolvăm situația, că n-am timp să stau eu aici la telefon cu dumneavoastră la taclale. Mie mi-ați murdărit acolo aparatul solar, doamnă. Înainte de Crăciun vin tot felul de femei să se bronzeze, să arate bine. Mie mi-au scăzut încasările din cauza că dumneata ți-ai dat drumul acolo. Acum ați țipat la mine degeaba. Eu să țip și eu în continuare, spuneți-mi soluția și gata, o rezolvăm. Iau filmulețul, că noi avem camere acolo. Iau filmulețul respectiv și vă pun... Dumneavoastră m-ați filmat acolo în solar? Noi am filmat ce s-a întâmplat acolo. Doamne ferește. Eu vă pun pe site-ul salonului nostru să vă vadă toată lumea, doamnă. Păi eu sunt patroana de firmă de confecții. Am o anumită calitate. Sunt, mă îmbrac într-un fel. Am un anumit statut social. Nu să mă puneți pe
stai, vă dau în judecată, punct. O să primiți citația de la mine, la salonul ăla de rahat. Dumneata mi-ai făcut salonul de rahat. Deja ne certăm degeaba, spuneți-mi cum procedăm, dacă nu vă închid telefonul nas. Recunoașteți că ați făcut așa? Am recunoscut odată, mi-am cerut scuze de deja, mă călcați pe bătături. Știți că multă treabă am eu acum, în momentul ăsta, cât vorbesc cu dumneavoastră la telefon? Da, eu cât am avut că am șters în urma dumitale, nu te-ai gândit? Asta e treaba dumitale, doamnă. Dar ce veceu public acolo, doamnă? Vine oricine și apucă de area și face acolo pe solarul meu? 16.000 de euro mă costă solarul ăla. Cât o mașină mă costă? Spuneți-l odată, că deja mă simt și eu prost, cred că vă simteți dumneavoastră prost. Nu mai rost să ne certăm, că bun, e urât. Hai să ne simtem bine atunci, doamnă, și să-mi achitați dauna. Cât costă? Vă costă toate ședințele pe care le-am ratat. Adică două sau câte? Cum două, doamnă? Că v-am spus că două zile nu le-am putut folosi. Păi și în două zile câte ședințe de solar din ăsta puteți avea? Am pierdut 7 milioane de lei din cauza dumitale. Doamne ferește, doamnă, dumitale mi-e sănătoasă la cap. Mirosea da. Acolo ca la porci mirosea. Și 7 milioane? Atât am pierdut. 7 milioane? Păi 7 milioane este o grămadă de bani, doamnă. Două zile la solar, 7 milioane. Nu e sănătoasă la cap, ai uflat prețurile de... Vin o să-ți arăt încasările. Nu costă 7 milioane, 5 ședințe te-ai avut dumitale în două zile. Vii acolo și-ți faci nevoile în solarul meu. Acolo m-a apucat ce vrei să fac. Ai recunoscut, văd că mă dai, vrei să mă pui pe site-uri, acum te dau în secată. 7 milioane, păi îți plătesc 1 milion maxim. Păi cum 1 milion, că a zis că sunteți patroană, femeie. Nu se dau pe prostii să dau 7 milioane pe un solar, pe ce am înnebunit? Făcut. Nu, doamnă, o firmă de asigurări ceva. Găsiți dumneavoastră că sunteți patronă, nu? Să-ți fie rușine că... Și dumitale că vrei să jecmenești oamenii. Nu jecmenești, dar e posibil, n-am mai... Eu am șters acolo foarte bine cu șervețele, am și parfumat, am dat cu de toate, că aveam un parfum scump pe care l-am dat pe solarul dumitale. 7 milioane și... Asta, lăsați-mă cu 7 milioane, gata, am terminat orice discuție. Doar nu-s cretină să dau 7 milioane pe un solar. Bun, cât dați, doamnă? 1 milion, atât am spus că dau. E puțin, doamnă, 1 milion. E puțin, păi negociem acum, păi aici că ai pierdut 7 milioane. Acum cât dai, cât nu dai, ce suntem la bișniță? Haideți că m-ați enervat, m-ați scos din pepe. Atât vreau să vă mai spun. Spune. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zul. A fost o farsă. Cine a făcut farsa asta? Cineva de la salon. Cine de la salon? Că nu are nimeni, nicio fată de acolo, numărul meu de telefon. E adevărat ce s-a întâmplat? Nu mai discutăm problema. Haideți acum, nu mai insistați. Nu insist, dar vreau să vă întreb dacă e adevărat ceea ce s-a întâmplat. Dom'le, s-a mai scos din pepe. Ce vrei să fac acum? E prima dată când s-a întâmplat așa ceva? Normal, doar nu fac, mă duc la solar și fac nevoile la solar. Păi am să vă întreb dacă nu v-a fost jenă după ce s-a întâmplat... Dar dumneata ești nesimțit? Păi eu? Păi după ce că faci, mă ții la telefon o zi întreagă, o oră mă ții ești la telefon, acum ce faci aici? Păi nu v-am întrebat așa de... Păi tu, lasă-mă pace, mă, mi-ai stricat toată ziua. Da. Bună, Corina. Da, cine e la telefon? Iulian sunt, prietenul Cristinei, colega ta de serviciu. Și de ce m-ai sunat? Voiam să discut ceva cu tine. De unde ai numărul meu de telefon? De la Cristina, din telefon, voiam să discut. Și ea știe că l-ai luat? Ea știe că l-ai luat? Nu. Păi și ce vrei să vorbim? Poți vorbi în momentul ăsta? Da. Aș dori ca discuția asta să rămână între noi. Da, sigur, nu o să spun la nimeni, stai liniștit, poți să ai încredere. N-aș vrea să-i povestești, Cristine, despre... Aha. Nu prea înțeleg ce ai vrea să vorbim. Ideea e următoarea, că nu știu dacă ai observat de fiecare dată când veneam la serviciu să iau pe Cristina, avem niște priviri așa mai... Mai indiscrete. Mai indiscrete, da. Da, am observat puțin, da, am crezut că poate mi se pare mie... Da. Da. Eu am înțeles de la Cristina că tu ești, că prietenul tău e plecat în... Da, 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 acum sunt singură, el e plecat din țară, nu este în țară. La unde ai dus? E pe croazieră, a plecat de ceva timp, nu e nicio problemă și chiar vorbeam cu Cristina că mă înțeleg foarte bine cu ea și povestește anumite lucruri despre tine. Cristina îți povestește despre mine? Da, are încredere în mine și îmi spune mai multe lucruri. Mai intime. Adică? Povestește cum sunteți voi, cum ești tu în relație, cum te comporți cu ea și asta m-a făcut să te consider un băiat ca lumea. Mie îmi place foarte mult de tine și... Și mie îmi place puțin, nu pot să spun că nu... Și mie îmi place puțin de tine, nu pot să spun că atunci când te văd nu simt nimic, mai ales când vii după aia la serviciu. Deci ai observat și tu că mă uit atent la tine? Da, am observat, dar mi-era frică să nu-și dea seama... Mie îmi place de tine și, nu știu, nu vreau să te jignesc, să te simți... Nu, chiar nu. Mă așteptam oarecum să
să îmi spui lucrurile astea. Și mie îmi place de tine și chiar aș vrea să, dacă ești și tu de acord, să ne întâlnim peste 2 săptămâni, este ziua mea. Și aș vrea să ar fi o surpriză foarte plăcută. Mi-ai luat vorba din gură. Da. Prietenul tău unde este plecat? El a plecat de ceva timp și, sincer, nu mai e ca la început. La început era altfel, ne înțelegeam foarte bine, dar cu timpul s-a schimbat. Da, știam că v-ați logodit. Păi da, ne-am logodit, dar poate cine știe, o să fie ceva între noi. Da, dar eu sunt cu Cristina, știi, și e mai complicat. Da, eu știu, înțeleg, mai ales pentru mine, pentru că îți dai seama, sunt prietena foarte bună și cred că nici prin gând nu-i trece că aș putea să-i fac așa ceva. E o situație mai neplăcută, dar... Mai ales că noi, la vară... Mi-a spus că v-ați făcut rezervare la un restaurant, că o să vă căsătoriți la... M-a și invitat azi, că o să fiu domnișoare de onoare. E cam mai rău. Nu te deranjează că te-am sunat și ți-am zis lucrurile astea? Nu mă deranjează. Nu, și eu simțeam nevoia să mă descar, să spun și eu ce simt. Dar mai zi-mi de tine, cum e singură? Păi, dacă prietenul meu a plecat, eu stau aici în București pentru că el mă susține, îmi trimite niște bani să pot să mă descurc. Îți dai seama, din salariul meu nu pot, n-aș putea să fac toate poftele, să iau tot ce vreau. Și atunci el mai trimite bani. Are un salariu destul de bun. El ce face acolo pe vapor? El trebuie să stea 6 luni pe vapor, apoi o să vină o săptămână, două, are liber doar atât și o să plece din nou. Deci are contract și nu poate să plece de acolo, să se angajeze în altă parte. Și el te mai ajută așa cu bani? Cu... Da, păi da, mă mai ajută că na, mai am nevoie de anumite lucruri pe care nu mi le pot permite singură, îți dai seama. De fapt, îmi trimite aproape toți banii pentru că nu vrea să trimite o familie. Sora lui cheltuie aiurea prin cluburi, ieșiri și nu, îți dai seama că nu-i convine, iar fraiso nu știe decât să joace la tot felul de jocuri din astea de noroc și să-i bea. Și atunci mi-i trimite mie, are încredere în mine. Fratesu? Da, fratele lui... Cheltuiește foarte, foarte mult, pierde foarte mult la jocurile de noroc. Toți banii ți-i trimite ție? Da, mi-i trimite mie. Păi nu știu, cum să facem, cum să ne vedem? Păi eu știu, eu aș putea să am un prieten la Marriott și aș putea să vorbesc cu el să ne rezerve o cameră. Ar fi ideal atunci când e ziua mea să... Și ți-am zis, de bani nu e vorba, că oricum am, dacă îmi trimite prietenul meu, am. Și aș putea să se rezolvă asta. Nu știu dacă ești tu de acord acum să nu... Dar când e ziua ta? Peste 2 săptămâni, miercuri, peste 2 săptămâni, da. Vrei să închidezi o cameră sau? Păi da, mă gândeam, na, nu putem să riscăm să afle cineva și acolo suntem în regulă, putem să mergem. Mă gândeam că vrei să faci o petrecere, adică să vină mai multă lume. Dacă ai fi tu, ar fi suficient. Mi-a mai trebuit. Tu ai zis Cristine ceva? Adică ai... Nu i-am zis nimic. Bineînțeles că am tot întrebat-o. Ea îmi povestește destul de multe și am tot întrebat-o despre tine. Nu cred că s-a prins. Ea crede că vreau să-i dau sfaturi, să o ajut în relație, dar de fapt, pe mine m-a interesat cum ești tu. Am văzut că ești altfel decât alții. De fiecare dată când vin acolo și Cristina pleacă prin magazin să... Da, era o situație mai încordată când veneai. Tot timpul bătea inima mai tare când te vedea. Cum? Am zis că îmi bătea inima puțin mai tare atunci când te vedeam pe tine să vii să iei, dar știam că nu fi pentru mine, vin pentru Cristina, dar mă mulțumeam și așa, să te văd puțin în fiecare zi. Tu ești singură acum? Nu mai ai pe nimeni? Da, sunt singură. De când a plecat, era mai avut o relație cu un italian mai în vârstă puțin ca mine, dar... Cu cine? Cu un italian. Îl cunoșteam de ceva timp și el tot a insistat și am avut o relație, mai ales că eram singură și simțeam nevoia să... Am un bărbat lângă mine, da. A fost așa ceva. Și prietenul tău nu știa de treaba asta? Nu, doamne ferește, nu știa de asta, cum să știe? Da. Nasol singur așa să... Da, îți dai seama că simți nevoia să ai pe cineva lângă tine, mai ales când o văd și pe Cristina fericită că are un prieten așa special, cum îmi spune ea, parcă o invidiez. Mi-a fost foarte greu să mă hotărăsc să-ți dau telefon și să fiu așa direct cu tine. Foarte bine, adică apreciez foarte mult că mi-ai spus toate lucrurile astea și nu ai venit tot felul de texte vrăjel cum fac toți din ziua de azi. Dar chiar mă bucur că m-ai sunat și mi-ai spus într-adevăr, te-am spus și eu simțeam la fel și foarte bine că ne-am spus. Știi ce mă gândeam eu? Ce te gândeai? Mă gândeam dacă nu-i nasol ceea ce, nu știu, ceea ha. Ce... Ba da, zic mă, că ca și cum aș trăda o prietenă foarte bună, dar, na, vezi, atunci când ți-ai interzis ceva,
E altfel, gustasă plăcerea e mai intensă. Cum? Am zis că atunci când cineva ți interzice un lucru sau când ți interzici să faci ceva, guști altfel plăcerea, e mai, trăiești mai intens clipele. Decât să regret că nu am încercat, mai bine vedem ce o să fie, sperăm să nu afle Cristina de asta. Dacă eu nu făceam pasul ăsta, dacă nu îndrăzneam eu, tu... Dacă aveam inițiativa? Da. Nu știu, mă tot gândeam la asta, ce să fac, dar... Și când veneai să o iei de la lucru, încercam să-ți dau de înțeles, adică înainte să vii, mă aranjam, eram mai atentă cum arăt, să nu mă vezi cumva neglijentă. Mă tot întreba Cristina de ce mă aranjez, credea că probabil o să mă întâlnesc cu cineva după aia. Cum? De fapt, credea că mă întâlnesc cu cineva după serviciu, de mă tot aranjam așa înainte să plecăm, nu știa aia că pentru tine îți dai să. Dar n-ai fi avut inițiativă? Nu, n-aș putea. Am zis că dacă e să fie ceva, o să faci tu primul pas, apoi vedem. Doar ai dat semnalele. Da, eu încercam să dau de înțeles, dar văd că am reușit. Tu zici să ne vedem atunci de ziua ta? Da, peste 2 săptămâni. Lasă-mă pe mine să închiriez eu camera aia. Nu, ți-ai zis, pentru mine nu e niciun fel de problemă. Stau bine cu banii, nu îți face griji de asta și oricum... Banii băiatului. Păi da, dar nu știe el de asta, așa că n-are cu ce să-l afecteze dacă nu știe. Mă gândeam să închiriez, nu, că ar fi fost așa, nu știu... Mai bine merg eu înainte, închiriez cu o zi, două înainte și apoi te aștept eu acolo să nu vadă nimeni. Păi... Merg cu câteva ore înainte și apoi o să vii și tu, spun la ce cameră, e mai bine așa, e mai sigur. Zici tu? Da, e mai sigur așa. Păi atunci înseamnă că eu vin cu cadou. O să vin cu un trandafir în gură. Da. Nu contează cât trandafir, important e să vii. Până atunci nu vrei să ne vedem sau nu putem să... Păi eu știu, cred că ar fi... Oricum o să ne vedem când o să vii după Cristina și... Na. Nu, zic că până atunci, adică să ieșim să mai vedem. Nu, sunt cam ocupată, că trebuie să mă mut din apartamentul în care stăteam până acum. Cum? Că a plecat o colegă de apartament și trebuie să mă mut de acolo, să-mi caut o garsonieră, nu pot să plătesc un apartament întreg. Și a, te mus la garsonieră? Da, o să mă mut la garsonieră și o să stau singură, așa că după poți să fii și la mine, nu e neapărat să mergem la hotel. Ok, da, atunci o să fie mai mișto, că să fie... Păi da, putem să ne întâlnim mai des așa. Vrei să nu te dai de gol? Nu, o să memorez numărul în telefon, dar o să te trec altfel, să nu cumva să... O să te trec altfel în telefon, să nu-și dea seama Cristina, poate îmi sună telefonul la lucru și o să vad. Salvează și tu numele cumva cu... Daniel. Daniel? Da. Da, e ok. O să salvez Daniel. Daniel Buzdugan. Daniel Buzdugan. Mă auzi? Da. A, ce vreau să-ți mai zic? A fost o farsă. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă. Adică tu nu ești iubitul Cristinei? Nu. O să dați farsa pe radio? Da. Nu, n-ați putea să... Vă rog să nu dați, că mi-ați face foarte mare probleme. Măcar, nu știu, să nu dați... un nume ceva, să nu-și dea seama nimeni. Vrei să stai numele? Să nu se afle, că apoi o să am probleme cu Cristina, cu prietenul meu, dacă află, Doamne. M-aș fi groaznic să afle prietenul meu. E frumos ceea ce vrei să faci? Nu, dar nu cred că sunt singura care aș fi făcut așa ceva. Nu, normal că nu e, dar cum mi-am spus și cum vreau, de fapt, am crezut că ești tu, că el. Mi-am explicat că îmi plăcea de el, dar nu merita Cristina să facă asta, da? Probabil că nici nu se o fac, din moment ce nu e adevărat. Bună. Da. Sunt de la clinica Genesis. Sunt asistentul doctor care v-a pus siliconele proteze. Da. Spuneți-vă frumos cum vă simțiți. Binișor. Banda de deasupra mă deranjează și nu prea pot să port, dar în rest bine. Dumneavoastră ați avut silicon mărimea 360 de grame, proteze rotunde. Da. Există o problemă cu lotul de material de silicon pe care noi l-am primit la clinică aici. Ne-au trimis expirate și ar trebui să venim să le scoatem. Vă dați seama, nu e ok. Și trebuie să le scot? Doamne Dumnezeule, nu pot să cred. Încă o operație. Iarăși dureri. Da. În momentul ăsta vă mai doare? Un picuț. Băgați un pic mâna și palpați-vă pe sâni. Încercați să vă palpați un pic. Nu pot să-mi dau seama, nu mă pricep. Băgați mâna sub braț, acolo lângă sân. Așa. Și mângâiați-vă ușor. Da. Așa, ce simțiți? Peste tot e la fel, nu sunt ceva deosebit, zic eu, nu știu. Lotul de implanturi venite la clinică sunt expirate și... Dumnezeule, nu pot să cred, ce ghinion.
refacerea durează destul de mult și trebuie să vă punem altele la loc. Să vă gândiți dacă vreți să le mai puneți înapoi sau dacă nu vreți să le mai puneți înapoi. Pentru că dacă vreți să punem altele, ar mai costa 1000 de euro. Iar dacă nu puneți nimic, nu vă mai costă absolut nimic. Nu e vina mea, de ce mă mai costă 1000 de euro? Practic e o altă operație. Oh, sunt prea speriat acum, nu știu ce să vă zic. Îmi e foarte, foarte frică. În momentul în care faci operația asta a doua oară, există și o perioadă de 6 până la 8 luni în care nu ar fi bine să nu aveți viață sexuală. Nu pot să cred, nu vine să cred. Nu știu dacă am să mai suport să mai trec prin durerile alea și... Oh, ce să vă zic eu? Sunt foarte supărată și foarte speriată. Dacă nu mai doresc altele, de exemplu, banii sunt pierduți. Pe operația trecută? Da. Nu mai știu exact cât ați dat noastră. 2000. 2000 de euro. Deci trebuie să le scot oricum, neapărat. Da, vă dați seama. De ce, domnul doctor, atunci cum a putut să le bage expirate? De ce nu s-a știut că sunt expirate? De ce abia după s-a aflat că sunt expirate? Totuși e un spital, nu e un chioș unde vin ce vrei. Dumneavoastră aveați sânii foarte mici sau cum? Da, micuți, destul de micuți. Nu pot să zic că nu aveam deloc. Micuți! Păi se poate vedea în poză, că domnul doctor mi-a făcut poză. Nu, vă mai costă 1000 de euro ca să... că e reducere. Nu cred că mai am curaj. Mi-e frică, mai ales că mi-ați spus că au venit expirate. Totuși e un spital. Nu mi se pare corect să mai dau alți bani în plus din moment ce nu e vina mea. Nici să nu-mi primesc banii înapoi. Banii nu-i mai primiți înapoi. Dar de ce? Vai, și când să vin să mi le scoată? Mâine puteți? Da. Aș putea. Ce se întâmplă de la astea? Vi se poate umfla fața, adică să aveți... Vai, nu vreau să... Dumneavoastră cât aveți de când v-ați operat? Vineri am avut o săptămână, 12-13 zile. Aoleu, aoleu. E mult. E foai de capul meu. Astăzi nu puteți veni? Ba da. Mai am o problemă, sunt bolnavă, sunt pe stop. Și nu e nicio problemă că sunt bolnavă? Nu, de ce? Păi știam că nu se intervine dacă sunt pe stop, așa am citit în foaia aia. Acum l-a scos, o să... Na. Nu mi se întâmplă nimic dacă mi le scoate? Nu, atâta doar că de la 6 la 8 luni de zile nu mai aveți voie să nu mai aveți relații intime. Acum, după scoatere. Da. Mai avem o variantă, e o variantă pe care noi chiar am primit-o săptămâna trecută, niște materiale foarte bune și dacă vreți pot să vă programez acolo. Să mi le pună din nou. Da, da, și este materialul ultimă oră, este... Nu știu, îmi este foarte frică acum la scoatere, mi-e frică să nu se întâmple ceva. Nu, că practic scoatem pungile alea. Atât? Da. Normal că le scot, e normal. Doamne ferește, Doamne ferește Dumnezeule, toată lumea. Vai, toată tremur. Materialul ăsta este și radioactiv, adică ce sunt făcute în China. Toate implanturile astea care au venit la noi la clinică sunt făcute în China. Da, am înțeles. Câte mai sunt persoane în situația mea? Da, doamnă, da, sigur. Câte? Multe? 10-15 fete. Doamne Dumnezeule. Acest material este radioactiv, adică s-a folosit apă, că ele conțin un procent și de apă. Da. Apa respectivă este încărcată radioactiv, pentru că s-a luat apă din China undeva într-o localitate unde există o centrală atomoelectrică. Vai, Doamne, da. Și da. Au fost deversări de uraniu. Deci vă imaginați ce m-ați speriat acum. M-ați speriat de moarte acum. Stați cu uraniu în dumneavoastră? Nu e o problemă că sunt bolnavă? Nu. Sunt pe la sfârșit, dar oricum. Ei nici nu au informat și ei au luat apa respectivă dintr-o sursă unde se deversa... Au putut să trimită așa ceva și dumneavoastră, cum ați putut să le primiți într-un spital expirate și cu atâtea riscuri? Mai există în Bulgaria o clinică de genul ăsta. Da. Și acolo în Bulgaria o femeie a scos implantul ăsta pentru că a observat că îi pica părul și i-au picat dinții. Nu mai vreau să-mi spuneți așa ceva. E vorba de uraniu îmbogățit. Și tot a observat că îi cade părul, mai întâi, după aia dinții. Dar nu vreau să mai îmi spuneți. Deci sigur nu mi se întâmplă nimic după ce le scot. Nu. Ați mai operat vreo față acum, după, ați mai scos zilele astea? Săptămâna trecută o singură persoană. Și eu sunt a doua? Da. Unde e persoana aceea? Cum se simte? Aș dori să știu. La morgă. În reanimare, la morgă. De ce? Na, așa se stă, că se face rău.
Vai, mi-e rău acum. Bine, o să vin. Bun, și atunci optați pentru varianta nouă cu teflon? Cred că am să renunț. Aș dori să vorbesc cu domnul doctor. Da, nu doriți cu teflon? Să vă punem nou? Mi-e rău acum. Nu știu. Pe Sana o știți și pe Andreea? Nu cred. Daniel Buzdugan, a fost o farsă. Nu cred. Vai, nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu, nu pot să fie atât de inconștientă și să mă sperie în halul ăsta. Le omor. M-am speriat foarte, foarte tare. E, înseamnă că în momentul ăsta ești super fericită. Dumnezeule, nu, încă nu mi-am revenit. Nu pot să zic că sunt fericită. Și pentru chestia asta trebuie să dai mie 500 de euro, cât te costă mai ieftin, da? Ok, îl dau. 1000 pentru asta. Vai, ce m-am speriat de rău. Cum ai putut să-mi faci asta? Păi ele mi-au zis să-ți fac o farsă. Sunt singură în casă și m-a speriat foarte, foarte, foarte tare. Cum? Sunt singură în casă și m-a speriat tare, tare. Aproape că mi s-a făcut să rău. Și ideea cu ea a fost, bănuiesc, că Sana. Vai, și o să fiu dată pe post? Da. Nu, te rog. Dar nu, să tai numele, stai liniștit că nu. Fără nume. Da. Păi ne vedem la Timișoara, că eu o să vin în Timișoara. Da, și eu vin astăzi la Timișoara. Ceau. Să le porți sănătoasă. Mersi. Când vin la Timișoara, să mi le arăt, să le consult. Las, stai să vin eu la Timișoara și să te văd. Te rog, fără nume, bine? Da, bine, te pup. Da, bine, și eu, ceau. Ladies and gentlemen, keep it locked. Da? Să rămână. Bună seara. Zamfira? Da, cine întreabă? Vlad la telefon. Care Vlad? Nu știu dacă îți mai amintești de astă iarnă, de la petrecerea de Crăciun, de astă iarnă cu firma noastră când am fost la... Vlad, cel cu care am dansat la petrecere? Da, eu sunt. Serios, Vlad, ce faci? Bine, să cred că mă suni acum. Da, știi că atunci tu mi-ai dat cartea de vizită, dar n-am îndrăznit să sun pentru că eram... Na. Eu am plecat de la firmă, de la soțul tău. Da? Așa, ce s-a întâmplat? Ia stai numai puțin, numai puțin te rog, ca să-l trimit pe ăsta undeva să cumpere ceva de la magazin, ca să putem să vorbim și noi în pace. Dar tu ești acasă? Da, acum sunt acasă, sunt la etaj și el e jos, se uită la fotbalul lui sau la ceva, nu știu la ce se uită, dar să-l trimit până la magazin să cumpere o ciocolată sau un detergent, ceva, ca să putem să vorbim în liniște, bine? Dacă vrei te sun mâine. Nu, sunt numai în 5 minute, să-l trimit pe ăsta undeva și putem să vorbim, nu-i nicio problemă. Păi și pleacă la ora asta el de acasă? Da, pleacă, dă-l încolo, că pleacă, dacă îi zic că meargă să ia ceva, pleacă. Da, îi trimit după tampoane, nu știu. Ok, okay, mă sun în 2 minute, te rog, sau te sun eu. Ok. Bine. Alo? Alo? Gata, a plecat. Acum suntem singuri. Dar ce? Așa și mai zic, tu ce ai mai făcut? Pentru că chiar nu ne-am mai auzit de atunci, mi-ai lăsat o impresie foarte bună și... Nu știu, chiar am vrut să știu mai multe despre tine, însă lucrând la firma soțului meu, nu știu, m-a sunat așa ca maiurea, nu știam ce impresie să faci despre mine, ce... Păi... Na! Dar n-ai avut probleme cât am dansat noi atunci toată seara? Nu, n-a fost probleme. Ce probleme când bău ăla stătea și își bea acolo whisky sau ce-și bea el... Și nu băga nici pe naiba în seamă, ce probleme să fie. Vreau să zic că nevastă mea s-a cam prins, adică m-a luat la întrebări, că ce treabă ai tu cu nevasta lui Bogdan, că toată seara ați dansat împreună. E, și care-i problema? Nu ai voie să dansezi cu cineva la petrecere? Dar asta nu înseamnă că dacă ești căsătorit, nu mai ai voie să te distrezi. Dacă soția ta nu a știu cum să ține interesul treaz, atunci asta este, nu? Da, și eu am plecat de la firmă de acolo, de la așa, și sincer să fiu, mi-a fost așa un pic că mă gândeam că, na, că e ciudat așa, știi, să te sun. Nu, eu chiar mă bucur că m-ai sunat, pentru că de asta ți-am și dat acea carte de vizită. Chiar speram să mă sun și chiar m-am mirat că nu ai făcut-o până acum. Mi-a plăcut atunci de tine seara respectiv. Eu sunt, un om căsătorit. Bineînțeles, și eu sunt o femeie căsătorită, dar care-i problema? Că nu înțeleg, adică dacă suntem căsătoriți nu mai avem voie să ne bucurăm de viață și de plăcerile vieții sau ce? Cred că dansul acela a însemnat foarte mult pentru amândoi. Na. Așa? Nu sunt genul de bărbat care să mă dau la toate femeile din... Nu, dar bănuiesc că eu sunt puțin mai specială, nu? Pentru tine, adică nu sună orice femeie la telefon să-i spui chestii de genul ăsta. Cred că între noi s-a stabilit o conexiune la acea petrecere. A fost așa ca un fulger. Exact.
Nu știu cum, ce viață ai tu cu al tău, dar na, la noi a... Hei, normal, lucrurile nu merg foarte, foarte bine. Dacă am ajuns să dansez la petreceri cu alți bărbați, îți dai seama că nu e totul roz. Adică, ce asta, după 2 ani, deja intervine asemenea rutină, îți dai seama că nu. Sunt de părere că dacă aș găsi pe cineva, normal că aș face acest pas să divorțez, dar dacă nu găsesc, îți dai seama, adică măcar din punct de vedere financiar omul mai e încă potent, știi? A cine? Soțul meu, adică măcar din punct de vedere financiar e potent, deci deocamdată nu pot să renunț așa ușor. Dar dacă aș găsi pe cineva care să-mi ofere o anumită stabilitate și să ne potrivim, de ce nu? Aș face treaba asta. Cred că a fost așa o chimie între noi și de-aia... Păi normal, îți dai seama că îmi doresc și eu foarte mult și ce am simțit în seara aceea a fost ceva mai special, adică îmi povestesc și mie prietenele mele că au tot felul de aventuri cu fluturaș în stomac, că cunosc tot felul de persoane pe site-uri, pe High Five, pe astea. Și eu nimic, eu stau și aștept și aștept și nu primesc absolut nimic. Adică eu stau aici nelumită de nu mai știu când și nimeni nu mă bagă în seamă. Adică chiar nu mi se pare corect. Cum adică nelumită? Știi și tu, nu? Adică nu mă atinge, nu facem absolut nimic pe plan sexual, foarte mult timp. Poate așa, numai când chiar își mai amintește care ceva în pantalon, dar în rest. Trec săptămâni, adică cine știe, poate omul își rezolvă problemele în altă parte, n-am de unde să știu treaba asta. Deci eu aș vrea să ne întâlnim, chiar îmi face plăcere persoana ta și chiar îmi doresc să te cunosc puțin mai bine decât la acea petrecere. Ai o problemă în a-l înșela sau? Eu nu văd ce a înșela ceva grav, ceva... Este pur și simplu o chestie de asta zi face niște nevoi pe care nu le obții de la soțul tău. Adică nu mi se pare ceva ieșit din comun chestia asta. Mi se pare chiar ceva destul de necesar. Numai că la voi, la femeie, știu că e mai aiurea că voi puneți și suflet în treaba asta. Nu, dar asta depinde. Nu pui suflet la orice bărbat pe care îl întâlnești pentru o seară, clar. Acum e destul de dificil să pui suflet atâta timp cât un an, doi încă mai am de rezolvat niște chestii cu soțul meu și... Ce? E cam greu. Să te desparți de el după o perioadă? Da, păi da, clar, dar trebuie să mă aștept pentru că trebuie să-mi plătească mașina, să-i plătească casa mamei care s-a mutat și ea de la sat la oraș, îți dai seama că nu... Păi n-am dat că vreau să-mi găsesc pe altcineva și să divorțez de el, doar că mai am unele chestii de rezolvat, mai trebuie să plătească mașina, ratele la mașină, să achite casa în care stă mama, pentru că mama s-a mutat de la sat la oraș și intenționez să mă mut cu ea după aceea. Adică, într-adevăr, au fost și momente frumoase în relația noastră, timp de 2 ani și înainte, când ne-am cunoscut, înainte să fim căsătoriți și mi-amintesc cu el, de ele cu anumită plăcere, dar a fost și momente foarte urâte și până la urmă sclavii sunt toți sclavi și eu pentru tot acest lux în care trăiesc am avut și de tras, adică am primit și bătăi și picioare în cap și da, deci și normal că am vrut de mai multe ori să divorțez, în repetate rânduri am spus, dar vezi cum e, până nu-ți faci o situație, e foarte greu să divorțezi așa numai să rămâi în fundul gol, știi, fără nimic. Dar te-a bătut? Da, m-a bătut. Ce să zic, am și acum semne de la incident și... De ce te-a bătut? De ce m-a bătut? Păi mi-a mai găsit câte un mesaj pe telefon, câte... Mă mai spunea și pe mine amici de pe la lucru. Asta e, el a interpretat greșit totul și și-a ieșit din minte. Fiind foarte gelos, acum vezi și tu cum e, eu sunt o femeie deosebit de frumoasă și... Cum? Eu sunt o femeie deosebit de frumoasă și e normal ca bărbații să se uite la mine, să mai postească, când ai o prăjitură mai rea așa, e normal să o țin numai pentru tine, dar în momentul când ai o prăjitură foarte delicioasă, mi se pare normal să mai guste și alții, nu? Din această... Dar tu i-ai zis lui, i-ai povestit că ai avut relații cu... Doamne ferește, nu, însă el a bănuit, pentru că mai tot primeam
mesaje noaptea, telefoane cu număr anonim și ne putem, putem să stabilim, să ne întâlnim sau... Nici pe tine nu vreau să te încurc, adică și tu ești un bărbat căsătorit, ești cu copii, cu... Nu știu, chiar am simțit că ești un om special. Eu în oraș așa nu pot să ies, că... Normal. Păi nu, eu am mașină și o să ne întâlnim la un, într-un loc stabilit sau... Nu, no, dar... mai ferit de văzut lumii. La hotel sau... Păi nu știu, mai bine, nu știu, să ne întâlnim undeva mai la periferie a orașului. Uite, mie, este o anumită o pădure acolo care mie îmi place foarte mult și... Eu și din asta care îi place mult natura și nu știu dacă te atrage ideea asta. Sau. Să mergem în pădure. Păi da, de ce nu? Da, e fain că acum a venit și vremea bună. Cine știe, poate îți descoperi pasiunea pentru natură, nu? Vin eu după tine, adică ne întâlnim undeva în oraș, unde poți să ajungi tu, vin și te iau, nu e nicio problemă. Nu știu, vrei seara asta sau... Nu știu, în orice zi, adică foarte ușor aș putea să mint ceva. Pentru mine chiar nu e o problemă să fac asta. Da, ok. Păi na, uite, putem merge... Mergem în pădure atunci. Cine știe, poate găsim și niște ciupercuțe pe acolo, pe jos, nu? Mergem așa să... Nu, eu te întreb, știi, direct, adică nu... Mergem... Stăm la o poveste, fumăm o țigară, nu-i problemă. Zic, totuși, să fim și pregătiți pentru a fi aproape unul de celălalt. Cum? Da, pentru a fi aproape unul de celălalt, dar nu aș putea să zic acum ce se va întâmpla sau ce nu. Ideea e să ne întâlnim, să vedem dacă mai există acea chimie pe care am simțit-o la petrecere și de acolo nu știu. O să vedem de parcurs ce se întâmplă. Vrei să ne vedem undeva prin centru? A, nu în centru. Uite, este o benzinărie la ieșire spre București. Știi? Și ai putea să mă aștepți acolo și te iau eu cu mașina de acolo. În benzinărie? Da, chiar pot să mă aștepți chiar înăuntru, să eu intru... Sau îți fac semn din mașină și... Mamă, ce nebună ești! Da, păi așa sunt eu. Mai nebună, păcat că nu profită nimeni de treaba asta momentan. Ce să zic, mi-a părut foarte, foarte, foarte bine să te aud și chiar mă bucur că ai făcut acest pas, pentru că momentan în viața mea era un gol imens și așteptam o oportunitate să umplu acest gol, măcar așa pe jumătate. Voiam să-ți mai zic ceva. Spune, te rog. A fost o glumă. O ce? O glumă. Adică m-ai sunat să faci glume cu mine? Nu! Atunci de ce ai mai sunat? Adică... Da, nici nu te cunosc. Cum adică nu mă cunoști? Păi... Nu ești Vlad? Cine e la telefon? Alo? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă! Dar oricum am prins că este o farsă, așa că... Cum? Cine te-a pus să faci pasul asta? Soțul tău. Soțul meu? Voi ce, ăsta n-are încredere în mine? Adică nu știe că nu l-aș înșela niciodată în viața mea? M-am prins că este o glumă. Chiar mă gândeam că se apropie ziua mea și că o să-mi fac un fel de glumă. Voi n-aveți altceva de făcut decât să stricați căsnicii sau ce? Păi crezi tu că o să strică căsnicia? Păi... Probabil că nu, dacă soțul meu știe despre asta, dar dacă nu știe și eu mi-am imaginat că este ceva pus la cale de el, vă dați seama cum ce o să-și imagineze, nu? Că l-aș așela așa cu orice prost din gura satului, nu? Sau ce? Te-ai supărat? Ai ceva să-i spui soțului tău în momentul ăsta? Ai ceva să-i reproșezi sau să-i, nu știu, un mesaj? E, multe aș avea de reproșat, dar vreau doar să-i spun că-l iubesc și că... Relația noastră este foarte puternică și trebuie să-și dea seama că nu l-aș înșela niciodată. Ladies and gentlemen, Radio 2. Alo? Alo, da? Bună seara! Bună seara! Aveți porci de vânzare? Porci mari vreți? Da. Câte bucăți ați dori? Două. Două. S-ar putea să mai avem. Cât? De unde sunteți? De la țară suntem, doamnă, și vrem să mâncăm și noi ceva de porc.
Sunteți de la țară, de unde? Suntem de pe lângă Târgoviștea. Da, când îi vreți? În seara asta. În seara asta, nu se poate. De ce, dorm? Da, dorm. Păi treziți, spuneați că uite au venit niște oameni să vă iei acasă la ei. Da. Cât e kilogramul, domn? 9 lei kilogramul. Asta este așa, la prima strigare, dar negociabil cât? Nu este că suntem fermă, nu avem ce negocia. Ăsta e prețul. Sunteți fermă? Dar doar nu sunteți fermă Dolce și Cabana, unde nu se poate negocia. Sunteți fermă care faceți și vreți... Negoț. Nu facem negoț ca matale. Matale faci negoț. Păi facem negoț noi cu oale, cu ceaune... Păi cu... știu. Fetele la noi trebuie să fie plătite, să nu fumează, să nu bea... Da. Alo? Da. Bună seara. Să trăiți. Cu porcul. Da, spuneți. Cu porcul. Da, spuneți. Care-i treaba cu porcul? Păi cu porcul, am 3 porci să vând. 3 porci, cât îți dau pe ei? Păi cât? Am 2 bucăți la 100 de kilograme și unul la 130. Maxim câte kilograme? Toate? Da, masa musculară cât? Masa musculară, deci vine vreo 330 de kilograme toți 3. 330 de kilograme, da? Da. Și având în vedere că ei mai intră la apă când se taie, deci ar fi câte kilograme? Păi 330 ori 7. Ori ce? Ori 7 lei kilograme. Păi matale, nu poți să-mi vinzi mie 330 de kilograme, că în momentul când porcul se taie, mai intră la apă din el. Adică sunt lucrurile perisabile care se pierd în urma... Păi dacă eu ți-l dau în viu cu 7 lei kilogramul, deci în viu, da, vorbim în viu, nu tăiat. Păi în viu, dar după ce... Păi după ce îl tai ce? Rămâne mult mai puțin, nu rămâne întreaga cantitate. Păi n-auzi, domnule, că eu nu dau deci tăiat, îl dau la kilogram. Așa, și de la, de la 7 kilogram, 7 lei pe kilogram, cât mai poți să lești? Nu mai poți să lași nimic. Păi ăsta de... e prețul că puteam să cer 10 lei ca păi... să poți să lași. Nu poți să mai lași nimic. Deci stai așa să fac un calcul. 330... 330 de kilograme, da. Ori 7 egal... Ori 7. Cât egal? Vreo 23 de milioane. 23 de milioane. Da. 18 milioane și îți iau tot porcii. Nu pot. De ce? Păi n-auzi, domnule, deci ăsta e ultimul preț. Așa ceream 10 lei pe kilogram și îți lăsam. Ăsta e ultimul preț. Păi ultimul și n-ai negociat nimic cu mine. Păi dar nu pot să negociez, că vă spui de ce. Eu nu pot să cumpăr ceva ce nu negociez. Mă înțelegi? Că matale puteai să-mi ceri 1100... Da. Și-mi lăsai la 80, era, cum să zic, de negociat. Păi, da, 7 lei și tot acolo ajungeam. Băi, nu ajungeam, că n-am negociat nimic acum tale. Adică n-am satisfacția că am obținut ce am vrut eu. Mă înțelegi? Asta păi, e, de, nu te supăra pe mine. Păi, nu, păi de ce să mă supăr? Nu, hai să facem altfel. Te mai sun încă o dată și spui că costă 100 de mii. A, gata, ca să negociem. Să mor eu dacă nu-ți cumpăr, da? Da, mare șef. Bine, hai că te sun încă o dată. Haide. Nu te supăra pe mine. Nu mă supără. Bine, hai facem așa. Haide. Hai, chide telefonul că te sun acum. Bine. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Aveți porci de vânzare? Avem, mare șef, avem 3 bucăți. 3 bucăți. 3 bucăți. Câte kilograme? 2 bucăți la 100 și una la 130. Așa, și câte kilogramul? 10 lei, șef. Cât? 10 lei kilogramul. Aoleu, este scump. Păi atunci negociez dacă mi se pare scump. Bun, cât? Vă las la 8 lei kilogramul. 8 lei? Da. Nu-i cam ieftin? Așa mi se pare și mie că e ieftin, să știm asta. Îmi vinzi tăți porcii cu 8 lei? Da, kilogramul. Deci câte milioane ar veni să-ți dau? Vreo 26 de milioane. Bine! 26 de milioane? Da. Bine! Cum facem să vin să iau porcii? Cum să facem? Vin la comuna Lunca Corbului, în satul Pădureți. Da? Și de cine întreb? Iulica lui Deiciu. A lui Deiciu? Da. Matale, fii atent. Da. O să vină mâine cineva să te cheme. Da. Care răspunde, deci eu o să vin personal și o să mă legitimez cu numele de Daniel Buzdugan de la Radio Zul și a fost o farsă.
Băi, perfiu al dragului, mi s-a părut cunoscut. Ha! Mi s-a părut vocea de necunoscută, totuși. Foarte frumos că ați intrat în joc, așa, la negocieri, la alea. Da, am intrat. Vedeți că guvernul Boc vrea să vă ia în echipa de discuție cu FMI-ul, să negociați acolo. Da. Am crezut că e ceva de genul ăsta, un puișor de țigan și zic, hai să-i fac plăcerea omului. Că... Cum? Să nu se supere. Ce ați crezut? Credeam că, cum ați vorbit dumneavoastră, am crezut că e vreun rom, vreun țigan. Și am zis să-i fac omului plăcerea, zic, hai să intru în joc acum, să nu se supere omul. Tot după internet, asta sau a făcut-o cineva? Nu, de pe internet am făcut-o. Am mâncat, da. Foarte multe, mai bine. Bine, mersi mult, sărbători fericite. Să trăiți. Ceau. Să trăiți. Da. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Domnișoara Iolanda? Da! Doctorul tu sunt. Bună ziua, domnul doctor! Spuneți! V-am sunat să vă întreb o chestiune. Spuneți! E o chestiune mai delicată și vreau să fiți foarte sinceră cu mine. Ați avut luna trecută gărzi de noapte? Da, am avut. Și îl cunoașteți pe un anume Ciprian? Mi-a fost pacient, da, dacă mi-aduc bine aminte. E un băiat tânăr care a stat în spital la noi internat. În calitate de pacient, da, îl știu. Și ați mai avut și altă calitate față de el? Despre ce vorbiți? Dacă ați mai avut și altă legătură cu acest băiat? Nu am mai avut. Îl cunoșteați dinainte de a se interna în spital? Nu, eu nu știu mai mult decât atât. A fost internat, am avut grijă de el și atât. Avem o reclamație de la un pacient... Un alt pacient care mi-a zis niște lucruri mai puțin plăcute. Sunteți căsătorită din câte știu eu? Da, de un an de zile sunt căsătorită. Aha. Dar spuneți, vă rog, ce aveți de zis? Păi, eu am înțeles că ați avut o relație nepotrivită cu acest pacient al nostru, ceea ce este deosebit de grav. Doamne ferește, dar păi, niciodată n-am făcut lucruri din astea eu. Păi, e o reclamație din partea unui pacient care știa lucrul ăsta. Dar ce pacient? A fost pe salon cu el, deci un pacient care a fost pe salon cu acest băiat despre care e vorba. Despre... Vă spun sincer că nu s-a întâmplat nimic. Urmează să facem disponibilizări și crede-mă. Da, eu țin mult la... slujba asta și nu... Între a fi șomeră și a fi un medic de succes, stă semnătura mea, da? Deci... Știu asta, domnul doctor. Eu mă ocup personal, da? Eu te dau afară din spital. Dacă tu nu îmi recunoști treaba asta și îmi spui exact ce s-a întâmplat, voi face toate demersurile pentru a fi aruncată din spital. Eu am înțeles că tu ai mai fost anul trecut cu un doctor de la noi din spital. Da, am fost câteva luni cu domnul doctor Cristian. Aha. Asta înainte să fiu căsătorită, deci nu avea nicio treabă, nicio legătură. Am informații de la colegii asistente că vă închideați în timpul gărzii în cabinet la el și se întâmplau lucruri pe acolo. Cum să vă zic? Domnul doctor, dar mi-e jenă să vă recunosc dumneavoastră așa ceva. Cum să vă zic? Că aveți dreptate, că am făcut așa? Vă dați seama, mi-e și mie rușine. Ce să zic, acum nu aș mai face. Îți recunoști vina? Da, acum a recunoscut. Bun, și cu pacientul Ciprian, cum a fost? Domnul doctor, spuneți-mi altceva, să vă, nu știu, pedepsiți-mă într-un fel, dar nu-mi luați nici slujba. Vă rog mult. Tu recunoaște mie, eu sunt sigur de anumite chestiuni, da? Nu mă înșel, da? Și a venit omul respectiv la noi, mai avem și mărturia unei colegi asistente care mi-a zis că a lipsit... un timp la gardă, că erai toată ziua bot în bot cu... Cine? Îmi puteți spune? Cineva din spital mi-a povestit despre tine, da? Deci cineva din spital mi-a spus că da, tu cu Ciprian, da, cu acest Ciprian, ai avut o altfel de relație decât cu ceilalți pacienți. Și mai mult, bolnavul respectiv a venit și mi-a povestit că v-a surprins în timp ce erai cu acest pacient al nostru. Deci nu mă interesează, e problema ta, dar dacă tu nu îmi recunoști în momentul ăsta, deci între a fi un medic de succes și a fi șomeră, stă semnătura mea. Știu asta, domnul doctor. Și îmi pare rău, na, ce să zic. Oricum, dacă se află în afară de faptul că nu o să mai am servici, îmi pierd și soțul și mi s-ar întâmpla un lucru foarte greu. Vă rog frumos să mă înțelegeți. Tu ai avut relații cu pacientul în spital la noi? Recunoaște. Nu, da, gândește-te... Da, am avut într-o seară.
S-a întâmplat în spital? Doar într-una din seri. Și în spital? Da, în spital. Acolo, în salon. Și tu cum te simți în momentul ăsta? Adică, sau, nu știu, atunci, nu... Penibil, vă dați seama, jenant. N-am cuvinte. Mi-e rușine, în primul rând, de dumneavoastră, care îmi sunteți superior și ați aflat așa ceva și trebuie să discutăm astfel de lucruri. Ești fata spitalului sau... Adică vine orice pacient sau unul mai drăguț și... Nu vorbiți chiar așa, nu sunt așa. A fost un moment, nu știu ce a fost cu mine. Nu am control pe ce am făcut atunci. A fost un tip cu care am vorbit mai multe, mi s-a părut de treabă. Aveam și eu probleme în căsnicie în perioada aia și îmi pare foarte rău, vă dați seama. Acum spuneți dumneavoastră ce să fac. Dar unde s-a întâmplat treaba asta? Acolo, în salon, pe patul pacientului. Nu mai era nimeni? Mai era un pacient mai bătrân, dar dormea chiar și sfărăia la un moment dat și am zis că nu aude. Nu m-am gândit atunci, am zis că o să întâmple repede și... Da, e foarte urât. A fost doar nevoia momentului și acum aș da orice să dau timp înapoi să nu mai fac lucrul ăsta așa urât și jenant. Eu nu sunt o femeie ușoară, nu fac asta la ordinea zilei. Poate că asta v-am lăsat impresia și mai ales la ce lucru jenant s-a întâmplat. Nu sunt așa. Eu am avut niște probleme atunci și a trebuit să mă descarc. Și am vorbit cu băiatul acela. Era de treabă, așa părea. Și m-a ascultat. Era și simpatic. Eu aveam probleme de căsnicie. Bărbații, mă rog, și acum le avem. Mai bine nu mă căsătoream. Bărbații mi s-a luat și bea. Am găsit și eu un refugiu în seara aia. Și să-mi spune și mie, o să mă dați afară în urma ce s-a întâmplat? Depinde de tine problema asta. Depinde de tine. Nu știu ce gânduri ai tu, nu știu ce vrei tu să urmezi. Păi dumneavoastră, eu aștept să-mi spuneți dumneavoastră ce să fac. Mi-a spus că dacă vă recunosc e mai bine, că o să fie mult mai bine. Eu nu vreau să-mi pierd locul de muncă. Tu de când timp ești la noi în spital? De 2 ani. Tu de 2 ani de zile de când ești în spital, ai mai văzut lucruri de genul ăsta? Adică... Mai sunt, da, știți, colegi, nu sunt nici ei, colegele, nu sunt ușă de biserică. Se mai întâmplă astfel de lucruri. Am avut eu ghinionul să mă spună cineva, să fiu părâtă. Colegii se mai combină la noi, între ei, în gările de noapte, așa se mai întâmplă. De asta am și făcut treaba asta, știam că au mai avut loc treburi de genul ăsta și... Se combină cu pacienți? Domnii doctori, cu asistentele, colegele mele și ce să zic, nu că m-am inspirat, mi-am permis și eu. Cine se combină? Ai putea să-mi spui cine se combină? Nu mă interesează pe mine lucrurile astea, nu pot să vorbesc. Eu nu o să spun niciodată. N-aș putea să... Nu recunosc vina mea, am greșit și cu asta basta, nu am ce să fac. Vă rog frumos să mă iertați că v-am pus într-o astfel de postură. Și vă promit solemn și în față, când o să vă văd, că nu o să mai fac idioțenii de-astea în spital. În altă ordine de idei, acum că ne-am făcut confidențe, tu peste 2 săptămâni ce faci? Peste 2 săptămâni când? Probabil că o să lucrez. Da, o să mai lucrez în continuare. Și știi de ce o să lucrez în continuare? Pentru că ești o fată foarte drăguță și fetele drăguțe întotdeauna au trecere la mine, precum bine știi. Și pentru că ai fost sincer, în primul rând, cu o semnătură te scoteam din sistemul sanitar, crede-mă. Recunosc și îmi pare rău încă o dată că s-a întâmplat așa ceva și v-am spus că vă promit, nu o să se mai întâmple, nu o să auziți. Cel puțin dacă rămân în spital și o să lucrez în continuare, mie îmi place foarte mult jobul acesta și... Pe plan profesional nu are absolut nimeni ce să-mi reproșeze. Peste 2 săptămâni, pe weekend, ce faci? Domnul doctor, eu nu mai știu ce o să fac mâine în condițiile astea. Sunt foarte emoționată, mă simt prost față de dumneavoastră. Nu știu ce fac, nu cred că am program. Vreți să vin să lucrez și în weekend? Nu-i problema, eu vin. Nu, e vorba că eu o să fiu invitat la un congres de medicină la Zurich și voiam să-ți fac o invitație. Și, adică și să... cu ce? Să mergi cu mine la Țiuri. Ai putea? Eu aș vrea, nu știu ce să vă zic, aș vrea să mă duc și eu acasă, să vorbesc cu soțul, să-i spun cât durează, un weekend, adică 2 nopți? Păi nu, ar fi plecarea de joi seara și întoarcerea luni dimineață. E un congres de medicină la... Deci 4 nopți.
Îmi permiteți, vă rog, să mă gândesc până mâine dimineață. Nu pot să iau decizii de una singură, mai ales așa, sunt căsătorită, v-am spus. Bun, trebuie să ai putea să-mi dai răspunsul mâine dimineață, da? Mâine dimineață, da, vă spun concret. V-am spus, eu îmi doresc foarte mult să vin. Nu vreau să te simți obligată, forțată, nu știu ce. Nu, Doamne ferește, dacă dumneavoastră spuneți, fac ce spuneți dumneavoastră, orice. Păi atunci revin eu cu un telefon mâine dimineață, da? Aștept telefonul dumneavoastră, vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Alo? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul doctor! Da, spuneți, așteptam telefonul dumneavoastră. Hai să stabilim un lucru din start, da? Să nu mai îmi spui spuneți, să vorbim la pertu, adică... Dar eu vă respect și nu-mi permit să vorbesc altfel cu dumneavoastră. E, hai, lasă. Dar din momentul ăsta o să vorbim așa, dacă doriți dumneavoastră. Adică dacă mă respectai, nu făceai prostiile pe care le-ai făcut. Da, în fine, nu, hai că glumesc acum. Revenim la... V-am zis, îmi pare rău. Da, exagerez și eu cu treaba asta. Da, în legătură cu ce am vorbit, voiam să vă zic cu părere de rău că nu pot. Am vorbit cu soțul, nu a fost de acord sub nicio formă. M-a întrebat că cum, de unde până unde, pe mine, din toate asistentele. Stai un pic, tu ai zis că ai vrea să mergi la congres cu mine? Da. Doar cu mine? Păi, domnul doctor m-ar fi sunat și probabil că mi-ar fi cerut o colegă de cameră să vorbească cu ea. Păi și cum să-i spui soțului tău? Doamne ferește, mă bagi în belele, măi. Nu pot să cred. I-ai spus treaba asta că te-am invitat eu sau ce? I-am spus că e vorba de un congres și i-am zis, e vorba de facultatea mea, îmi doresc și eu să ajung medic, cine știe. Soțul tău ce a zis? Adică ce? Păi și a zis să devin eu medic și mai vorbim după aceea. Nu înțelege, nu, sub nicio formă. Mi-aș fi dorit foarte mult, dar nu știu, dumneavoastră cum m-ați ales pe mine? Puteam să alegeți oricare altă colegă, mai sunt și fete necăsătorite. Pentru că ai avut buba asta, adică ai avut problema asta. Da. Bârfele din spital și reclamația pe care am avut-o. Și nu știu dacă țineți neapărat lucrul ăsta, putem să facem, să mergem la un hotel și aici. Stai un pic. Deci ai intuit exact care e problema, nu? Sau... Păi bănuiesc că dacă eram singura cu care voia să mergem. Normal, Iolanda, din moment ce eu te-am sunat ca să te întreb de problema ailaltă pe care tu ai avut-o și ți-am zis că am... Și de ce m-ați ales așa? Cum? Și de ce m-ați ales așa? V-am zis, dacă e vorba de așa ceva, să fim împreună... De ce ai întrebat de ce te-am ales pe tine sau cum? Da, așa v-am întrebat. Sunt atâtea fete drăguțe în spital și... Na, nu știu. Tu de ce crezi că te-am ales? Eu am pus ochii de mult pe tine. Dar puteai să-mi spuneți mai de mult. Nu puteam să spun mai de mult pentru că nu sunt eu genul. Dar a apărut problema asta cu reclamația și cu alte discuții și am zis hai să te sun. Să înțeleg că a fost, v-ați făcut curaj sau cum? Da, mie mi-a plăcut foarte mult de tine. De multe ori te-am văzut în spital. Noi am lucrat vreodată împreună? Nu am lucrat niciodată împreună. Și de multe ori mai creat palpitații ventriculare. Și dumneavoastră sunteți un domn foarte bine, dar nu mi-am permis niciodată. V-am spus, vă respect foarte mult și îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Dacă ai întrebări, poți să îmi pui întrebări, nu știu. Pentru că e normal să-ți pui și tu întrebări. Nu am întrebări. Știu că aveți o soție, știu că este medic la fel ca dumneavoastră. La fel ca tine când o să termin facultatea de medicină. La așa sper și eu. Asta cu faptul că sunt căsătorii nu te deranjează, bănuiesc, nu? Adică... Nu mă interesează pe mine lucrurile astea. V-am spus și eu, sunt căsătorită, nu am o căsnicie tocmai perfectă. Da... Îmi place să-mi trăiesc viața. Nu vă gândiți că sunt vagabondă sau ceva, dacă nu, nici nu merge. Soțul v-am spus... De-aia destul de mult. Joacă banii la cazinouri. Relația fizică merge? Sau și acum? Nu. Sunt probleme? Foarte mari probleme. Nu, n-am fost niciodată compatibil. Ce să mai zic acum? Nu vreau să divorțez, dar
M-am sfătuit și cu mama mea și ea mi-a zis să-mi trăiesc viața, asta e, dacă m-am măritat, acum nu e capăt de lume. Cine știe și el ce-o face? Crezi că și el... Nu știu, nu l-am prins până acum cu nimic, acum... Deci nu merge treaba între voi? Nu prea merge. Tu când... sau voi cu ce regularitate vă iubiți, dacă nu-ți prea no, nici nu mai țin minte, cred că au trecut vreo 2 luni de când nu am mai făcut nimic. 2 luni de zile? V-am spus, nu ne merge bine. El are adică... hobby-urile lui, nu... Bun, adică tu vrei să spui că tu n-ai mai trăit cu el de 2, adică n-ai mai trăit, nu te-ai mai iubit cu el de 2 luni de zile? Da, v-am spus și tocmai de-aia s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Adică ești o femeie foarte frumoasă, ești una din cele mai frumoase femei de la noi din spital, de acolo. Din... Mulțumesc, știu, dar se pare că la el nu a avut legătură prea mare lucrul ăsta. În fine, da. I-a plăcut de mine, m-a plăcut la început, acum nu mai suntem ca la început. Nu te lasă, nu, sunt șanse slabe să poți pleca. Nu, din țară chiar nu pot pleca, dar v-am zis așa, o seară aici, mi-ar fi mult mai ușor. Aș zice și eu că sunt de gardă și... Ți-am zis, mie îmi place foarte mult de tine. Mulțumesc. Și, da, tu ești căsătorită, eu la fel. V-am spus, nu, asta nu mă reține să fac nimic. Și mă gândeam să avem, cum să spun eu, adică să te gândești, pentru că ești o fată inteligentă și mie îmi place foarte mult de tine, să te gândești la posibilitatea de a fi parteneri fizici, cum s-ar spune, fără nicio obligație. Când ai chef, suni, când am chef, te sun și... Dacă poți, ne vedem? Da, cu siguranță. Despre asta vorbeam și mai devreme. Să știți că eu am înțeles la început ce se întâmplă și am acceptat. Nu te-ai simțit nu știu cum? Nu m-am simțit. V-am spus, sunteți un domn prezentabil. Nu am avut curaj să vă spun nimic, nici nu am ridicat capul la dumneavoastră până acum, dar dacă tot am avut ocazia să discutăm, e o plăcere. Da, ok. Pentru că vorba aia, suntem cadre medicale și dacă noi nu suntem open-minded, înseamnă că alți oameni care sunt altfel ar trebui să... Pentru că îmi place, ți-am zis, mi-ai provocat multe palpitații ventriculare, cum ar explicând pentru... Meseria noastră. Pentru cei care ne ascultă, pentru ascultători, adică un fel de... De fax friends. Adică pentru ce... Pentru cine? Pentru cei care ne ascultă. Pentru... Cine ne ascultă? Mai sunteți cu cineva? Nu. De ce? A spus ascultători. Păi, nu știi că acum se ascultă telefoanele astea ca... Da, sper să nu fie atât de interesantă convorbire. Da. Noastră. Păi, ziceam și eu așa. Ideea e că mie îmi place foarte mult de tine și aș vrea să avem o relație... mai mult fizică, adică fără implicare, pentru ca să nu există probleme, că în momentul când există implicare, sentimente, atunci e un pic mai dificil și pentru tine și pentru mine. Da. Adică un prieten... Fac friends. Cum? Fac friends. Da. E o traducere în engleză. Da. Mai... Da, ceva de genul ăsta. Da. E ok, da? Da, este ok, v-am spus. Îmi pare rău că nu pot să vin cu dumneavoastră la congres. Mă înțelegeți, nu am ce să fac. I-am zis așa, nu suportă ideea că nu ar mai fi alte colegi. Vă dați seama, mă înțelegeți. Bun, păi atunci cum faci? Tu când ai putea să scapi vreo câteva ore de acasă? Păi bine seară. Da, e ok. O să am tură de zi și o să spun că țin locul unei colege și mai stau câteva ore seara. Ok. Și cât ai putea să, adică de exemplu, la cât ai putea să ajungi? La cât ar trebui să fii acasă? La 10, jumate, 11, 12 maxim, să spun că fac unei colege câteva ore. Aha, am înțeles. Ok. Păi atunci ne vedem poimine. Ok, așa rămâne. Și îți dai seama, la mine nu se poate. În spital nu vreau să am... discuții să intru în gura a lumii. Păi nu în spital, un hotel. Ce hotel? Alegeți dumneavoastră. Păi nu, zi-la tu la un hotel la care îți convine. Alegeți dumneavoastră, nu țin. Și unde vreți dumneavoastră? La... Ai ok? Da. Bun, și la ce oră ne-am putea vedea? La 5:30, 6. O să vin acolo cu un taxi. Să vin să te iau eu? Nu, lăsați să nu...
să nu fie ceva, să vadă cineva, să nu se întâmple mai. Vin cu un taxi, e cel mai ușor. O să pun pe un prieten să închirieze camera pe numele lui. Te duci la recepție. E o cameră rezervată, notează. N-am putea să vorbim și mâine, eventual poimine, e mai ușor așa. Sau să-mi dați un mesaj cu camera și etajul și numele. Camera nu o să fie pe numele meu, o să fie pe numele unui prieten de-al meu. Îmi spuneți numele prietenului. Păi, îmi dați un mesaj cu toate datele astea, e cel mai ușor. Îți zic acum numele prietenului, e foarte simplu. Camera va fi rezervată pe Daniel Buzdugan de la Radio Zoo. A fost o farsă! Doamne ferește! Și m-ați dat pe post? Sau o să mă audă lume? Doamne ferește! Și soțul meu ascultă Radio Zoo. Doamne, mi-a cea mai proastă glumă posibilă! Alo, da? Bună seara! Bună seara! Sunt Bogdan. Cine? Bogdan sunt. Care Bogdan? Vărul lui Sebastian, soțul tău. Da, Bogdan, spune. Am fost pe la soacra ta zilele astea și mi-a povestit ceva. Mi-a zis că vrei să divorțezi. Uh-huh. Așa-i? Da, i-am spus lui Sebi că vreau să divorțăm. Nu mai... Am înțeles că ți-ai bătut soacra, ai bătut-o? Bogdan, dar tu ce ai face în locul meu când îți vine soacra pe cap seara când... Tu vrei să ai grijă de copii, de soț, să-i faci de mâncare și ea vine să-ți dicteze în casă la tine. Tu cum ai reacționa? Vii în casă peste mine, mă controlezi la bani, oale, vezi ce mâncare i-am făcut, ce nu i-am făcut. N-am mai rezistat și eu, am dat cu oala în cap când am văzut că încearcă să... E dat cu oala în cap? Dar tu ce crezi, că am mai rezistat? Ea mi-a zis că i-ai dat două palme. Eu știu ce am mai făcut atunci. Vin fiecare seară să mă controlez și la bani și la mâncare. Mamă, o fi soacră mea, dar eu nu m-am măritat cu soacră, eu m-am măritat cu băiatul, nu? Îl controlează pe Sebi, parcă ar fi un copil mic, îl controlează și la bani și la... Sună la noi seara și aud cum urlă în telefon la Sebi să facă una, să facă alta, să nu mă asculte pe mine, să o asculte pe ea. Dă-o dracului de babă. Maică sa numai așa mă ține, să fiu în viața lui Sebi numai pe locul 2. Eu și copiii întotdeauna să fim după ea. El să se ducă să-i facă toate mofturile și după aceea să ajungă acasă să aibă grijă și de noi. Și tu vrei să divorțezi? În situația asta n-am ce să facă, doar nu m-am măritat cu maica sa. Și ai spus lui Sebi că vrei să divorțezi? Ai vorbit I-am spus de o grămadă de ori. Și el stătea și se uita cu niște ochi mari la mine plângând să o întrebe pe mama ce să facă. Dar ce eu m-am măritat cu maica sa? Tu i-ai zis că divorțezi? Da. Și el ce a făcut în situația asta? S-a dus repede în camera cealaltă și a sunat la maica sa să vadă dacă îi dă voie maica sa să divorțeze. Se pare normal? E păcat, mai ales că na, voi aveți doi copii, sunteți de atâta timp împreună. Se întâmpla câteodată, veneam obosit de la serviciu, reușeam să ne regăsim și noi și deodată auzeam telefonul și Sebi sărea imediat din pat. Eu eram acolo toată băgată în acțiune și deodată Sebi nu mai, că să vadă cine la telefon. Eram seara în pat, ne apucam să facem dragoste. Și deodată suna telefonul și Sebi sărea din pat, eram acolo încălzită toată și el se ducea în altă cameră să vorbească cu maica sa. Sebi, lasă telefonul, dar chiar și acum când suntem și noi într-un moment de intimitate, vine maica ta și... Și el ce zicea? Stai un pic că vorbesc cu mama, că poate s-a întâmplat ceva, că poate la 10-11 noaptea sună maica sa. Sebi, vino un pic să-mi aduci nu știu ce de la alimentare și alimentarea e lângă ea acolo, în capătul celălalt al orașului. Și Sebi din pijamale se urcă imediat în mașină și se duce să-i cumpere lui maica sa. Sebi, vino repede că eu nu mai pot, că am nevoie de pâine, că am nevoie de lapte. Eu cred că și tu ai greșit. Pentru unde că am greșit? Un bărbat care iubește, da, devine bărbatul de care tu ai nevoie. Adică dacă tu ca femeie încerci să impui niște reguli. Trebuia să faci o grevă a dragostei, cum se spune. Adică o săptămână, două, trei, îl ții fără să mai faci dragoste cu ea. Da, și se duce la maică sa, că maică sa îl sună în fiecare seară. Probabil. Bun, da, se duce la maică sa, dar nu-și rezolvă problema cu măsa. Poți să faci din el bărbatul de care tu ai nevoie, dacă pui niște condiții de bază. Și ce condiții să pun? Adică îi spui, noi cu copiii suntem înaintea lui maică ta, pentru că așa e normal. Pentru că din moment ce un bărbat se căsătorește, asta nu înseamnă că nu-și mai ajută mama. Deci nevasta și copiii sunt pe primul plan. Și tu i-am spus treaba asta. Bun, dar ai încercat să-l pedepsești cumva? Nu știu, să faci greva dragostei, nu știu, să nu te mai culci cu el o săptămână, două. Cu Sebi nu fac treaba asta. Nici eu n-aș rezista la urma urmei atâta timp să fac grevă. Să fac greva dragostei, cum spui tu. N-ai rezista.
Nu, n-aș rezista. Poate să... N-aș rezista nici eu ca femeie. Am și eu nevoile mele. Plus că maică-sa vine și îmi reproșează de față cu el. Sebi câteodată mai și spune, vezi că mâncarea asta e bună, dar nu ți-a ieșit ca mama. Vezi că mama mă alinta mai bine, mă ținea mai bine în brațe. Toată ziua cu maică-sa în sus, maică-sa în jos, că nu mă apropii de targetul lui maică-sa. Te mobilizezi un pic, nu-i mai ofer lui Sebi ceea ce el își dorește, atunci vei câștiga cu siguranță. Zici? Pentru că tu ești femeia care stă în pat cu el, da? Deci nu maică-sa stă în pat cu el, indiferent de câtă influență ar avea maică-sa. Am să încerc și treaba asta. Da, nu te mai culci cu el o săptămână, două. Am să încerc și treaba asta. E ultimul lucru la care pot să mai apelez. Dar crezi că el ar putea avea pe cineva? Nu, nu, nu cred. Sebi prea mutălău, e prea, prea mămos. N-are cum să aibă pe cineva. Sebi prea mutălău, e prea, prea mămos. N-are cum să aibă pe cineva. Problema e că tu trebuie să spui răspicat ceea ce vrei de la el. Am să fac și treaba asta. Să-i spui direct. Bă, băiatule, deci am nevoie de tine aici ca să ai grijă de noi și de mine și de copiii ăștia. Păi ce exemplu ești tu pentru fiul tău? Că am înțeles că aveți și un băiețel. Da. Fiul tău o să fie un mâine, poi mâine trebuie să ajungă să se comporte ca un bărbat adevărat. Fetița voastră, care trebuie să știe ce înseamnă un bărbat adevărat, ca să-și poată găsi și ea într-o zi un... Da, să vadă în taică sunt un model. Da, să vadă în taică sunt un model, să, nu știu, să fie capul familiei, știi? Am să iau fără ele mâini și am să mă impun mai mult în fața lui. Crezi că mai e vreo șansă să vă împăcați sau ceva? Am zis, eu am vrut să divorțez de el, dar faptul că am mai discutat cu tine mă pune un pic pe gânduri să-mi schimb și eu atitudinea. Da, încearcă și altfel. Tu o să întrerupi relația fizică? Îți dai seama că am și eu o vârstă, am și eu niște nevoi, nu? Mi-e greu și mie, îmi cer aproape imposibilul, dar dacă altă soluție nu este, trebuie să încerci și varianta asta. Ce ți-e greu? Că n-am înțeles. Ce ți-e greu? Mi-e greu să trerup viața sexuală, să nu avem o viață normală de familie. De... O să fie mai bine după aia. Sper că o să fie așa. Mi-e greu, dar asta este, o să încerc și varianta asta. Da. N-am mai încercat până acum, dar încercăm și varianta asta. Poate așa ne salvăm și noi căsnicia. Vreau să-ți mai zic ceva în final, că... Spune. Sunt Daniel Buzdugan de la Radio Zoo și a fost o farsă. Sebi aude ce îi spun? O să audă și Sebi și soacra. Daniel Buzdugan, da. Te-ai supărat? Sebi, tu auzi ce spune Daniel Buzdugan? Păi de unde-i Sebi? Nu e acasă, dar poate aude ce. Nu suntem în direct acum. Mai bine, poate nu dați pe post. Vă rog frumos. Vrei să nu dau sau? Dacă tu crezi că mă ajută să-mi salvez căsnicia, dă pe post, dar vezi și tu cum. Păi poate nu salvează căsnicia ta, dar salvează căsnicia altora. Pe mine mă interesează să mă împac cu Sebi, nu de alții. Da. E boală grea și căsnicia asta, condusă de soacră. Dacă ai un mesaj în momentul ăsta pentru soacra ta, dacă ar fi să audă și ea, ce mesaj îi transmite? Nu te mai amesteca în viața noastră, lasă-ne să trăim ca o familie fericită. Îți ceri iertare de la soacră pentru că ai bătut-o? Nu, asta nu. O fi maică-sa, dar nu. Runa, sunt administrator la blocul 104, unde ați stat cu chirie la doamna Safta. Bună seara. Dumneavoastră aveați de plătit o anumită sumă la doamna Safta, la care a stat în chirie, da? Să plătiți întreținerea. Nu i-ați achitat suma respectivă, ea nu își permite să scoată din buzunarul ei suma respectivă. Înțeleg că sunteți într-o situație de mijloc, dar poate ar trebui să știți și dumneavoastră cu ce se ocupă doamna Safta. Eu am locuit în acel apartament timp de 6 luni. Eu pe doamna Safta am întâlnit-o de 2 ori de când locuiesc acolo, pentru că prietenul meu mi-a recomandat să mă mut acolo și el a luat contactul de la un alt prieten. Dumnezeu ei vrea să-și închirieze apartamentul. Da, dar eu m-am mutat acolo fără să o cunosc în mod direct. Eu am văzut-o pe doamna Safta de 2 ori. Eu nu mă ocupam de plata, nici plata chiriei și nici plata întreținerii. Dar cine se ocupa? Prietenul meu se ocupa pentru că el a făcut această înțelegere cu doamna Safta. Prietenul meu. A, el mergea și dădea bani. Da. Dar eu m-am văzut de 2 ori cu doamna Safta în viața mea, când nu era prietenul meu în oraș, a trebuit să mă văd eu să-i dau bani. Bun, această datorie a dumneavoastră către doamna Safta există. Și dacă eu trebuia să achit suma asta, tot nu achit. Îmi pare foarte rău că sunteți pus în această situație, dar eu nu achit așa ceva. Eu am locuit în apartamentul ăla cu încredere, am crezut că e locul meu, locul unde eu... sau când vin de la muncă și de fapt era locul unde doamna Safta avea întâlniri amoroase. Păi... Doamna Safta, proprietarea apartamentului, care în lipsa mea avea
Păi doamna Safta este o femeie căsătorită și o femeie care are venerabila vârstă de 65 sau 66 de ani. Domnul administrator, așa cum sunteți dumneavoastră surprins, ar trebui să știți că eu am fost de 1000 de ori mai surprinsă când am găsit-o pe masa din bucătărie într-un moment de maximă tandrețe cu un domn. Stați. În casa pentru care plăteam chirie. Inventați lucruri sau... Dacă nu îmi dați credibilitate și dați doamnei Safta, atunci să rezolvați cu doamna Safta și pentru întreținere. Una peste alta, nici contract nu aveam cu ea. Nu aveați contract de închiriere? Nu aveam contract de închiriere. Nu vine să cred. Eu vă înțeleg că nu credeți, dar eu am văzut cu ochii mei. Ce dovadă mai bună îmi trebuie să îmi dau seama că nu vreau să mai am vreo legătură cu apartamentul ăla, cu doamna aia, cu dar zona aia. Ce s-a întâmplat? Eu am venit într-o zi de la birou. Mai devreme, am intrat foarte bine în apartamentul pentru care mi se plătea chiria, am auzit niște zgomote și când am intrat în bucătărie, ușa nu era de tot închisă, era întredeschisă, doamna Safta, pe masa din bucătărie, mă scuzați că mă exprim atât de vulgar, era crăcită ca la ginecolog. Așa și? Împreună cu acel domn, pe masa unde eu mănânc și nu pot să spun acum ce făcea. Ce făcea? Adică ce... Era așa cu ăla. Cum? Să cotăi acolo pe masa din bucătărie unde eu mănânc, de fel nu pot să cred că pe masa unde eu mă veneam și mă așezam relaxată să mănânc, se întâmplau astfel de lucruri și tind să cred că nu este pentru prima dată. Am avut suspiciuni că cineva mai vine în apartamentul ăla, bănuiam chiar pe prietenul meu. Eu când plecam din casă, făceam patul, găseam uneori lucrurile deranjate, mă gândeam poate în graba mea să plec la muncă de dimineață. N-am întins cearteaful cum trebuie, dar am omis, am lăsat pe acolo un pic dezordonat. Mă gândesc numai la serile după ce veneam de la muncă și stăteam în bucătărie și îmi puneam capul pe masă să mă odihnesc. Pe masa unde am găsit-o pe doamna Safta crăcită. Pentru ce să plătesc, domnul administrator? Pentru apa pe care o fi consumat-o doamna Safta să se spele în urma... Pentru ce? Că vă dați seama, venea în casa aia, făcea ce făcea acolo, folosea dușul, folosea apă și prosoapele mele, nici nu vreau să mă gândesc, că doar nu venea cu prosoapele ei de acasă. Ce să plătesc? Eu nu plătesc nimic. Ați vorbit cu ea? Eu ce să vorbesc cu ea? Eu când am văzut lucrul ăsta am rămas blocată pentru câteva secunde și apoi am trântit ușa după mine, am fugit, am dus în parc, am stat și am plâns, nu știam sincer cum să reacționez. L-am sunat pe prietenul meu că nu era în oraș și n-am mai dormit acolo în seara aia. Am dormit în noaptea la o prietenă, apoi m-am dus să-mi iau lucrurile și gata, nu vreau să mai aud de nimic. În momentul când ați plecat de acolo, n-ați luat legătura cu doamna Safta? Cum ați părăsit apartamentul? Cheia respectivă sau... Eu am lăsat cheia la o vecină. De când am plecat am vorbit o singură dată cu doamna Safta. I-am spus că i-am lăsat cheia la vecină. N-am vrut să aud nicio explicație, nimic. În schimb, ea s-a chinuit să-mi explice că are o problemă cu soțul, că e un nenorocit, că o chinuie și a avut și ea un moment așa de scăpare cu băiatul ăsta, băiat, care nici nu știu cum să-l numesc, domnule. Știți cum arăta? Avea față de curățat haznaua, mă scuzați. De vârsta ei sau? Nici de cum. Doamna Safta are 60 de ani. Mă îndoiesc că găsea ea unul pe măsura ei să aibă aceeași vârstă. Nu, era cu mulți ani mai tânăr decât ea. Dar un amărât, probabil. Știu eu acum ce-o fi și ăla. Un boschetar. Cine s-ar preta să facă așa ceva cu... cineva ca doamna Safta. Eu am înțeles lucrurile, pentru mine sunt clare. Nu vreau să plătesc nicio rescanță la nicio întreținere, iar de doamna Safta nu vreau să mai aud nicicum. Eu am vorbit am luat legătura cu ea și mi-a zis că nu, ea nu are bani să plătească restanța respectivă. Mi-a zis că a avut o fată și a plecat, adică nu i-ați plătit nimic și acum am înțeles... Să se reprofileze, să caute alții care nu sunt boschetari, care o răsplătesc pentru activitățile ei. Chiar nu mă interesează, pe mine mă interesează să recupereze banii respectivi și părerea mea ar fi, nu știu, să luați legătura cu ea pentru că vrea să anunțe la poliție, vrea să vorbească cu polițistul de sec. Să spune, domnule, la poliție, dar să spuneți, ce nici n-a avut contract cu mine. Păi n-a avut contract, dar v-au văzut vecini acolo, cred că de câteva ori și eu v-am văzut la parter acolo când ați trecut de... Eu plecam dimineața, veneam seara. Ar fi bine să luați legătura cu ea, să stați de vorbă cu ea, să vă înțelegeți asupra acestui aspect. Nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat în casa aia, în patul unde eu dormeam, pe masa unde eu mâncam și nu vreau să știu ce boli pot să iau de la doamna Safta. Nici nu vreau să-i aud vocea. E contagioasă. Alo? Bună seara! Bună seara! Domnișoara Corina... Da, la telefon! Mă numesc Florin Condurățeanu, vă sun de la secția de poliție.
S-a făcut o reclamație pe numele dumneavoastră, bănuiesc că știți despre ce e vorba, cu problema administrației. Ce reclamație, domnule? Doamna Safta, am înțeles că v-a închiriat dumneavoastră apartamentul și nu ați plătit întreținerea pe câteva luni. Este adevărat? Ce întreținere îți plătesc, domnule? Nu plătesc nimic. Am avut neplăcerea să o cunosc pe doamna Safta, dar nu am nicio legătură cu cele 7 milioane la întreținere. Să le plătească doamna Safta. Domnișoară, eu vă înțeleg că a venit dânsa, a făcut o plângere la noi, este o femeie bătrână, este bolnavă. Da, este bolnavă, suferă de mâncărime la parter. Poftiți? Bolnavă, suferă acum de mâncărime, o mănâncă la parter, să știți, păi, pe doamna Safta. Păi stați, nu locuiți în apartamentul ei, la etajul 2? Nu, domnule, nu, vorba vine că o mănâncă la parter, o mănâncă jos pe doamna Safta, trebuie scărpinată. Doamnă, unde jos, adică? Nu repet acum povestea, dacă aveți nelămuriri să vorbiți cu domnul administrator, că am vorbit aseară cu el și am spus toată situația. Dar ce s-a întâmplat? Doamna Safta nici contract n-a făcut cu mine. N-a făcut contract, nu știu cu ce tupeu vine acum la poliție să depună plângere. Nici nu asta nu aveți voie să locuiți acolo fără forme legale. Aveți viză de flotant? Dar, domnule, e important dacă am viză de flotant sau nu am viză de flotant, nu plătesc nimic. Puteți să-mi spuneți ce s-a întâmplat? Observ aici că mognește un mic scandal. Adică de ce n-ați vrut să plătiți? Că n-am înțeles. Nu plătesc nimic pentru casa pe care a spurcat-o doamna Safta. Cum adică a spurcat? Plătească doamna Safta. Eu am găsit-o pe doamna Safta crăcită pe masa din bucătărie. Mi-a spurcat casa. Ce făcea acolo pe masa din bucătărie? Ce făcea? Se scârpina doamna Safta cu un domn. La dumneavoastră în casă? Da. Adică în casa dânsei, dar dumneavoastră chiriașă? Eu chiriașă temporar, dar... Noi trebuie să rezolvăm din partea poliției, trebuie rezolvată plângerea asta cumva, nu vrem să ajungem la judecată. Bani, nu, mamaie, stai puțin, că ți-am spus că vorbesc cu domnișoara să... Atâta vreau, să-mi dea bani. Vai, Dumnezeule, nu pot să cred. Dați-mi un pic, vă rog, domnule. Vă înțelegeți cu dânsa, discutați și încercați să... Nu vreau decât să-mi dea ce bani. Ce să discut, domnule? Eu, ascultați-mă doamna, puțin. Dacă dați-mi un pic, dacă... Stai, mamaie, că ți-o dau acum, nu mai te... Potolește-te puțin. Deci, doamna, domnișoara Corina, încercați să discutați cu dânsa. Nu, domnule, ce să discut. Ascultați-mă, eu cu femeia asta. Ascultați-mă că suntem doi oameni tineri împotriva unei femei bătrâne. Ascultați-mă ca un sfat prietenesc, discutați cu ea, încercați să rezolvați problema, încercați să rezolvați ca să nu ajungem la alte probleme. Vă mulțumesc, încercați, vă rog frumos. Alo? Da, domnișoară, uitați, am venit la poliție să fac reclamație. Păi femeie, dar tu ești chiar nesimțită, nu ți-e rușine. Cu ce tu pe mai ajuns tu și la poliție să-mi fac reclamație, că nu-ți plătesc pentru bordelul ăla? Te rog frumos, ai grijă, măsoară-ți cuvintele, da? Da, măsoară-ți tu faptele, doamnă. Corina, haideți, vă rog frumos, să ne înțelegem. Deci... Nu mă înțeleg, domnule, nu mă înțeleg cu dumneavoastră, v-am văzut cu ochii mei în casa mea, nesimțit-o. Nu, eu zic să nu ne pierdem respectul, da? Indiferent de ce s-a întâmplat, da? Despre ce respect vorbești, nesimțit-o? Păi dar nu mă fă nesimțit. Unde a fost când te tăvălai pe masa mea din bucătărie? Gândește-te că sunt totuși o femeie bătrână. Tu te-ai gândit la asta că ai putea să-mi fii mamă sau bunică când te crăceai pe masa mea din bucătărie și o spurcai acolo, pe masa unde eu mâncam? Aș vrea să povestim asta între noi, da? Și să De ce te-ai dus la poliție dacă vrei să vorbim între noi? De ce ai ajuns acolo să faci tot circul ăsta? Păi m-am dus pentru că nu mi-a dat niciun ban, da? N-ai mai dat niciun semn. Din momentul în care ai plecat, nu ai mai dat niciun semn. Și banii sunt 7.000. Ce semn să-ți dau, doamnă? Ce semn să-ți mai dau? N-ai lăsat tu destule semne pe masa din bucătărie? Ce dracu semn să-ți mai dau eu ție? Păi 7 milioane totuși sunt niște bani. Poate că cu alea am luat medicamentele, da? Medicamente? Ce? Să-ți mai oprească din pofte sau ce? Ce medicamente? Ce fel de medicamente iei tu? Cum rămâne? Că totuși am avut grijă, adică ai văzut că ai avut toate condițiile acolo. Avut grijă să ce? Să te coțe pe masa mea din bucătărie? Am ajuns eu să-ți mănânc din curul dumitale, nu ți-ar fi rușine? Păi cum vorbești așa ceva, Corina? Păi cum? Să mănânc de pe masa unde ți-ai lăsat tu secretele, unde eu îmi tăiam o felie de salam, de pâine, de pepene? Te rog frumos să înțelege că sunt femeie. Păi vorbesc cum vreau, dacă dumitale ajung la poliție, acum vorbesc și eu cum vreau. Casa merit. Te caută moartea pe acasă și tu te călcești în vizită la mine. Suntem oameni și avem... Dar de ce n-ai făcut acasă la tine lucrul ăsta, dacă suntem oameni? Păi unde acasă la mine? Că acasă la mine este soțul meu, nu? O să vezi și tu, când o să ajungi la vârsta asta, o să ai și tu ale tale, adică... Nu vorbi mie așa, nu compara situația. Uite că după ce că ești babă, mai ești și curvă. Sunt plăcerile trupului pe care o să le ai și tu la vârsta chiar 60-70 de ani, că asta e viața, îmbătrânim. Dar tu te femeie și regulează-te în șanturi. Nu pe masa mea din bucătărie. Corina, te rog tare mult să-ți măsori cuvintele, da? Că tu ți-ai măsurat postele. Înțelege că nu stau la nicio înțelegere cu tine. Nu am să discut, nu plătesc nimic. A fost... Ai un tupeu fantastic. Păi a fost o singură dată s-a întâmplat, crede-mă, da? Asta că te-am prins eu o singură dată.
Păi și atunci cum procedăm? Auzi, știi ce? Lasă-mă un pic să ies în casă, că fac aici gălăgie, că mă scoți în sărite. Așa. Corina, încerc... Nu mă lua pe mine cu Corina și Corina înțelege. Nu stau la discuții, nu plătesc nimic. Să fie clar. Îmi recunosc greșeala că în lipsa ta am intrat în casă și am făcut ceea ce am făcut, care nu se cade poate la vârsta pe care o am. Păi atunci să și plătești. Nu am de unde, soțul meu este bolnav. Atunci du-te și vindeți trupul la facultatea de medicină. Eu am himenoplastie la inimă și nu, da. Nu am cu ce să-mi plătesc această... Da, senzațiile tare strac cum asta de în bucătărie. Te ține inima pentru de-astea, la vârsta ta, nu ți-ar fi rușine. Nu stau la discuții, nu-mi pasă, eu nu stau acolo cu mine, n-ai făcut contract, descurcă-te. Deci cum facem, Corina? Să-ți plătească ăla care te întindea pe masă din bucătărie. Corina, vreau să-ți mai spun ceva în final, da? Nu stau la nicio discuție. Măi, ascult. N-ar înțeles. M-auzi? Te aud foarte bine, aș vrea să-mi te mai aud, deloc. Da. Daniel Buzdugan sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă propusă de Claudia, prietena ta. Incredibil. Dumnezeule. Să-mi cer mii de scuze pentru limbaj, dar exact așa s-a întâmplat, domnul Buzdugan. Exact așa a fost un coșmar. Teribil. Vă dați seama că eu mi-am ieșit din fire, că am mâncat pe masa aia, m-am șters cu prosoapele pe care ea le-o fi folosit, am dormit în paturile alea, mi-am ieșit din fire. Nu-mi sunt caracter să mă port așa și să vorbesc așa de urât, îmi pare rău. Datoria față de doamna Safta există, nu? Chiar și în condițiile astea să știți că tot nu plătesc nimic pentru doamna Safta. Nu, nu plătiți, nu? Nu, sub nicio formă. Alo? Alo? Bună! Bună! Cristian, sunt, am numărul tău de telefon de la Anca. Eu sunt tipul cu firma de organizări evenimente, nunți... Da, parcă îmi vorbise Anca de ceva. Da, mi-a zis Anca că avea nevoie de mine pentru nunta ta sau ceva de genul ăsta. Mă, sincer să spun, n-aș vrea să-mi organizez chiar nunta, că nunta mea organizez eu, doar că aș vrea să mă ajut cu o problemă, dacă se poate, nu știu dacă tu faci, aș vrea să te explic despre ce aș vrea să mă ajut și... Da, eu sunt prieten foarte bun cu Anca și Anca mi-a zis, băi, ajută-o un pic, are, nu știu ce vrea să te roage, cu nașii tăi sau... Da, mă, nu e o problemă, dar aș vrea să mă ajut într-o chestie. Uite, eu am două perechi de nași. Am două perechi de nași eu. Așa. Una din ele sunt prieteni din copilărie, super prieteni de suflet și ne înțelegem foarte bine. Iar cealaltă perechi de nași am cunoscut-o la Gura Humorului. Așa. Sunt niște tipi super ok, foarte de treabă, au foarte, foarte mulți bani. Cum? Au foarte mulți bani. O pereche de nași de suflet, o parte de interes. Da, sună urât, dar e cam așa. Știi cum e în ziua de azi, trebuie să-ți urmărești interesul, sufletul. Băi, plin de bani, sincer, sună. Acum, în iarnă, au fost prin Dubai, au plin de bani. Copiii lor sunt prin Anglia, așa. Și, sincer, să fiu, vroiam să mă ajut oarecum să ajungă la o... Să o frumoșic acolo la nuntă, să ne fie și nouă bine mie și soțului meu după ce se încheie nunta. Adică ce vrei cu alte cuvinte? Băi, sincer, aș vrea să da, cum să zic, un plic mai grosuț acolo la nuntă, fiind și naș, fiind și... Se determin să dea o sumă mare pentru... Exact, exact. Dacă m-ai putea tu ajuta să... Nu știu, să discuți cu ei, să așa să-i faci în așa fel încât să scoată banul din buzunar, că nu o să uită, sincer să fiu, nu. Adică eu să-i conving să dea bani mai mulți la nuntă, adică să spun că... Nu știu, să le dai în telefon, să vezi, vorbești cu ei în așa fel încât să... Să zică-ți de la firma de... că ți organizezi nunta. Exact, să-mi spui că mi-organizezi nunta și că ai vorbești și cu ceilalți nași și să se ajungă la o sumă comună oarecum, să nu fie unul mai sus și unul mai jos. Eu să vorbesc cu nașii, să spun, domnule, ar fi bine să oferiți suma respectivă, nu? Sau, adică să fie aceeași sumă ca să nu... Exact, uitați, am vorbit și cu ceilalți nași, am stat de vorbă cu organizarea nuntii, din vorbă în vorbă am întrebat și cum va fi cu darul de nuntă și am ajuns
sau că faceți o mare, am zis să vă, na, să vă comunic și dumneavoastră, să nu fie supărări, să nu fie discrepanți între plicuri, între astea, să... Ah, am înțeles, da, da, da. Ok, deci eu să le spun că am vorbit cu ei la Ținaș și că ăia dau o sumă mai mare, așa, adică, sau ceva de... Da, da. Așa, cam cât să cer, sau nu știu, cam în jurul cărei sume să spun că s-a oferit ceilalți? Da, nu știu, vreo 2.000-2.500. Cât? 2.000-2.500. Lei? Ei, nu, cum lei? Doamne ferește, nu, euro. Euro, ca o bani, ei nu se uită, ți-am zis. Dar o când stânga și în dreapta, pentru ei suma asta e nezilic. Să le spun că ceilalți nași au dat, am vorbit cu ei și că ei oferă 2.500 de euro, nu? Exact. Și că, na, poate să ofere și ei la fel, să nu fie nicio problemă. Aha. Da, ceilalți nași ai tăi, prietenii tăi, oferă suma asta? Nu, mă, nu. Nu, dar să, na, ăștia ți-am zis că-s cu bani, mi-s dragi, nu spun că nu, ți-am zis, ne-am cunoscut la gura cu morului, sunt niște tipi foarte mișto. La început, chiar, așa, sincer, nu știu dacă ai auzit Blanca, dar eu sunt o tipă destul de ok, adică arăt foarte bine și m-am văzut că nașul ăsta cu banii plăcea de mine. Bine, el nu era vorba de naș atunci, când ne-am cunoscut acolo la pensiune și din vorbă în vorbă chiar ne-au întrebat pe mine și pe viitorul meu soț, de cât timp suntem împreună, chiar le-a plăcut, s-au distrat cu noi și le plăcea din noi. Și le-am zis că urmează să ne căsătorim și chiar își doreau să vină la nunta noastră și... M-am stat de vorbă cu soțul meu și nu știu ce, și am zis, băi, da, haide, veniți la nunta noastră, dar, sincer, sunt și eu, chiar aș vrea să veniți în calitate de naș. Și au fost foarte încântați. La ei nu e vorba de criză, de tot timpul se laudă, că au bani, că au... A, de aia, fanfaron, de aia, care se laudă, că au bani, că nu știu ce... Exact, trebuie să mai și profităm, că asta e. Au două merțuri, lucrează. Spune. Ce au? Două mercedes-uri. Aha. Da, un viitor naș are Rolex la mână, deci nu e... Ce are? Un Rolex. A, un ceas. Un ceas Rolex la mână, deci nu e... Are un lanț de aur gros la gât, deci chiar nu o duc greu. Criza la ei nu se cunoaște, se vede. Deci tu vrei ca să fac să scot banul de pe el, cum s-ar spune? Exact, ce s-o mai... Mm-hmm. Scot banul de pe el și tot e bine. Dar ce spuneai tu, că s-a dat la tine nașul sau ce? Măi, sincer, atunci la pensiune ți-am zis, na, chiar mi se părea așa, că îi place din mine. Acum, na... Da, ei sunt tineri? Băi, sincer, au în jur de 40 ceva, 50, cam așa, dar nașul chiar nu se da, arată foarte bine și își fug ochii, așa, deci arată foarte bine el pentru vârsta lui. Te-a abordat cumva sau... Deci nu mi-a zis nimic verbal, doar că atunci când, na, fiind și vară și cald afară, aveam pantalon scurt, un sutien, mă, numai... Țâțului mele s-a uitat, dracu. Cum? Numai în țâțului mele s-a uitat, dracu. Am înțeles, da. Și acum îți dai seama că e încântat să aibă așa fină. Păi așa mă gândesc eu, că băi, la așa fină e în stare să scoată banul, nu? Da, ești belea să mori. Mi-a zis Anca, băi, e tipul mișto, prietena asta mea, și eu am zis că, bă, sămărită, da, ce să fac. Poate ieșim și noi, dar dacă e, na, să-mi povestești mai multe și după ce vorbesc eu cu ei să ne întâlnim un pic, să... Ok, să vedem ce ai discutat cu ei, ce eu auzis, ce... Vreau să te văd și eu. Nu, că ieșim cu Anca, nu e problema, adică nu. Nu e niciun fel de problemă. Ieșim toți trei și stăm de vorbă, discutăm tot, să vedem cum și ce facem. Deci tu vrei să profiți de el, de nașii ăștia? Da, chiar aș vrea, dacă se poate, fără milă. Și, băi, sincer, da, chiar am vrea să profităm de pe urma lor, că știm o grămadă de prieteni, de cupluri care după nuntă nu s-au mai văzut cu nașii și așa că mai bine profităm că nu se știe niciodată. A, nu s-au mai văzut ei cu nașii sau? Da, ei nu s-au mai văzut cu nașii după aia niciodată și să profităm cât se poate acum că nu se știe niciodată. Bun, păi atunci îl sun eu pe viitorul ăsta naș al tău să-mi lași datele și îl sun și revin eu la tine cu un telefon. Ok, bine, hai că îi sun să văd care-i treaba. Ok, atunci mult succes, sper să reușești.
Da. Familia... Da, poftiți. Sunt de la firma de evenimente Fiasco Total și mă ocup de organizarea anunții la care dumneavoastră am înțeles că sunteți nașă. Da. Am numărul de la Fina dumneavoastră. Da, despre ce e vorba? Eu am înțeles că există două perechi de nași, adică dumneavoastră și încă o pereche. Da, așa este. Vreau să discutăm un pic, pentru că am luat legătura cu cealaltă pereche de nași și am discutat despre organizare și despre implicit despre darul de nuntă și am vrea ca să vorbim și cu dumneavoastră. Despre ce e vorba? Despre sumă? Despre ceva în plus? Da, despre suma respectivă, despre plicul, cum se dă, știți, de fiecare dată la nuntă. Da, da. Fiind două perechi de nași, am propus și ceilalți nași au fost de acord ca să existe o concordanță, adică să nu dea unii mai mult sau mai puțin, să se simtă... Da, asta este normal și eu sunt de acord cu problema asta. Ați mai cununat? Prima dată când fac o cununie. N-ați fi de acord ca să existe aceeași sumă, adică să fie o concordanță? Sigur că da, așa mi se pare corect. Nu știu, să vă întreb pe dumneavoastră la ce sumă v-ați gândit sau... Dacă spuneți că ați discutat cu ceilalți nași, alo? Da. Vă aud. Bănuiesc că ei v-au spus o sumă, nu? Puteți să mi-o spuneți și mie, să văd dacă gândim la fel? Da, eu pot să vă spun suma, dar mă gândeam că spuneați noastră mai întâi, adică nu vreau să vă influențez. Eu am discutat cu soțul meu și ne-am gândit așa, în jur de, eu știu, 700-800 de euro. Mă gândesc că în jur de 30 de milioane este o sumă pentru un început, nu? Vi se pare? E diferență între ceea ce ați spus noastră și ceea ce au zis ceilalți nași. Au spus mai mult ceilalți? Da, doamnă. Aoleu. Da. Cât de mult? Ei au spus că oferă 2500 de euro. Mi se pare o sumă foarte mare, exagerat de mare pentru așa un eveniment. Dar ceilalți nași sunt totuși niște persoane tinere, modeste. Nu-mi vine să cred că oferă suma asta. Nu pot să cred că oferă așa o sumă de mare. Sunt niște persoane modeste din câte i-am văzut eu. Dar eu nu înțeleg cum cealaltă pereche oferă suma aceasta. Păi când ne-am întâlnit, au venit, mi s-a părut foarte modești. Cu o mașină, vai de capul ei, nu cred că oferă această sumă. Eu am vorbit cu ei la telefon când... Ați vorbit dumneavoastră? Ați vorbit la telefon. Eu știu, da, dacă eu... chiar așa. Domnule, nu mi se pare corect ca Fina mea să-și facă toate fițele pe banii mei. Noi, într-adevăr, avem bani. Sunt sigură că avem bani mai mulți ca ceilalți doi nași. Dar noi banii ăștia i-am adunat cu greu. Am doi copii la facultate în străinătate. Eu nu am banul cash să pot oferi 2500 de euro pentru fițele finei mele. Sincer vă spun. Mă scuzați că m-am enervat, dar... Păi, nu are nicio... Nu mi se pare exagerată suma. Adică doar mă mai gândesc că în acest moment îmi trece prin cap o idee să nu fie, poate ceilalți nași și spun că dau atât și de fapt numai pentru ca să dăm noi. Nu mi se pare corect. Cum? Să nu dea ceilalți nași suma doar așa și să ia banii înapoi. Mi se pare... Adică... Eu nu pot să ofer. Fictiv. Adică să ia, să spună 2500 și de fapt să lase 1000 sau 500 sau că să lase și restul să ia bani înapoi. Doar așa, de fațadă. Acolo mă duce gândul că mi se pare o sumă exagerată pentru o nuntă. Doi oameni modești să ofere așa o sumă, păi au atâtea de lucruri de făcut pentru ei. A, vi s-au părut mai săraci, mai... Sigur că da. În primul rând sunt persoane tinere și nu cred că au de aruncat banii pe fereastră. Refuz să cred acest lucru. Mă deranjează foarte mult că mi impun și mie lucrul acesta. N-a fost o impunere, a fost o discuție. Adică... Da, dar... De ce nu s-a făcut invers? Putea să ne întrebe pe noi întâi și ei să se alinieze. Așa mi se părea normal. Da, că sunteți mai în vârstă, adică aveți... Păi nu. Să dau banii și ei să se ducă nu știu pe unde prin țări străine, nu sunt de acord. Păi vă dați seama că dacă eu dau noi dăm 2500 de euro, dau și ceilalți nași 2500 de euro, 5000 de euro. Dar sunt bani, domnule, ăștia. Își fac nunta cu banii noștri. Nici nu pot să plusez mai mult de atât. Nu, vă spun clar, 800 de euro este ultima mea cifră. 800 de euro? Da. Păi... Mi se pare o cifră rezonabilă. Că eu am înțeles, eu am vorbit, am luat legătura, v-am spus cu ceilalți nași, cealaltă pereche de nași, și am înțeles că sunteți noastră o familie înstărită și... O fi noi înstăriți, dar noi, domnule, nu aruncăm banii așa.
Copiii învață la Oxford, în Anglia, bani trebuie și acolo. Știți cum e, toate celelalte trebuie întreținute, mașinile, totul trebuie se rezolvă cu bani. Mă gândesc la... pare rău că nu am spus de la început lucrul acesta. Probabil ei s-au gândit că dacă noi suntem înstăriți, aruncăm cu banii. Așa probabil s-au gândit atunci când ne-au contactat să le fim nași, dar s-au înșelat. Am înțeles că v-ați cunoscut la o pensiune, la undeva la Gura Humorului și... Da, nu, ei erau tineri drăguți, noi i-am îndrăgit, lor le-a plăcut de noi și... Na, și mai este o... mai este un lucru, nu sunt din familie, deci sunt două persoane străine, noi îi ajutăm, vrem să fim alături de ei, dar nu înseamnă că trebuie să dau 2500 de euro. Ok, bun. Să știți că m-a deranjat foarte tare discuția asta, pentru că am senzația că urmăresc altceva. Ce v-a pus pe dumneavoastră să discutați cu mine și bine, am înțeles că dumneavoastră vă ocupați ca toate lucrurile să decurgă bine, dar nu mi se pare corect, nu mi se pare corectă discuția. Am înțeles, doamne. Puneți-le părerea noastră și dacă nu-i târziu să renunțe, dacă vor să renunțe, pot să meargă să facă numai ei curunia, eu atât am cu drag le ofer, am vrut să particip la ceremonia aceasta, dar nu mai mult de atât. Mhm. Alo? Alo? Bună! Bună! Sunt de la firmă, de la firma de evenimente. Ah, salut, ce faci? Păi, ce să fac? Uite, bine, pe acasă am ajuns și eu mai înainte. Ia zi, ai ceva vești pentru mine? Din păcate, veștile nu sunt chiar așa bune. Am vorbit cu... a răspuns nașa la telefon. Ce ai vorbit cu ea? Le-am zis că am vorbit cu ceilalți nași mai tineri și că ăia au... zis că dau 2500 de euro, adică așa cum m-ai învățat. Nașa n-a pus botul. De ce? A zis că îi se pare foarte mult, că exagerat suma, că ăia tineri, nașii ăilalți, sunt prea tineri pentru suma respectivă și că ea nu crede și să nu fie o cacealma, adică... Hai mă, lași, ce zgârcetă, nici nu vine să cred. Vai, de mine, mă gândeam eu că ea e o leacă mai așa, mai scorpie. Nu credeam că e așa zgârcită, ce țărancă. Dacă vorbeai cu nașul, cred că era mult mai bine. Da. Poate el e mai așa, mai binevoitor, dar ea... S-a gândit să vă ofere 700-800 de euro. Vai, doamne, atâta și nu, dar ce... De ce e atâta? Ce a zis? Nu i-ai zis că și ceilalți o să dea 2500? Și a zis că ăia tineri care îi aveți voi cealaltă pereche de nași n-au de unde să dea atâția bani și că e vrăjeală. Da, de unde știi, ia, vai, ce mă enervează, vai, de mine. Și nu se mai poate discuta cu ea, nu. Nu se mai poate discuta cu ea, da. Ce zgârcită de femeie, vai, nu știu, nu înțeleg la ce se uită la bani, are atâția bani și acum stă și numărul bani, cât bani de la o nuntă, practic. Dacă o vreau să fie nașul, să scoată banii. Ia să cam prins, adică m-a dat de înțeles că voi de asta cumva i-ați ales pe ei ca naș, că ați văzut că sunt oameni bogați sau ceva de genul ăsta. S-au prins ea repede, nu știu ce să zic. Acum mi-am dat toate calculele peste cap. Cred că și suma pe care tu mi-ai zis-o era un pic exagerat de mare, știi? Haide mă la banilor, cum să fie suma asta mare? Tot timpul se laudă și tot timpul își arată toate lucrurile, cât sunt de bune și cât sunt de frumoase și cât sunt așa și acum e exagerată suma. Nu e asta, nu știu ce are, chiar nu. Nu, sau poate, na, oricum ea se vedea că e mai strânsă la pungă, așa. Bine, îmi pare rău ce să zic atunci. Asta e, o să văd eu cum o să... Și încă o chestie să zic în final. Mă auzi? Da, te auz. A fost o farsă, nu sunt băiatul de la firma de evenimente, sunt Daniel Buzdugan de la Radio Zoo și a fost o farsă! Băi, nu se poate! Aoleu, băi, ce ceapă mi-a luat! Nu se poate, mai putea să-mi faci în acasă. Acum chiar că mi-ai stricat toate calculele. Stai puțin și tu ai vorbit cu nașa, i-ai spus că e o farsă, i-ai spus că e o farsă, nașii, adică totuși, stai puțin că... Nu i-am zis nimic. Vai, bun, stai puțin, trebuie să o suni și spui că e o farsă. Cum adică, eu nu rămân, ce să fac acum cu ea? Să o suni eu să zic că e o farsă? Da, nu vine să cred. Aoleu. Alo? Alo? Bună seara.
Bună seara! Sunt de la școală, de la școala generală unde învață fetița dumneavoastră. Sunt profesorul Mistreanu. Bună seara! Poftiți, spuneți! Vreau să vă aduc la cunoștință o hotărâre care va fi, va intra în vigoare de... În legătură cu examenul? Nu, în legătură cu uniforma, doamnă, că ați văzut pe la televizor, s-a luat decizia ca în școlile 1-8 elevii să vină în uniformă. Dar nu se poate, dar noi am făcut înainte de Crăciun ședință cu părinții și ne-a comunicat diriginta că nici într-un caz nu se vor introduce uniformele școlare, chiar sunt revoltată de chestia asta. Păi... A mai fost odată, s-a mai pus odată problema atât de nesăbuit și nu suntem de acord, efectiv nu suntem de acord cu această aberație, să fie clar. De ce, doamnă? Păi nu suntem de acord pentru că copiii deja nu au uniformă de la începutul școlii, din clasa 1, practic, s-a renunțat. Suntem într-un sistem democratic când nu uniforma contează, ci ce are copilul în cap contează. Copiii au haine foarte scumpe. Este greu acum, doamne, în perioada de criză mai ales, să le faci rost de haine, să îi îmbraci ca lumea, ei cresc. Nu se poate așa ceva, deci asta este o prostie din capul locului. Și vreau să vă spun că acum de Revelion, tocmai venim din Dubai, dintr-o vacanță foarte scumpă și era evident ca să primească și copilul o amintire, nu? Să-i luăm o amintire de acolo. Dacă vreți să știți, i-am luat fetiței hăinuțe de câteva mii de dolari, dar e posibil așa ceva, dar chiar îi aruncăm pe apa sâmbetei așa? Păi, unde ați fost, doamna? Am fost în Dubai, mi-am petrecut sărbătorile cu familia în Dubai. Așa. Și am cumpărat fetiței hăinuțe de câteva mii de dolari. Așa. Și este o idee stupidă și extrem de absurdă ca să se introducă uniformele, deci copiii nici să nu poată purta, nici să nu se poată bucura, nu? De ce, păi de da, ce au? Da, doamnă, dar dumneavoastră vă permiteți să mergeți în Dubai, dar sunt alți colegi de-ai fetiței dumneavoastră de clasă care nu își permit să... Nu își permit, dar fiecare copil are o haină la care ține, care îi pune în valoare personalitatea, care îl avantajează. Consider că ne-am debarasat de sistemul comunist și am ajuns într-un sistem democratic, când, așa cum vă repet, contează ce are copilul în cap, nu ce uniformă pune pe el. Gen cearșaf, nu? Gen shorts de bucătărie. Tot așa am avut probleme mari cu profesorii de la școală, unde învață fiica mea, când i-au interzis să vină cu iPhone 4 și cu fel de lucruri la marea tehnică, nu? Discutăm. Păi da, doamnă, dar nu se poate să vină copilul la școală cu asemenea... De ce să nu poată să vină? Este dreptul lui, atâta timp cât nu deranjează pe nimeni, atâta timp cât își face lecțiile, cât răspunde la ore, cât este activ. Nu văd de ce să nu vină cu lucruri, cu produse tehnologice moderne și cu hainele pe care le are. Noi suntem simpli profesori și noi, cum să zic eu, nu ne permitem să venim cu haine scumpe, cu telefoane scumpe și este aberant ca un copil, un elev de școală generală să vină îmbrăcat mai scump, cu haine mai scumpe decât ale noastre și să aibă telefoane mai scumpe decât ale noastre. Adică ne complexează, cum s-ar spune, doamna. Și eu nu înțeleg de ce dați vina pe copii, de ce sunteți revoltați? V-am pus eu să vă alegeți meseria de profesor? Păi îmi pare foarte rău. Da, ne jigniți, doamnă, dar salariile noastre sunt foarte mici. Îmi pare foarte rău, trebuia să vă alegeți altă meserie cu salarii foarte mari. Să vă duceți pe Broadway, să vă duceți la Covent Garden, să vă faceți medici neurochirurgi și așa mai departe, ca să aveți salarii mari. Clar? Doamnă, îmi pare rău că avem discuția asta, dar vă spun că în curând, adică într-o săptămână, două, trei, cam așa ceva, va fi obligatorie această uniformă școlară. Eu cred că nu va fi obligatorie nicio uniformă școlară și să vă intre foarte bine în cap. Bun, și... Nu datorită nouă și copiilor noștri, aveți salariile pe care le aveți și sunteți așa cum sunteți. Trebuia să vă fi ales foarte bine de la început, să vă fi motivat o altă alegere și atunci ați fi avut
și dumneavoastră revelioane în Dubai și așa mai departe. Doamne, v-ați fi bucurat de un alt tip de viață, poftim. E jignitoare discuția asta, adică chiar îmi pare rău că ne tratați și mă tratați la modul ăsta. Și în cazul în care se va lua decizia ca să se poarte uniforma, vom protesta, vom sări și vă vom mânca arși de vii. Doamne, dumneavoastră glumiți, nu? Eu nu glumesc. Toți părinții din școală vor protesta. Și o să vedem domnii profesori care spun că au salarii de mizerie și nu-și permit lucruri deosebite, să vedem de unde o să ia salariul. Apropo, uite că tot m-ați provocat la această discuție, de ce nu vin și cadrele didactice în uniformă și vin numai copiii? Pentru că un cadru didactic e un cadru didactic, poate veni oricum la școală. Da, un cadru didactic poate veni oricum, să-și scuture pantalonii de noroi în clasă, în fața elevilor, să le iasă șuncile de 10 kg bucata, nu? Doamnă, nu cred că vă face cinste discuția asta. Ba, mie îmi face cinste, pentru că eu sunt o doamnă. Deci, în concluzie, ce să înțeleg de la dumneavoastră? În concluzie, să înțelegeți că nici nu ne gândim la așa o aberație. Păi, lăsați copiii în pace să se bucure de ceea ce au, lăsați-i în pace și vedeți-vă dumneavoastră de treaba dumneavoastră, vedeți-vă de educație, vedeți, investiți în altceva, nici într-un caz în mărunțișuri și nimic nicii păi, de genul acesta. Nu sunt mărunțișuri, doamnă, că dumneavoastră dacă vă permiteți să aruncați banii pe un copil, gândiți-vă că acest copil poate că nu știe să aprecieze, nu va ști să aprecieze în viitor faptul că ce înseamnă banul muncit, ce înseamnă, nu știu, să câștige el prin propria lui muncă. Mă înțelegeți? Adică dumneavoastră aruncați niște bani așa aiurea. Și copilul nu va aprecia în viitor. Adică le răsfățați pe copil mult prea tare, dați-mi voie să vă spun. Și ce vă deranjează pe dumneavoastră? Păi mă deranjează că alți copii nu-și permit. Uitați, domnul profesor, ce se întâmplă. Vă rog foarte mult, este duminică seară, este la o oră totalmente nepotrivită pentru un profesor, pentru un cadru didactic care se pretează că face educație în școală. Deci să mă sunați eu ca să închei această convorbire stupidă cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că elevii care nu-și permit să-și etaleze, mă rog, hainele pe care le au, haine scumpe de altfel, o să vină îmbrăcați în uniformă. Iar cei care își permit, foarte bine, să-și permită să vină în continuare în haine din ce în ce mai frumoase. Păi asta este o discriminare, doamnă. Adică fetița noastră să vină cu haine scumpe de mii de dolari, cum ați spus, ați pretins dumneavoastră, și alți copii din clasă care nu-și permit să vină în uniformă? Păi va fi o prăpastie psihologică între ei. Prăpastia psihologică o creează cei care nu au avut capul pe umeri în momentul în care au dorit să promulge această lege stupidă. Deci nici pe departe noi. Eu nu vreau decât să nu mai fiu agasată într-o seară de weekend, așa, de profesorii de la școală, care pun tot felul de motive stupide, care nu știu ce să mai facă să ne nebunească, în loc să se canalizeze pe educație. Păi bineînțeles că un copil nu va avea, nu va ști cum, ce înseamnă semnificația, deci nu va ști semnificația banului, atâta timp cât în școală educația se face doar din punct de vedere cognitiv și foarte superficial. Dar aminte, profesorul, dirigintele să stea de vorbă cu elevul, să explice anumite aspecte din viață. Bine, văd că nu am cu cine să mă înțeleg și îmi pare foarte rău. Deci nu se poate. Da. Oricum, decizia va fi luată și vom acționa în consecință. Acționați cum doriți dumneavoastră. 3, 2, 1, let's go! Bună seara!
Bună seara. Sunt domnul Niculescu, de la Inspectoratul Școlar. Bănuiesc că știți de ce vă sun. Aoleu, nu se poate. Nu cred. Refuz să cred. Tot cu o farsă. Ieri mi s-a făcut o farsă și toți prietenii m-au sunat, m-am făcut de râs în fața tuturor, dar ce-i bătaia asta de joc? Nu, doamnă, da, știu despre ce e vorba, tocmai de asta v-am sunat. Într-adevăr, am luat la cunoștință și noi despre faptul că v-a fost făcută o farsă de la un radio din... Problema este că în farsa aceea dumneavoastră ați avut o atitudine destul de revoltătoare de vis-a-vis de corpul profesoral, motiv pentru care, fiind numele domnului Mistreanu în joc, noi am primit pe adresa inspectoratului mai multe sesizări de la profesori, chiar și de la părinți, în legătură cu atitudinea dumneavoastră. Eu nu vreau să fac nicio farsă, sunt de la Inspectoratul Școlar efectiv, ne-am autosesizat și am vrut să iau legătura cu dumneavoastră în această problemă. Nu mi se pare normală atitudinea pe care ați avut-o vis-a-vis de cadrul didactic respectiv. Nu pot să fac nimic decât să-mi continui stilul de viață pe care l-am. Este viața mea, îmi educ copilul așa cum vreau eu, îi cumpăr ceea ce vreau eu și cu asta basta. E clar? Indiferent de atitudinea sau de poziția dumneavoastră, după câte văd destul de categorică, uniforma în școli se va introduce, doamnă, începând cu semestrul următor, asta este obligativitate. Eu vă spun foarte răspicat că cei care nu-și permit haine scumpe, cei care nu au aceste posibilități să le cumpere uniforme, cei care au posibilități să fie lăsați în pace, să nu mai fie torturați. Și am ascultat și am văzut că nu e numai asta. Dumneavoastră spuneați că fata dumneavoastră vine la școală cu iPhone 4. Păi, ok, înțeleg. Acasă, normal, vă educați copilul cum vreți. Dar când vine într-un cerc comun de elevi care vin acolo să învețe și primesc aceeași educație de la acești profesori, mi se pare normal ca să fie tratați la fel și să nu existe discriminări între ei, să și le se simtă discriminați unii copii față de ceilalți. Eu nu am cum să opresc știința și tehnica să progreseze. Și eu nu am cum să limitez posibilitățile copilului de a explora aceasta. O să-mi dau copilul la un liceu la Viena să studieze, întrucât o să-l fac avocat, pentru că așa este cel mai bine. Dumneavoastră, spălați-vă pe cap cu toate și lăsați-mă în pace, bine? Bănuiesc că mai faceți meditații în particular cu copilul dumneavoastră? Da, domnule, fac de câteva sute de euro meditații. V-am înțeles, dar trimite... Așa este normal, să-i oferi tot ce-i mai bun copilului. Credeți că în unitatea noastră de învățământ nu se oferă ce-i mai bun? Nu cred că este ceea ce mi-aș dori și eu și ceea ce și-ar dori și copilul meu. Vă spun sincer, mâine avem din nou întrunire profesorală. Unul dintre motive este acest caz al dumneavoastră și, sincer vă spun, una dintre deciziile care s-au propus a fi luate mâine este aceea de a vă transfera copilul la altă școală. Asta e culmea! Chiar culmea și fac panoramă mare! Cum este posibil? Cum să se transfere copilul la altă școală? Să am eu probleme când îl dau în Austria mai departe? Nici nu discut. Dar este posibil așa ceva? Nu știu ce atat-tam-tam, mai sunt mai un semestru. Nu cred că e o tragedie dacă copilul nostru vine în uniformă un semestru la școală. Nici nu mă gândesc. Este cea mai mare, este culmea imbecilității. Uite, poate la tribunalul de la Haga o să se rezolve. Ce a spus, doamna, unde se rezolve? Poate la tribunalul de la Haga o să se rezolve. Haideți, doamnă, că eu cred că se poate, v-am spus, o să vi-l dau pe domnul profesor, cu care cred că o să vă înțelegeți mult mai bine dacă cu mine nu putem să cădem la un comun acord. Dânsul este un cadru didactic care, v-am spus, predă de foarte mulți ani și poate să vă rezolve situația. Vă rog să vorbiți cu dânsul și să încercăm să nu mai ajungă problema asta la inspectorat, pentru că e destul de nasoală situația. Ok. Numai puțin. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Sunt profesorul Mistreanu, care în numele meu și-a dat aseară, am înțeles, domnul de la radio. Am ascultat și eu această înregistrare. M-am simțit foarte jignit de atitudinea dumneavoastră ca părinte, dacă vreți, asupra mea ca profesor și ca cadru profesoral. Dacă ați fi un cadru profesoral cu adevărat, ați încerca să renunțați la cacofonii. Ce cacofonie am făcut? Ca cadru profesoral, de pildă? Sunt revoltat, sunt obosit.
Sunt... Păi se vede că sunteți obosit. Adică vreți să sugerați că am consumat băuturi alcoolice sau... N-aș spune că nu. Poftiți? N-aș spune că nu. Eu cred că ar fi bine să evităm eufemismele, că nu este vorba despre eufemism aici. Doamnă, nu știu dacă știți dumneavoastră că în străinătate, în Occident, unde invocați dumneavoastră că vreți să vă educați copilul pe viitor, colegiile, marile colegii de acolo, au uniforme. Copiii sunt mândri să poarte uniformele cu însemnele colegiilor unde învață. Eu fac meditație cu copilul de 100 de euro pe lună și mie nu-mi convine să mi se spună cum să-mi îmbrac copilul și ce să fac, cum să-l educ. Bine, ce să aibă asupra lui, ce să nu aibă asupra lui. De ce ați folosit dumneavoastră ieri în discuția cu domnul de la radio? Ați vorbit despre alegerea profesiei când băiatul de la radio v-a spus că salariile sunt mici în învățământ și profesorii o duc greu, dumneavoastră ați spus, păi ce, eu te-am pus să alegi meseria de profesor? Păi exact, lucru pe care îl susțin și acum. De acum meseriile le alegem nu vocațional, ci în funcție de bani? Păi sigur că da, astfel încât să putem să facem ceva în viața asta, să putem trăi, să putem... Să mergem în Dubai să cumpărăm... Exact, să mergem în Dubai să cumpărăm ce vrem. Doamnă, dar nu vă e puțin rușine? Mă scuzați că sunt mai bătrân decât dumneavoastră, am școală mai multă decât dumneavoastră ca ani. Nu vă e rușine să spuneți că ați cumpărat copilului haine de mii de dolari? Nu mi-este rușine pentru că sunt banii mei câștigați cinstit, nici într-un caz furați. Doamne, vreau să vă mai spun ceva pe final și nu vreau să vă să înțelegeți greșit, da? Vă rog, vă ascult. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă. Ce nesimțire! Ce nesimțire! Dar cine și-a permis să-mi facă una ca asta? Nu aceasta este imaginea reală despre mine. Farsa vine din partea unui grup de părinți de la școala unde învață... Păi de aia, părinții ăia, în loc să aibă grija, să muncească mai mult, să se concentreze mai mult asupra muncii pe care o fac, să câștige și ei bani, să-și ducă copilul în Dubai, stau și se țin de prostii și de farse. Vă rog frumos să-mi spuneți și mie numele acelor părinți care mi-au făcut farsa. Doamnă, nu pot să vă spun numele lor. De ce? Pentru că nu pot să vă desconspir sursa. Nu-i nimic, dacă nu mi spuneți, dacă nu îmi desconspirați, așa cum ziceți dumneavoastră, numele părinților, aflați, domnule, că o să fac un mare tămbălău, o să fac un mare, mare tam-tam, iar la următoarea ședință cu părinții o să fie vai de capul lor, vai și amat de ei. Cei care mi-au făcut chestia asta mie, această farsă, sunt niște oameni fără scrupule. Iată de ce în țara aceasta toate merg cum merg, pentru că stăm și avem unii grijă altora. Nu mai putem de grijă altora. Iată de ce nu evoluăm, pentru că avem grijă altora în loc să avem grija noastră. E bine ca să aveți grijă de copilul dumneavoastră, să nu-l răsfățați prea tare. Asta nu vă privește pe dumneavoastră. Asta este problema mea. Bună seara. Domnul Gabriel? Eu sunt, dar cine e? Laurențu la telefon. Sunt un verișor de-a lui Irina, care a fost prietena dumneavoastră până... Nu, no, și care-i baiul? Păi nu-i niciun bai. V-am sunat doar să vă zic așa că eu sunt un văr de ei tare bun și tare mi s-o plâns și așa de mult suferă că v-ați despărțit și mi-a zis că v-ați despărțit de curând și e păcat că ea... O iubesc acum, doar că... Mi-a zis că v-ați despărțit de la motanul pe care-l avea e.
Că aveai un motan și am zis că ăsta a fost... Eu nu mai putem suporta, numai motan, toată relația era legată de motanul ăsta. Nu se poate așa ceva. Eu să mă despart din cauza la o mâță. Ați avut probleme cu motanul ăla sau ce? Irina avea motanul înainte de a fi dumneavoastră cu el. Păi da, că e de lăsat de mătușa ta, că e mama ei. Să el l-a motan mai mult ca la mine. Toată ziua mâncare de mâț, numai în frigider, când deschidem eu ușa, apoi... Numai pește, numai pipote, numai tele încolo. Apoi cum să mai mânci după ce mă vii de la lucru, deschizi frigiderul, dar numai mâncare de mâț. Veneam să tu la casă, că să nu mai măr la frigider, da. Meream și eu cu băieții la 2-3 beri. Și apoi ăla mă sâmța, câte noaptea urla, câte noaptea stătea, făcea ca toți nebunii. Cine, motanul? Motanul. Și apoi asta imediat spunea, iar mai mărți cu băieții la beri. Păi și nu vii acasă să... Nu, dar hai să spun altceva. Păi dar închipui-ți tu că în momentele alea când facem și noi păr de la mâța aia și în chiloți avem. Tata numai se prindea și suntem bărbați acum și de prezervativ se prindea părul ăla. Părul de mâță? Da, o însărăcie, nu. Tocmai din cauza asta să știi că nu mai mărs. Adică am dat de ales. Ori eu, ori motanul ăla. Și nu vreau să renunțe la motan? Nu, că e de la mămică sa și apoi na. Știu, ăla era, nu era motan, ăla era dracu, gol, posedat. Păi da, mă zgâria pe curi, peste tot, să urina în papucii mei. Miroseau papucii de-mi spuneau colegii că-s cu Catwoman. De vreo 3-4 ori am zis. Și apoi mi-am luat bagajul și am plecat. Chiar așa de nasol era, domnule, cu mâța aia? Doamne, era un soi de mâță de ăla cu blana lungă. Tătă ziua o perie, tătă ziua o bibile, tătă ziua o avea grijă de ea, dar păi tăt părul ăla, unde merea? Tăt părul ăla la noi în casă era, tăt părul ăla era în farfurie, în blide, pe haine, pe... Și apoi închipuiți dumneata cum să mânci fiecare zi din blide și să ai senzații că ce tu se aveam eu și avem senzația că tăt părul ăla e în gât la mine. Și nu puteți mânca că... Păi da, m-am lăsat și de fumat. Din cauza mățului? Am lăsat de fumat, că aveam senzația că e de la fumat. Senzația care o aveam. Dar păi nu era de la fumat, era de la părul ăla, bată-l Dumnezeu. Bun, și el nu a vrut să renunță deloc la mâța aia? Nimic. Ce? Mi-a zis că nu, ea ține, iubește mâța aia așa. Apoi tăti haia, are haine pentru mâță. Are haine, le băga mașina de spălat împreună cu hainele mele. Tot părul ăla era... pe blugii mei, pe ploverele, cămășile mele. Într-o seară am pus ciorapii pe calorifer, la uscat, la baie. Nu mai spun de mocheta aia care era o mochetă în baie care să nu fie frig la mâță, să nu răcească mâța, motanul. Și apoi nu ți imaginezi, dumneata, cum mirosa mocheta aia. Să-mi pun eu ciorapii la uscat acum. Stați un pic, avem mochetă? Da, o mochetă în baie unde să nu răcească mâța, să nu stie pe gresie. Și apoi toată mocheta aia, cum puța, domnule, cum puța, păi țâniți, tot pișatul, tot era acolo. Și apoi când meream eu la baie, puneam tălpile jos, trebuia să măr la duș imediat. Și apoi las ciorapii acolo și dimineață când măr să-mi iau ciorapii, plin de păr de mâță. Și apoi odată am luat cotoiul ăla și l-am zburat odată în cameră și de acolo dă-i scandalul. Cel mai bine era când eu eram singur acasă. Lăsam motanul, eu băgam motanul în șifonier. Și apoi lăsam motanul, odată l-am și uitat acolo. Unde? În șifonier. Așa. Și apoi dă-i scandal când a venit ea acasă, că de ce... N-am eu grijă, de mâță își ieși o chinui. Așa, ați băgat motanul în șifonier acolo? Pe timpul băgam acolo, ca să pot sta și eu liniștit. Ceartă, dă-i ceartă și apoi țara nici în pană mai mers cu mine. Păi ce, m-a refuzat, cum, eu chinui motanul, păi cum? Eu sunt un animal, apoi nu merit absolut nimic, nici dragoste, nici nic. Chiar v-a iubit și îi pare rău că v-ați despărțit până la urmă, că... Na. Domnul meu, eu încă o iubesc, dar nu pot trece peste tot părul ăla. Toată mizeria care era în casa aia, toată iubirea pe care Irina numai la motanul ăla. Și apoi încă una, când am auzit că vrea să-i aducă mâță, păi motanul ăla nu-i castrat. Și apoi să-ți vezi dumneata când intra în călduri, cum ce era acolo în casa aia, că veni vecinii. A, nu l-a castrat? Păi nu, și voia să-i aducă mâță de la o vecină. Dar de ce nu l-a castrat? Păi da, că sunt grașă. Nu o să mai poate așa ceva. O iubesc, mi-e dragă, eu cred că sunt bolnav genier din cauza motanului.
una cu țigara, că m-am lăsat, tușez din numai, și apoi doctorul mi-a zis, dar păi cât păr ai înghețâma ta, cât păr ai în plămân și apoi în stomac, pune și dumneata-mi, distrug sănătatea, fie cum o arăta ea, Irina, dar păi eu nu mor acum pentru un motan. Și nu se mai poate face nica? Dacă scapă de motan, apoi eu sunt omul ei. Da, eu nu cred lucrul ăsta, pentru că e tătă numai mâța aia. Îmi pare rău, sincer să fiu, că să știți că Irina o ține la dumneavoastră și chiar... Da, păi și la ăla, dinainte o ținut, ăla de-o stat 3-4 luni, Ovidiu ăla, nu știu cum o chema. Da, cine? Ăla dinaintea mea, păi ăla tot din cauza asta o măr de acolo. Prietenul dinaintea noastră? Da, sigur, ăla 3 luni, 4 luni, cât o stat nici nu merea la ea când, din cauza... motanului. Păi da, dumneata, știi cum e să faci dragoste? Și apoi să te lingă motanul pe tălpi? Păi da, m-am speriat, am zis că-i dracu. Dumneata, ești bărbat, când faci dragoste, te linge motanul ăla, dracul ăla la tălpi. Păi mă speriam de... Motanul era în cameră acolo? Păi da, unde? Păi... Mă linge pe tălpi. Nu-l scoate din cameră când vă iubeți? Nior la el la ușă de zicei că-i dracu. Am înțeles. Păi dă-i drumul în cameră și apoi dă-i tot pe noi, tot pe noi. Tare rău îmi pare că nu... Păi transmiteți din partea mea, Irine, că dacă scapă de posedatul ăla, una, două mă întorc la ei. Dar cu motan eu nu fac casă. Cum? La noi motan. Eu cu motanul nu fac casă. Eu vreau să fac casă cu Irina, nu cu motanul. Nu, dacă așa e, dacă scapă de motan, apoi imediat eu sunt în relație cu ea. Pentru că încă o iubesc pe Irina. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zuș. A fost o farsă! Ce-a fost? A fost o farsă! Tu ce, Dumnezeu, farsă. Cum? Lasă-mă, domnul, ia-mi pace. Ce farsă? Ce înseamnă farsă? O glumă. Dar nu e nimic glumă din toată povestea asta, că eu de-aia am plecat de la Irina. Dar dumneata, de unde știi toate astea? Eu sunt de la Radio Zoo și a fost o farsă. O, ce domnule, și lasă-mă în pace. Irina mi-a zis să vă fac o farsă. Păi a scăpat de motan sau nu? Cum? Mai are motanul sau nu? Nu, lasă că o sun eu acum. Bine. Mai există vreo șansă de împăcăciune? Dacă renunță la motan, apoi eu una, două scuie înapoi. Sunt de la compania de securitate a magazinului din mall. Ați fost zilele trecute la noi la magazin la cumpărături? N-am fost, nu mai știu, nu mai țin minte, nu cred că am fost. De ce? V-am zis că sunt de la compania de securitate a magazinului, unde dumneavoastră ați fost surprinsă de camerele de supraveghere îndepărtând banda magnetică de la o rochie de seară culoare verde Rucola, fără să o plătiți. Ați probat, ați îndepărtat banda magnetică și ați plecat cu rochia pe ușa magazinului fără să o plătiți. Nu e adevărat, n-am făcut așa ceva. Deci dumneavoastră ați intrat în magazin, ați probat rochia, ați îndepărtat banda și ați plecat fără să plătiți rochia respectivă. Adică ați... Nu e adevărat. Ce, aveți dovezi ca să demonstrați chestia asta? Noi avem înregistrarea respectivă cu dumneavoastră și această înregistrare va ajunge la poliție. Și cum ați făcut rost de numărul meu de telefon dacă tot eu, știți că eu sunt pe cameră? Poate nu sunt eu, poate e alt număr. Bun, ați putea veni la magazin să facem confruntarea? Pentru ce să vin eu acolo? Nu vin. Nu sunt obligată, nu vin. Dacă nu eu am furat-o, nu eu am luat-o, nici nu știu despre ce rochie am vorbit. Nu mă interesează, eu știu prea bine că n-am furat nimic și nu vin. Bun, ar fi bine să vă mai gândiți. Eu vă mai sun peste jumătate de oră sau o oră și vă rog să-mi răspundeți la telefon. Da. Bun, vă gândiți în timpul ăsta? N-am, domnule, la ce să mă gândesc. Am zis odată că nu și nu. De câte ore ai să mă sun, de atâtea ore am să spun aceeași chestie, că n-am furat eu. Ce, domnișoară, credeți-mă că e nasol. Eu revin în jumătate de oră cu un telefon și ne auzim atunci. Revin, domnule, cu două telefoane și eu spun aceeași chestie. N-am furat și gata. Da. Alo? Deci întrebarea mea este aceeași. Ați furat rochia sau nu ați furat rochia? Domnișoară, deci noi știm tot, avem pe camere înregistrarea, absolut toată înregistrarea, deci v-am descoperit și la un alt magazin unde ați fost și ați plătit cu cardul, că de acolo avem datele noastre, că la un alt magazin ați fost și ați plătit cu cardul. Nu știu. Vă spun eu că țin minte eu, clar. Poate veni și cu rochia respectivă. Deci ați luat dumneavoastră rochia sau nu ați luat-o? Nu, recunoașteți acum că nu vă tai capul, nu e nicio problemă, dar cu dosar penal și cu așa mai departe, mai bine...
Nu că am furat-o. Am fost și am probat rochea și m-am dus inițial la casă să o plătesc. Și nu era nimeni acolo, nu se uita nimeni la mine și am zis că ce se întâmplă dacă plec cu ea așa. Dumneavoastră știți cât costa rochia respectivă? 19 milioane, 1900 de ron. Aveam nevoie de bani ca să plătesc taxa la facultate și am vândut-o, na, îmi pare foarte rău acum, ce pot să fac, îmi cer scuze, o să vă aduc banii înapoi măcar, dacă nu reușesc să iau rochia. Da. Ah, deci nu mai aveți rochia? Nu mai am. Cum nu mai aveți rochia? Păi am vândut-o unor prietene, că aveau nevoie de ea, două dintre ele, și au zis că o iau la comun și mi-au dat banii ca să-mi plătesc taxa la școală, la facultate. A, deci rochia e vândută? Da. Să înțeleg că rochia nu mai aveți în momentul ăsta? Nu am vândut-o, v-am zis. Îmi cer scuze, dar aveam nevoie de bani. Și cu cât ați vândut-o? Cu 7 milioane. I-am urma să merg mâine să-mi plătesc taxa la facultate, dar n-au să-i aduc înapoi măcar pe ăștia, nu știu. Nu vreau, sincer, chiar nu vreau să se ajungă la poliție. Bun, dar inițial ați zis că nu... Că n-ați furat-o, că nu e adevărat, că o țineați sus și tare, că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Îmi cer scuze, dar am zis că poate nu... Important e să recuperăm acest prejudiciu. O să vă aduc măcar o parte din bani sau o să văd, poate pot să iau rochea înapoi. Situația e în felul următor. Deci mâine noi avem inventar, da? Deci eu mâine vreau ca rochia respectivă sau banii respectivi să ajungă înapoi la noi. Văd cum am să fac, o să încerc să aduc banii sau poate reușesc să aduc rochea, nu știu. O să vorbesc cu ele și o să văd. Și vă mai trebuie un certificat, dacă puteți, aveți o cunoștință la... Aveți doctor de familie? N-am niciun doctor, n-am fost bolnavă niciodată, n-a fost nevoie să merg la doctor, nu. V-ar trebui un certificat medical. Noi nu dăm mai departe la poliție, dar... Mai sunt verificări, mai... Eu nu pot să vă acopăr așa fără un certificat. Așa niște cunoștințe, dar... Trebuie un certificat medical, cum că suferiți de, nu știu, de amnezie, de ceva de genul ăsta. Nu știu, să încerc, nu vă promit. Eu pot să vă dau un număr de telefon de la un coleg de-al meu. Da, spuneți. Puteți nota dumneavoastră și îl sunați? Da. Luați legătura cu el și vă explică exact ce se întâmplă. Pentru că noi mai avut situații de genul ăsta și am încercat să-i scoatem pe oameni. În momentul în care ei aduceau prejudiciu înapoi. Dar noi trebuie să avem pentru această înregistrare, că aceste înregistrări nu se pot șterge. Da. Și atunci e nevoie de un certificat medical. Cum că, domnule, uite, a fost într-o situație, ceva de genul. O să mă coste? Cum? Ceva? O să mă coste ceva sau... Vă costă ceva acolo, nu știu. Vorbiți cu persoana respectivă. Da. Bine. Doctor Cluceru se numește, notați. Da, Cluceru. Cluceru, da. El știe despre ce. Povestiți că ați furat o rochie din magazin și e nevoie de o acoperire medicală. Am mai avut situații de genul ăsta. Da, o să sun și să văd, să aduc rochia sau banii și adeverința asta, certificatul ăsta medical. Sunați-l în 20 de minute, că îi explic eu situația și sunați atunci, da? Da. Ok. Aduc înapoi ori rochea, ori banii, numai vă rog frumos să nu sunați la poliție. Ai mei nu au bani, tata e bolnav și aveam nevoie de banii ăștia și de asta am luat-o din magazin. O să fac tot posibilul să nu ajungă la poliție și să nu se afle. Bun, o să vorbiți cu doctorul Cluceru și vă lămuriți cu el acolo, da? La revedere și vă mulțumesc încă o dată. Alo, da? Bună ziua, cu domnul doctor Cluceru, vă rog. La telefon, spuneți. Am numărul dumneavoastră de telefon de la un domn de la securitate de la mall și fost surprins luând o rochie pe care nu am plătit-o și mi s-a spus să vă contactez pentru un... Da, ce vreau să vă întrebați, fost surprins să ați luat o rochie sau ați furat-o? Că dânsul mi-a explicat altceva. Am luat-o fără să plătesc. Pot să vă spun că aveți noroc, că sunt un prieten bun cu băiatul de la securitate și mi-a transmis că sunteți o fată drăguță și să fac tot posibilul să vă ajut să rezolvăm această problemă. Vreau să vă întreb, spuneți-mi întâi câți ani aveți? 22 de ani. Lucrați sau? Sunt studentă.
N-aveam bani și dacă nu plătesc taxa următoarele săptămâni, nu pot termina facultatea și a fost chiar, nu știu, pe moment mi s-a părut o idee bună. Acum... Singura soluție pentru dumneavoastră, nu știu dacă va explica colegul meu, nu o să ajungă la poliție, dar pentru acoperi înregistrările video de la cameră, dumneavoastră aveți nevoie de un certificat medico-legal din partea noastră. Ok, vă fac un astfel de certificat prin care dumneavoastră să demonstrați că suferiți de o boală care vă îndeamnă la furt, să zic așa, ca să scăpați de închisoare. Chiar vă rog să mă ajutați în chestia asta. Ok. Când ați furat rochea asta, ați furat-o cu o mână sau cu două mâini? Mai păi țineți minte? Am pus-o în geantă, nu mai știu dacă am pus-o cu o mână sau cu amândouă mâinile în geantă. Pe noi ne interesează treaba asta pentru că dacă ați furat-o cu o mână, trebuie să trecem în certificatul medico-legal. Dacă ați furat-o cu o mână, suferiți de monogamie. Dacă ați furat-o cu două mâini, suferiți de bigamie. Vreau să știu neapărat pentru că sunt două boli diferite și au altfel de abordare din punct de vedere juridic. Am pus-o sunt dreptace și am pus-o cu dreapta în geantă. Am înțeles. Bun, o să menționez monogamie. Ați mai furat și din alte magazine? Puteți să fiți sinceră cu mine pentru că nu am niciun interes, vreau doar să rezolv un problemă. Nu, e prima dată și o să fie și ultima. Vă fac un certificat în care sunt toate aceste date ale dumneavoastră care mi le-ați dat, inclusiv faptul că suferiți de monogamie. Treceți dumneavoastră pe la mine, pe la cabinet, luați acest certificat și puteți veni mâine în jurul orei 10 să ridicați certificatul de la mine de la cabinet? Da, să-mi spuneți cât mă costă. Vă costă 4 milioane. Vai, dar eu n-am de unde să vă dau atâția bani. Vă dați seama, dacă aveam atâția bani, nu mai luam rochea din magazin. Dar banii ăștia nu am de unde să vi-i dau. Nu știu ce să vă zic altă, nu știu, să vă plătesc altfel, să vă dau bani în rate, nici nu știu. La momentul de față nu am de unde să vă dau atâția bani. Alo? Da? Daniel Buzugan, sunt de la Radio Zuș, a fost o farsă! Da. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Domnișoara Iolanda? Da! Doctorul S***u sunt. Bună ziua, domnul doctor! Spuneți! V-am sunat să vă întreb o chestiune. Spuneți! E o chestiune mai delicată și vreau să fiți foarte sinceră cu mine. Ați avut luna trecută gărzi de noapte? Da, am avut. Și îl cunoașteți pe un anume Ciprian? Mi-a fost pacient, da, dacă mi-aduc bine aminte. E un băiat tânăr care a stat în spital la noi internat. În calitate de pacient, da, îl știu. Și ați mai avut și altă calitate față de el? Despre ce vorbiți? Dacă ați mai avut și altă legătură cu acest băiat? Nu am mai avut. Îl cunoșteați dinainte de a se interna în spital? Nu, eu nu știu mai mult decât atât. A fost internat, am avut grijă de el și atât. Avem o reclamație de la un pacient, un alt pacient, care mi-a zis niște lucruri mai puțin plăcute. Sunteți căsătorită din câte știu eu? Da, de un an de zile sunt căsătorită. Aha. Dar spuneți, vă rog, ce aveți de zis? Păi, eu am înțeles că ați avut o relație nepotrivită cu acest pacient al nostru, ceea ce este deosebit de grav. Doamne ferește, dar păi, niciodată n-am făcut lucruri din astea eu. Păi, e o reclamație din partea unui pacient care știa lucrul ăsta. Dar ce pacient? A fost pe salon cu el, deci un pacient care a fost pe salon cu acest băiat despre care e vorba. Vă spun sincer că nu s-a întâmplat nimic. Urmează să facem disponibilizări și crede-mă. Dar eu țin mult la slujba asta și nu... Între a fi șomeră și a fi un medic de succes stă semnătura mea, da? Deci, știu asta, domnul doctor. Eu mă ocup personal, da? Eu te dau afară din spital. Dacă tu nu îmi recunoști treaba asta și îmi spui exact ce s-a întâmplat, voi face toate demersurile pentru a fi aruncată din spital. Eu am înțeles că tu ai mai fost anul trecut cu un doctor de la noi din spital. Da, am fost câteva luni cu domnul doctor Cristian. Aha. Asta înainte să fiu căsătorită, deci nu avea nicio treabă, nicio legătură. Am informații de la colegii asistente că vă închideați în timpul gărzii în cabinet la el și se întâmplau lucruri pe acolo. Cum să vă zic? Domnul doctor, dar mi-e jenă să vă recunosc dumneavoastră așa ceva. Cum să vă zic? Că aveți dreptate, că am făcut așa? Vă dați seama, mi-e și mie rușine. Ce să zic, acum nu aș mai face. Îți recunoști vina? Da, acum a recunoscut. Bun, și cu pacientul Ciprian, cum a fost? Domnul doctor, spuneți-mi altceva, să vă, nu știu, pedepsiți-mă într-un fel, dar nu-mi luați nici slujba.
Vă rog mult. Tu recunoaște mie, eu sunt sigur de anumite chestiuni, da? Nu mă înșel, da? Și a venit omul respectiv la noi, mai avem și mărturia unei colegi asistente care mi-a zis că a lipsit un timp la gardă, că erai toată ziua bot în bot cu... Cine? Îmi puteți spune? Cineva din spital mi-a povestit despre tine, da? Deci cineva din spital mi-a spus că da, tu cu Ciprian, cu acest Ciprian, ai avut o altfel de relație decât cu ceilalți pacienți. Și mai mult, bolnavul respectiv a venit și mi-a povestit că v-a surprins în timp ce erai cu acest pacient al nostru. Deci nu mă interesează, e problema ta, dar dacă tu nu-mi recunoști în momentul ăsta, deci între a fi un medic de succes și a fi șomeră, stă semnătura mea. Știu asta, domnul doctor. Și îmi pare rău, na, ce să zic. Oricum, dacă se află în afară de faptul că nu o să mai am servici, îmi pierd și soțul și... Mi s-ar întâmpla un lucru foarte greu, vă rog frumos să mă înțelegeți. Tu ai avut relații cu pacientul în spital la noi? Recunoaște. Nu, da gândește... Da, am avut într-o seară. Deci s-a întâmplat în spital... Doar într-una din seri. Și în spital? Da, în spital. Acolo, în salon. Și tu cum te simți în momentul ăsta? Adică, sau, nu știu, atunci, nu... Penibil, vă dați seama, jenant, n-am cuvinte... Mi-e rușine în primul rând de dumneavoastră, care îmi sunteți superior și ați aflat așa ceva și trebuie să discutăm astfel de lucruri. Ești fata spitalului sau, adică vine orice pacient sau unul mai drăguț și... Nu vorbiți chiar așa, nu sunt așa, dar a fost un moment, nu știu ce a fost cu mine, nu am control pe ce am făcut atunci. A fost un tip cu care am vorbit mai multe, mi s-a părut de treabă. Aveam și eu probleme în căsnicie în perioada aia și îmi pare foarte rău, vă dați seama. Acum spuneți dumneavoastră ce să fac. Dar unde s-a întâmplat treaba asta? Acolo, în salon, pe patul pacientului. Nu mai era nimeni? Mai era un pacient mai bătrân, dar dormea chiar și sfărăia la un moment dat și am zis că nu aude. Nu m-am gândit atunci, am zis că o să întâmple repede și... Da, e foarte urgent. A fost doar nevoia momentului și acum... Aș da orice să dau timp înapoi să nu mai fac lucrul ăsta așa urât și jenant. Eu nu sunt o femeie ușoară, nu fac asta la ordinea zilei. Poate că asta v-am lăsat impresia și mai ales la ce lucru jenant s-a întâmplat. Nu sunt așa, eu am avut niște probleme atunci și a trebuit să mă descarc. Și am vorbit cu băiatul acela, era de treabă, așa părea, și m-a ascultat. Era și simpatic. Eu aveam probleme de căsnicie, bărbații, mă rog, și acum le avem, mai bine nu mă găsătoream, bărbații mi s-a luat și bea. Am găsit și eu un refugiu în seara aia. Și să-mi spuneți și mie, o să mă dați afară în urma ce s-a întâmplat? Depinde de tine problema asta. Depinde de tine. Nu știu ce gânduri ai tu, nu știu ce vrei tu să urmezi. Păi dumneavoastră, eu aștept să-mi spuneți dumneavoastră ce să fac. Mi-a spus că dacă vă recunosc, e mai bine, că o să fie mult mai bine. Eu nu vreau să-mi pierd locul de muncă. Tu de când timp ești la noi în spital? De 2 ani. Tu de 2 ani de zile de când ești în spital, ai mai văzut lucruri de genul ăsta? Adică... Mai sunt, da, știți, colegi, nu sunt nici ei, colegele, nu sunt... ușă de biserică. Se mai întâmplă astfel de lucruri. Am avut eu ghinionul să mă spună cineva, să fiu părâtă. Colegii se mai combină la noi, între ei, în gărzile de noapte, așa se mai întâmplă. De asta am și făcut treaba asta. Știam că au mai avut loc treburi de genul ăsta și... Se combină cu pacienți? Domnii doctori, cu asistentele, colegele mele și... Ce să zic? Nu că m-am inspirat, mi-am permis și eu. Cine se combină? Ai putea să-mi spui cine se combină? Nu mă interesează pe mine lucrurile astea. Nu pot să vorbesc. Eu nu o să spun niciodată. N-aș putea să... Nu recunosc vina mea, am greșit și cu asta basta. Nu am ce să fac. Vă rog frumos să mă iertați că v-am pus într-o astfel de postură și vă promit solemn și în față când o să vă văd că nu o să mai fac
chidioțenii de-astea în spital. În altă ordine de idei, acum că ne-am făcut confidențe, tu peste două săptămâni ce faci? Peste două săptămâni când? Probabil că o să lucrez. Da, o să mai lucrez în continuare. Și știi de ce o să lucrez în continuare? Pentru că ești o fată foarte drăguță și fetele drăguțe întotdeauna au trecere la mine, precum bine știi. Și pentru că ai fost sincer în primul rând. Cu o semnătură te scoteam din sistemul sanitar, crede-mă. Recunosc și îmi pare rău încă o dată că s-a întâmplat așa ceva și v-am spus că vă promit, nu o să se mai întâmple, nu o să auziți. Cel puțin dacă rămân în spital și o să lucrez în continuare, mie îmi place foarte mult jobul acesta și pe plan profesional nu are absolut nimeni ce să-mi reproșeze. Peste două săptămâni, pe weekend, ce faci? Domnul doctor, eu nu mai știu ce o să fac mâine în condițiile astea. Sunt foarte emoționată, mă simt prost față de dumneavoastră. Nu știu ce fac, nu cred că am program. Vreți să vin să lucrez și în weekend? Nu-i problema, eu vin. Nu, e vorba că eu o să fiu invitat la un congres de medicină la Zurich și voiam să-ți fac o invitație. Și, adică și cu ce? Să mergi cu mine la Zurich. Ai putea? Eu aș vrea, nu știu ce să vă zic, aș vrea să mă duc și eu acasă, să vorbesc cu soțul, să-i spun cât durează, un weekend, adică două nopți? Păi nu, ar fi plecarea de joi seara și întoarcerea luni dimineață. E un congres de medicină la... Deci patru nopți. Îmi permiteți, vă rog, să mă gândesc până mâine dimineață. Nu pot să iau decizii de una singură, mai ales așa, sunt căsătorită, v-am spus. Bun, trebuie și să ai putea să-mi dai răspunsul mâine dimineață, da? Mâine dimineață, da, vă spun concret. V-am spus, eu îmi doresc foarte mult să vin. Nu vreau să te simți obligată, forțată, nu știu ce. Nu, Doamne ferește, dacă dumneavoastră spuneți, fac ce spuneți dumneavoastră. Orice. Păi atunci revin eu cu un telefon mâine dimineață, da? Aștept telefonul dumneavoastră, vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Alo? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul doctor! Da, spuneți, așteptam telefonul dumneavoastră. Hai să stabilim un lucru din start, da? Să nu mai îmi spui spuneți, să vorbim la pertu, adică... Da, eu vă respect și nu-mi permit să vorbesc altfel cu dumneavoastră. Ei, hai, lasă. Dar din momentul ăsta o să vorbim așa, dacă doriți dumneavoastră. Adică dacă mă respectai, nu făceai prostiile pe care le-ai făcut. Da, în fine, nu, hai că glumesc acum. Revenim la... V-am zis, îmi pare rău. Da, exagerez și eu cu treaba asta. Da, în legătură cu ce am vorbit, voiam să vă zic cu părere de rău că nu pot. Am vorbit cu soțul, nu a fost de acord sub nicio formă. M-a întrebat că... Cum? De unde până unde? Pe mine, din toate asistentele, stai un pic, tu ai zis că ai vrea să mergi la congres cu mine? Da. Doar cu mine? Păi, domnul doctor m-ar fi sunat și probabil că mi-ar fi cerut o colegă de cameră să vorbească cu ea. Păi, și cum să-i spui soțului tău? Doamne ferește, mă bagi în belele, măi. Nu pot să cred. I-ai spus treaba asta că te-am invitat eu sau ce? I-am spus că e vorba de un congres și i-am zis, e vorba de facultatea mea, îmi doresc și eu să ajung medic, cine știe. Soțul tău ce a zis? Adică ce? Păi și a zis să devin eu medic și mai vorbim după aceea. Nu înțelege, nu, sub nicio formă. Mi-aș fi dorit foarte mult, dar nu știu, dumneavoastră cum m-ați ales pe mine? Puteam să alegeți oricare altă colegă, mai sunt și fete necăsătorite. Pentru că ai avut buba asta, adică ai avut problema asta. Da. Bârfele din spital și reclamația pe care am avut-o. Și nu știu dacă țineți neapărat lucrul ăsta, putem să facem, să mergem la un hotel și aici. Stai un pic. Deci ai intuit exact care e problema, nu? Sau... Păi bănuiesc că dacă eram singura cu care voia să merge. Normal, Iolanda, din moment ce eu te-am sunat ca să te întreb de problema ailaltă pe care tu ai avut-o și ți-am zis că am... Și de ce m-ați ales așa? Cum? Și de ce m-ați ales așa? V-am zis, dacă e vorba de așa ceva, să fim împreună... De ce ai întrebat de ce te-am ales pe tine sau cum? Da, așa v-am întrebat. Sunt atâtea fete drăguțe în spital și... Na, nu știu.
Tu de ce crezi că te-am ales? Eu am pus ochii de mult pe tine. Dar puteam să-mi spuneți mai de mult. Nu puteam să spun mai de mult pentru că nu sunt eu genul. Dar a apărut problema asta cu reclamația și cu alte discuții și am zis hai să te sun. Să înțeleg că a fost, v-ați făcut curaj sau cum? Da, mie mi-a plăcut foarte mult de tine. De multe ori te-am văzut în spital. Noi am lucrat vreodată împreună? Nu am lucrat niciodată împreună. Și de multe ori mi-ai creat palpitații ventriculare. Și dumneavoastră sunteți un domn foarte bine, dar nu mi-am permis niciodată. V-am spus, vă respect foarte mult și îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Dacă ai întrebări, poți să îmi pui întrebări, nu știu. Pentru că e normal să-ți pui și tu întrebări. Nu am întrebări. Știu că aveți o soție, știu că este medic la fel ca dumneavoastră. La fel ca tine când o să termin facultatea de medicină. Așa sper și eu. Asta cu faptul că sunt căsătorii nu te deranjează, bănuiesc, nu? Adică... Nu mă interesează pe mine lucrurile astea. V-am spus și eu sunt căsătorită, nu am o căsnicie tocmai perfectă. Dar... Îmi place să-mi trăiesc viața. Nu vă gândiți că sunt vagabondă sau ceva, că nici nu merge. Soțul v-am spus, bea destul de mult, joacă banii la cazinouri. Relația fizică merge? Sau și acum? Nu. Sunt probleme? Foarte mari probleme, n-am fost niciodată compatibil. Ce să mai zic acum, nu vreau să divorțez, dar... M-am sfătuit și cu mama mea și ea mi-a zis să-mi trăiesc viața, asta e, dacă m-am măritat, acum nu e capăt de lume. Cine știe și el ce-o face? Crezi că și el... Nu știu, nu l-am prins până acum cu nimic, acum... Deci nu merge treaba între voi? Nu prea merge. Tu când... Sau voi cu ce regularitate vă iubiți, dacă nu-ți prea nici nu mai țin minte, cred că au trecut vreo 2 luni de când nu am mai făcut nimic. 2 luni de zile? V-am spus, nu ne merge bine. El are hobby-urile lui, nu... Bun, adică tu vrei să spui că tu n-ai mai trăit cu el de două, adică nu te-ai mai iubit cu el de 2 luni de zile? Da, v-am spus și tocmai de-aia s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Adică ești o femeie foarte frumoasă, ești una din cele mai frumoase femei de la noi din spital, de acolo. Mulțumesc, știu, dar se pare că la el nu a avut legătură prea mare lucrul ăsta. În fine, da. I-a plăcut de mine, m-a plăcut la început, acum nu mai suntem ca la început. Nu te lasă, nu, sunt șanse slabe să poți pleca. Nu, din țară chiar nu pot pleca, dar v-am zis, așa o seară aici, mi-ar fi mult mai ușor. Aș zice și eu că sunt de gardă și... Ți-am zis, mie îmi place foarte mult de tine. Mulțumesc. Și, da, tu ești căsătorită, eu la fel. V-am spus, asta nu mă reține să fac nimic. Și mă gândeam să avem, cum să spun eu, adică să te gândești, pentru că ești o fată inteligentă și mie îmi place foarte mult de tine, să te gândești la posibilitatea de a fi parteneri fizici, cum s-ar spune, fără nicio obligație. Când ai chef, suni, când am chef, te sun și... Dacă poți, ne vedem? Da, cu siguranță. Despre asta vorbeam și mai devreme. Să știți că eu am înțeles de la început ce se întâmplă și am acceptat. Nu te-ai simțit nu știu cum? Nu m-a simțit. V-am spus, sunteți un domn prezentabil. Nu am avut curaj să vă spun nimic, nici nu am ridicat capul la dumneavoastră până acum, dar dacă tot am avut ocazia să discutăm, e o plăcere. Da, ok. Pentru că vorba aia, suntem cadre medicale și dacă noi nu suntem open-minded, înseamnă că ăilalți oameni care sunt altfel ar trebui să... Pentru că îmi place, ți-am zis, mi-ai provocat multe palpitații ventriculare, cum ar... explicând pentru... Meseria noastră. Pentru cei care ne ascultă, pentru ascultători, adică un fel de... De fact, friends. Adică pentru ce... Pentru cine? Pentru cei care ne ascultă, pentru... Cine ne ascultă? Mai sunteți cu cineva? Nu, de ce? A spus ascultători. Păi, nu știi că acum se ascultă telefoanele astea ca... Da, sper să nu fie atât de interesantă convorbire. Da. Noastră. Păi, ziceam și eu așa. Ideea e că mie îmi place foarte mult de tine și aș vrea să avem o relație... mai mult fizică, adică fără implicare, pentru ca să nu există probleme, că în momentul când există implicare, sentimente, atunci e un pic mai dificil și pentru tine și pentru mine. Da. Adică un prieten
Fac friends. Cum? Fac friends. Da. E o traducere în englez. Da. Mai... Da, ceva de genul ăsta. Da. E ok, da? Da, este ok, v-am spus. Îmi pare rău că nu pot să vin cu dumneavoastră la congres. Mă înțelegeți, nu am ce să fac. I-am zis așa, nu suportă ideea că nu ar mai fi alte colegi. Vă dați seama, mă înțelegeți. Bun, păi atunci cum faci? Tu când ai putea să scapi vreo câteva ore de acasă? Păi bine seară. Da, e ok. O să am tură de zi și o să spun că țin locul unei colege și mai stau câteva ore seara. Ok. Și cât ai putea să, adică de exemplu, la cât ai putea să ajungi? La cât ar trebui să fii acasă? La 10, jumate, 11, 12 maxim, să spun că fac unei colege câteva ore. Aha, am înțeles. Ok. Păi atunci ne vedem poimine. Ok, așa rămâne. Și îți dai seama, la mine nu se poate. În spital nu vreau să am... discuții să intru în gura a lumii. Păi nu în spital, un hotel. Ce hotel? Alegeți dumneavoastră. Păi nu, zi la tu la un hotel la care îți convine. Alegeți dumneavoastră, nu țin. Și unde vreți dumneavoastră? La... ai ok? Da. Bun, și la ce oră ne-am putea vedea? La 5:30, 6. O să vin acolo cu un taxi. Să vin să te iau eu? Nu, lăsați să nu... Să nu fie ceva, să vadă cineva, să nu se întâmple mai... Vin cu un taxi, e cel mai ușor. O să pun pe un prieten să închirieze camera, pe numele lui. Te duci la recepție. E o cameră rezervată, notează. N-am putea să vorbim și mâine, eventual poimine, e mai ușor așa. Sau să-mi dați un mesaj cu camera și etajul și numele. Camera nu o să fie pe numele meu. O să fie pe numele unui prieten de-al meu. Îmi spuneți numele prietenului. Păi, îmi dați un mesaj cu toate datele astea, e cel mai ușor. Îți zic acum numele prietenului, e foarte simplu. Camera va fi rezervată pe Daniel Buzdugan de la Radio Zoo. A fost o farsă. Doamne ferește, și m-ați dat pe post sau o să mă audă lume? Doamne ferește, și soțul meu ascultă Radio Zoo. Doamne, mi-a... cea mai proastă glumă posibilă.